Josef Mengele, alias Îngerul Morții, s-a născut la 16 martie 1911 în Günzburg, Bavaria, Germania. Tatăl său avea o companie numită firma Karl Mengele & Schön. Josef a avut doi frați mai mici, Karl și Alois, dar despre copilăria sa se știe puțin. Pe măsură ce a crescut, a studiat filozofia la Munich și medicina la Universitatea din Frankfurt. În 1935 a scris lucrarea de disertație cu tema diferențele rasiale în structura maxilarului. A obținut o diplomă în filozofie la Universitatea din Munich, unde se spune că este puternic influențat de Alfred Rosberg. Este scris că acest mentor a fost una dintre principalele influențe din spatele ideologiei naziste, inclusiv teoriile superiorității rasei. 5 ani mai târziu își va termina doctoratul în antropologie fizică. Dacă nu știi ce este, se preocupă în principal de modul în care evoluează corpurile noastre, cum suntem diferiți fizic și ce înseamnă asta. În curând veți vedea ce legătură are acest lucru cu ceea ce a făcut mai târziu în viață. În 1937 a studiat sub conducerea expertului german în domeniul gemenilor, alăturându-se la Institutul pentru Biologie Ereditară și Igienă Rasială. Apoi s-a alăturat partidului nazist și SS și a fost înrolat în armată, lucrând ca expert medical. A văzut o mulțime de acțiuni pe frontul de S, fiind grav rănit și trimis să lucreze înapoi în țară ca medic. Înainte de asta a primit clasa 1 Crucea de Fier pentru salvarea doi soldați germani dintr-un tank în flăcări. În același an a fost trimis să lucreze la Auschwitz și aici și-a făcut numele de Înger al Morții. O parte din slujba sa de la Auschwitz a fost să se uite la cei trimiși acolo și să ia decizia dacă erau apți să lucreze sau nu. Dacă nu erau considerați buni pentru muncă, erau trimiși la executare în camera de gazare. Cei selectați pentru a fi gazați nu erau însă în niciun caz toți cu handicap. Puteau fi sănătoși, copii, bătrâni sau chiar femei însărcinate. Se spune că mulți dintre cei care au lucrat cu el în aceste comitete de selecție au fost extrem de deranjați de această slujbă oribilă, dar unele rapoarte spun că nu și Mengele, acesta având o plăcere în a o face. Alte rapoarte afirmă că fluiera cântece în timp ce lua decizii. La Dachau cât și la Auschwitz au fost făcute o serie de experimente pentru a se testa capacitatea de rezistență a corpului uman la frig. Cei mai mulți dintre cobai au fost prizonieri ruși. Se considera că din punct de vedere genetic, aceștia ar fi mai rezistenți decât germanii, așa că au fost folosiți în repetate rânduri pentru aceste experimente. Au existat aproximativ 400 de astfel de experimente în care deținuții au îndurat frigul, fie în apă, fie goi în viscol. Cam 300 de oameni au îndurat mai mult de o singură dată aceste experimente. Unii au fost condamnați de la început la moarte pentru că experimentul în sine consta în a descoperi temperatura exactă la care se produce decesul unui om în frig. De asemenea, se încercau diverse metode de resuscitare a celor care mureau de hipotermie. Unul dintre experimente chiar prevedea aruncarea muribunzilor în apă fierbinte. Josef este remarcat însă pentru fascinația sa față de culoarea ochilor și alte experimente bazate pe genetică care, potrivit rapoartelor, urmau să rafineze rasa maestră. La Auschwitz, Mengele era în continuu în căutare de geme. La fiecare nou transport stătea pe platforma de selecție și observa cu atenție dacă există copii cu trăsături identice, deși era interesat de orice malformație genetică. Atunci când găsea gemeni, aceștia erau despărțiți de familie și duși unde îl așteptau pe unchiul Mengele, așa cum se spunea că îi spuneau copiii infamului doctor. Odată, o mamă nu a dorit să fie separată de copila sa de 13 ani, așa că l-a mușcat și l-a zgâriat pe ofițerul SS care a încercat să o forțeze să rămână în linia unde fusese desemnată. Atunci, Mengele a scos pistolul și le-a împușcat pe amândouă, după care a trimis toți oamenii din acel transport în camerele de gazare. Totuși, copiii care erau luați de Mengele erau tratați diferiți față de ceilalți prizonieri. Li se cerea să completeze un formular cu un mic istoric medical și cu date standard, vârstă, înălțime, greutate. Cei care erau prea mici pentru a citi sau scrie erau ajutați de așa numitul tată al gemenilor. Fiecare zi a copiilor în lagăr începea la ora 6 dimineața. Copiii se adunau în fața barăcilor pentru apelul nominal, indiferent de condițiile meteo, după care mergeau la micul dejun. În fiecare dimineață erau vizitați de doctorul Mengele, care venea în inspecție. Copiilor li se permitea să joace fotbal uneori și nu erau puși la munci grele, cel mult erau folosiți pe post de mesageri. Dar aceiași copii, protejați de doctor, erau și subiecții experimentelor sale. De pildă, odată, asistentul lui Mengele a adunat 14 perechi de gemeni țigani într-o noapte, iar Mengele i-a așezat pe baza de disecție și i-a anesteziat. Apoi i-a infectat cu clorofină în inimă, ucigându-i instantaneu, după care i-a disecat cu meticulozitate, luându-și notițe cu privire la toate organele gemenilor. În general, în fiecare zi, fiecărui copil îi se făcea recolta de sânge în cantități mari din degete sau brațe, uneori din ambele brațe simultan. Cei mai mici, ale căror mâini erau foarte fragile, suferau cel mai mult, căci li se lua sânge din gât, procedură care era foarte dureroasă și terifiantă. Studiile celui care și-a câștigat bine meritat porecla Îngerul Morții nu s-au rezumat numai la copii și alți deținuți au fost folosiți.
De exemplu, când a izbucnit epidemia de Noma, o boală gangrenoasă care afectează mușchii feței, în tabăra pentru țigani, în 1943, Mengele a început un studiu pentru a determina cauza bolii și pentru a descoperi un tratament. Mengele a izolat pacienții și a ucis câțiva copii afectați de boală pentru a le păstra capetele și organele care puteau fi trimise la Academia Medicală SS pentru studiu. Studiul său era încă în desfășurare atunci când tabăra a fost lichidată, iar ultimii deținuți uciși în 1944. Ce este atât de ciudat la acest om este că atât de mulți oameni din tabere păreau să-l placă spunând că este întotdeauna zâmbitor. Un supraviețuitor a povestit că Mengele era un om atrăgător. Ori de câte ori îmi vorbea, era foarte politicos, dând impresia că era interesat de mine. Era greu de crezut că micul său zâmbet și comportamentul erau doar o fațadă, în spatele căruia a conceput cele mai groaznice scheme criminale. Se pare că se potrivește cu descrierea unui psihopat. După război, Mengele a fugit, lucrând pentru o perioadă ca fermier. A ajuns să obțină o viză sub un pseudonim și să fugă în Argentina. Soția lui nu a vrut să plece, așa că l-a părăsit. A lucrat ca tâmplar, dar guvernul argentinian a spus că a lucrat și ilegal ca medic, în special în efectuarea avorturilor. Despre el s-a vorbit de multe ori în timpul proceselor de la Nuremberg, dar majoritatea au crezut că trebuie să fie mort. Cu toate acestea, a fost un om foarte căutat și a devenit parte a ceea ce a devenit cunoscută sub numele de vânătoarea nazistă. Mossad a petrecut ani buni încercând să-l găsească, dar nu a reușit. A murit într-o piscină din Brazilia în 1976 din cauza unui accident vascular cerebral. Un lucru pe care îl știm este că viața i-a fost grea, The Guardian spunând că a trăit în sărăcie de cele mai multe ori. Știu acest lucru pentru că au fost lansate 86 de scrisori dintr-o arhivă a poliției din São Paulo. Se pare că nu s-a pocăit niciodată și a rămas rasist. În scrisori, el spune de asemenea că nu regretă faptul că a luat vieți nevrednice. Fiul lui Mengele, Ralph, a spus întotdeauna că nu este de acord cu ce a făcut tatăl său, dar pur și simplu nu l-a putut abandona. El a vizitat pe tatăl său în anii 70 în São Paulo, spunând că este o creatură înspăimântată, urmărită, plină de frică, deprimată și gândindu-se adesea la sinucidere. Se pare că există o karma pentru fiecare. Lider al SS-ului, eșalonul de protecție al lui Adolf Hitler, al doilea om ca importanță în Germania în timpul celui de-al doilea război mondial după Hitler, bineînțeles, arhitectul soluției finale din timpul Holocaustului, Heinrich Himmler. Himmler s-a născut într-o familie catolică conservatoare de clasă mijlocie din München, Germania, la 7 octombrie 1900. Familia era înstărită, dar nu bogată și deținea o măsură de prestigiu în comunitatea locală. Himmler a fost al doilea dintre cei trei fii ai lui Gebhard și Anna Marie Himmler. În 1913, familia lui Himmler s-a mutat la Landshut, un oraș situat la aproximativ 40 de mile nord-est de München, după ce seniorul Himmler a preluat postul de asistent director al gimnaziului din Landshut. Gebhard fusese anterior un tutore al prințul regal Wittelsbach. Această legătură a dus la marea onoare de a avea prințul Henric de Bavaria ca nașul lui Henric. În timpul primului război mondial, Himmler a visat să servească pe front ca ofițer și, folosind legăturile reticente ale tatălui său, a părăsit liceul pentru a începe pregătirea la 1 ianuarie 1918. Cu toate acestea, la 11 ianuarie 1918, înainte ca pregătirea lui Himmler să fie completă, Germania a semnat armistițiul care avea să pună capăt primului război mondial. În următorii 2 ani a slujit în diferite organizații paramilitare care se aflau în marș împotriva democrației, roșinosului tratat de la Versailles și dictatura marxistă. Tânărul Himmler fusese frustrat că nu a putut să lupte în prima linie în timpul războiului și, lipsit de orice direcție, a căutat o cauză pe care să o poată îmbrățișa și un lider pe care îl putea respecta. În 1922, Himmler a fost obligat să se angajeze ca asistent agricol într-o fabrică de îngrășăminte, dar în 1923 a renunțat la slujbă și s-a alăturat partidului nazist, căruia i-a dedicat carieră. A început ca membru al unității paramilitare sub conducerea lui Ernst Röhm și a jucat un rol în puciul de la Berărie. Tentativa eșuată de lovitură de stat a avut loc între seara zilei de 8 noiembrie și după amiază zilei de 9 noiembrie 1923, când, alături de liderul partidului nazist Adolf Hitler împreună cu alți lideri, au încercat să preia puterea politică în München, Bavaria și Germania. Poliția a arestat mai multe persoane, trimițându-i în închisoare, inclusiv Hitler fiind închis, Himmler a fost interogat la rândul, dar apoi eliberat din lipsă de dovezi. Totuși, implicarea sa în tentativa loviturii de stat l-a făcut să nu mai poată lucra în fabrica de îngrășăminte ca asistent agricol. La începutul anilor 20, Henrik și-a găsit jumătatea, o asistentă din Bromberg pe nume Marga. Blondă, înaltă și cu ochii albaștri, se potrivea cu imaginea ideală a lui Himmler pentru femeia perfectă. Cuplul s-a căsătorit pe 3 iulie 1928, Marga aducându-i pe lume o fică în 1929 pe care a numit-o Gudrun. În acest timp, Himmler a reușit să se ridice rapid în cadrul partidului, iar până în 1926 era șef adjunct al propagandei Reich. Până atunci, Hitler fusese eliberat din închisoare publicând și primul volum Mein Kampf,
Spre deosebire de o mulțime de alți noi recruți pentru partidul nazist, Himmler nu a fost imediat impresionat de prezența lui Adolf Hitler. Adorația sa față de Führer s-a dezvoltat în timp. Așa cum era firea, Himmler a citit tot ce a putut despre Hitler, a devorat Mein Kampf, comentând că acesta conține un număr extraordinar de adevăruri, ajungând să-l aprecieze mai întâi la nivel intelectual. Foarte repede după aceea avea să se închine Führerului, devenit absolut loial acestuia. Hitler și-a dat seama că avea nevoie de o protecție specială, mai precis, avea nevoie de o echipă de bărbați care să-i fie loial fără îndoială și chiar să fie pregătit să meargă împotriva fraților dacă este nevoie. Pentru a conduce o astfel de forță, nimeni nu era atât de devotat și prin urmare atât de potrivit ca Heinrich Himmler. La 6 ianuarie 1929, Hitler l-a numit pe Himmler în funcția de lider al SS. În acea perioadă SS era o mică diviziune a SA, mai precis batalioane de asalt, cunoscute și sub denumirea de Cămășile Brune, care se afla sub conducerea lui Ernst Röhm. SA era armata privată a lui Hitler. Realitatea de luptă a oamenilor săi era îndoielnică, dar Röhm a văzut puterea venind mai mult din numărul membrilor și nu din calitatea acestora. În schimb, SS era o forță mult mai de elită. Membrii SS purtau șepci negre împodobite cu un craniu alături de svastica. Noua poziție a fost ideală pentru Hitler. Fiind impresionat încă de tinerețe de garda pretoriană, era o forță militară folosită în Imperiul Roman pentru paza și protecția împăratului, a avut ocazia să-și construiască propria gardă modernă. A început imediat să-și pună amprenta pe SS, fabricând catarame de centură pe care erau scrise cuvintele: "Omule SS, loialitatea este onoarea ta." De asemenea, a venit și cu un motto pentru oamenii săi: "Fii mai mult decât pari." Când Himmler a preluat conducerea, SS număra aproximativ 200 de oameni. Dar de la acest început nesemnificativ, Himmler a văzut oportunitatea de a dezvolta un corp de elită al partidului nazist. Până când naziștii au preluat puterea în ianuarie 1933, SS număra numai puțin de 52.000 de oameni. În ultima zi a anului 1931, Himmler a înființat și un birou al SS pentru problemele legate de rasă, unde se evaluau cererile bărbaților SS care doresc să se căsătorească în cadrul unui nou decret de căsătorie. Expertiza dezvoltată în acest rol era de menținerea purității rasiale în SS, care determina în timp de război dacă un individ era german sau nu. Himmler a construit o poziție inatacabilă pentru SS prin preluarea controlului forțelor de poliție germane. La 9 martie 1933 a fost numit președinte provizoriu al poliției din München, iar 3 săptămâni mai târziu fiind numit comandant al poliției bavareze. Până la sfârșitul anului 1934, Himmler a obținut comanda fiecărui departament de poliție din Germania, centralizându-le în cadrul unei singure agenții noi la Berlin, Poliția Secretă de Stat, adică Gestapo. În 1934, Hitler nu mai avea nevoie de SA. Cum, când era cancelar, nu mai avea nevoie de o grămadă de interlop de stradă, de fapt, asocierea sa cu ei avea să dăuneze carierei sale. Era timpul să distrugă această armată privată. Himmler a fost încântat de știrea că SA împreună cu comandantul său erau pe cale să fie înlăturați. Acesta s-a implicat în planificarea răsturnării SA, pe care istoria o va aminti ca fiind noaptea cuțitelor lungi. La recompensă pentru rolul său în asasinarea lui Ernst Röhm și a conducerii superioare SA, Hitler a anunțat că SS era o organizație independentă și Himmler era subordonat lui Hitler în noua sa calitate de Führer al Germaniei. Această poziție i-a plasat autoritatea în afara constrângerilor legale ale statului german. Relația de comandă dintre Hitler și Himmler a stat la baza imensei putere pe care Himmler a acumulat în timpul celui de-al doilea război mondial. Himmler și-a extins autoritatea în timpul războiului. La 7 octombrie 1939, la scurt timp după ce Germania a cucerit și a împărțit Polonia cu Uniunea Sovietică, Hitler l-a numit pe Himmler comisar al Reichului pentru consolidarea etniei germane. Organizațiile aflate sub comanda lui Himmler au avut ultimul cuvânt cu privire la cine era german, unde ar trebui să locuiască etnicii germani și ce populații ar trebui mutate sau anihilate pentru a face loc coloniștilor germani. În iulie 1941, Hitler a extins autoritatea lui Himmler. Responsabilitatea exclusivă a lui Himmler a autorizat Einsatzgruppe și alte unități SS și de poliție mobilă să inițieze și să direcționeze uciderea în masă a evreilor, a oficialilor sovietici și a romilor. Cu acordul lui Hitler, SS și-a asumat rolul de lider în planificarea și implementarea soluției finale a problemei evreiești, precum și alte operațiuni de anihilare din Reich, potriva romilor și a persoanelor cu dizabilități. În ciuda aparențelor în exterior, Himmler nu a fost la fel de puternic față de toată lumea în al treilea Reich. Cel mai important și cel mai puternic rival al său din ultimul an de război a fost Martin Bormann, secretarul lui Hitler și șeful cancelariei partidului nazist. La fel, Albert Speer, ministrul armamentului și al producției de război al Reichului, a deținut o mare putere în ultimii ani de război, în ciuda protestelor sale postbelice de neputință față de SS. Când Hitler a invadat Rusia în 1941, Himmler a furnizat echipele de acțiune care urmau armata regulat pe măsură ce cucerea țara. Slujba lor era să scoată pe toți evreii, asiatici, comuniști și țigani. Himmler s-a asigurat că oamenii săi țin evidențe meticuloase ale activităților lor. Unul dintre comandanții de echipă a înregistrat 90.000 de crime în doar câteva luni din 1941. A fi nevoit să ucizi atât de mulți oameni în fiecare zi s-a dovedit a fi o provocare din punct de vedere psihic pentru soldații
oamenii care își fac treaba. Desigur, în mintea lui Himmler nu se punea nicio întrebare în legătura cu moralitatea crimelor sau corectitudinea din punct de vedere social și politic. Două reguli simple erau în mintea SS-ului său. În primul rând, Führerul are întotdeauna dreptate, iar în al doilea rând, scopul scuză mijloacele. L-a prezentat exterminarea în masă ca o misiune seculară monumentală pe care oamenii săi erau privilegiați de a îndeplini. După ce a urmărit personal execuția a 200 de evrei lângă Minsk, el a spus că blestemul marelui om este să pășească peste cadavre. În vara anului 1941, Himmler l-a chemat pe comandantul lagărului de la Auschwitz, Rudolf Höss, la o întâlnire la Berlin. El l-a informat că Führerul a ordonat soluția finală la problema evrească. Höss și Adolf Eichmann urmau să organizeze genocidul, dar Himmler era omul responsabil. Sub privirea atentă a lui Himmler, lagărele de concentrare cu Auschwitz ca model au devenit fabrici de moarte incredibil de eficiente. Himmler a făcut o vizită personală la Auschwitz în 1942. A comentat ce a văzut semn pentru comandantul taberei Höss că era fericit cu ceea ce văzuse. Himmler a continuat să inspecteze restul taberei, până care Höss se plângea de condițiile mizerabile și pericolele morilor pentru oamenii săi. Himmler l-a oprit în mijlocul propoziției și a declarat: "Vreau să mai aud despre dificultățile tale. Pentru un ofițer SS nu există dificultăți. Datoria lui este întotdeauna să înlăture dificultățile el însuși imediat ce apar. Cum o faci este treaba ta, nu a mea." În discursul său cel mai citat, cel din 4 octombrie 1943 la Poznan, la onoare de general SS, Himmler a justificat uciderea în masă a evreilor prin următoarele cuvinte. Fața ta aici, vreau să mă refer în mod explicit la o chestiune foarte serioasă, adică anihilarea poporului evreu. Cei mai mulți dintre voi vor ști ce înseamnă când 100 de morți zac unul lângă altul sau 500 sau 1000. Această pagină de glorie din istoria noastră nu a fost niciodată scrisă și niciodată nu va fi scrisă. Aveam dreptul moral, eram obligat față de poporul nostru să ucidem acest popor care voia să ne omoare. Până la mijlocul anului 1944, soarta războiului urma să se schimbe, dar cu toate acestea, loialitatea lui Himmler față de Adolf Hitler era intactă. Totuși, istoricii au observat faptul că, în mod ciudat, cu toată rețeaua de spionaj a lui Himmler, acesta nu l-a avertizat pe Hitler cu privirea la complotul din 20 iulie 1944 pentru uciderea sa. Unii au speculat chiar că a fost implicat într-un fel. Este adevărat că respinsese cu 3 zile înainte de atac o cerere scrisă de Gestapo pentru permisiunea de a aresta doi principali inițiatori ai complotului. După eșecul încercării de a-l asasina pe 20 iulie 1944, Himmler s-a jucat cu ideea de a negocia o pace separată cu aliații occidentali. Timpul iernii 1944-1945, el a luat în considerare utilizarea prizonierilor din lagărele de concentrare ca mijloc pentru a iniția astfel de negocieri. În aprilie 1945, Himmler s-a întâlnit cu reprezentantul Congresului Evreiesc Mondial din Stockholm, Suedia, pentru a discuta despre deschiderea negocierilor, dar nu s-a ajuns la nimic concret. 3 zile mai târziu, Himmler a purtat discuții cu diplomatul suedez Contele Bernadotte. Aici a prezentat o ofertă surprinzătoare, spunând că pentru a-i salva pe nemți din plină forța unei invazii ruse, era pregătit să predea frontul occidental, dar nu frontul estic. Știrea ofertei a ajuns la Hitler în Berlinul înconjurat în noaptea de 28-29 aprilie 1945. Hitler ar fi putut accepta trădarea de la oricine ar cineva, dar nu de la loialul său Himmler. El a numit-o cea mai monstruoasă trădare din istoria lumii, comandând imediat arestarea lui Himmler. Dar în câteva zile Hitler a murit sinucigându-se în bunkerul său de teamă de a nu cădea în mâna rușilor. Pe 22 mai, odată ce războiul s-a încheiat, iar Germania era sub ocupația aliaților, o patrulă britanică a oprit un grup de bărbați cu aspect zdrențuit în afara Hamburgului. Unul dintre ei le-a spus că se numea Heinrich Hitzinger și apoi le-a arătat acte de identitate falsificate. Era îmbrăcat ca un soldat german obișnuit. Cei 7 bărbați erau de fapt Himmler, bodyguardul său și ajutoarele lui. Gărzile britanice au luat grupul în custodie și l-au plasat într-un lagăr de prizonieri. Nu a durat mult până când Himmler s-a supărat față de tratamentul obișnuit pe care îl primea ca soldat capturat. Câteva zile a cerut audiență la comandantul lagărului. Așteptând să fie tratat cu o nouă demnitate, Himmler și-a anunțat adevărata identitate. Dar în loc să fie respectat pentru poziția sa de al doilea om nazist în stat, aceștia l-au tratat cu dispreț. El a fost forțat să se dezbrace complet și a fost supravegheat 24 de ore pentru a preveni sinuciderea. A doua zi, Himmler a fost adus în fața comandantului lagărului pentru interogatoriu. În gură ascunsese o fiolă de otravă care fusese eliberată tuturor liderilor naziști pe care o purtau mereu cu ei. A ordonat o percheziție corporală și când un medic a încercat să examineze gura lui Himmler, a mușcat fiola. Panicii furioși au încercat cu disperare să elimine otrava din sistemul său, dar în zadar. 12 minute, Himmler era mort. Remarcabil lider militar, unul dintre cei mai respectați, câștigând chiar și respectul inamicilor prin spectaculoasele victorii în calitatea sa de comandant al Africa Corps, supranumit Vulpea Deșertului, Erwin Rommel.
Erwin Rommel s-a născut la 15 noiembrie 1891 la Heidenheim, Germania, ca cel de-al doilea fiu al profesorului Erwin Rommel și al soției sale, amândoi fiind de confesiune protestantă. Fiind interesat încă din copilărie de matematică și inginerie, a construit la vârsta de 14 ani, alături de un prieten, un planor care putea să zboare pe distanțe scurte, iar ulterior a dezasamblat și remontat o motocicletă. Totuși, deoarece notele sale nu erau suficiente pentru a-și continua studiile la universitate, ar fi luat în considerare să lucreze la o fabrică din apropiere a orașului, având în vedere pasiunea sa pentru inginerie, dar tatăl său l-a împins către armată. Tânărul Rommel s-a înrolat în 1910 în regimentul 124 de infanterie Württemberg ca ofițer cadet la scurt timp după aceea. În martie 1911 a fost trimis la școala de cadeți din Danzig. Absolvit-o la 15 noiembrie 1911 și a fost înaintat în grad devenind locotenent în ianuarie 1912. În timpul școlii de cadeți, Erwin Rommel își întâlnește viitoarea soție, Lucia Maria Molin, s-au căsătorit în 1916, iar în 1928 vor avea un fiu, Manfred. Totuși, în perioada de studii, Rommel a mai avut însă o aventură cu Walburga în 1913, iar din această relație s-a născut o fică. Devotamentul lui Rommel față de Lucia nu a oprit-o pe Walburga în a-l iubi, continuând să-l iubească și să-i rămână devotată, crezând că atâta timp cât nicio altă femeie nu i-a oferit un copil, era o șansă ca acesta să se întoarcă la ea. Nu a făcut-o însă niciodată, iar în 1928, când aceasta a aflat că Lucia era gravidă, s-a sinucis. Rommel și Lucia au avut grijă de fata acesteia, susținând-o din punct de vedere financiar, cât și sentimental, primind-o în casa lor. În timpul Primului Război Mondial participă în campaniile germane din România, Franța și Italia, servind pentru prima dată timp de 2 ani în Franța. În septembrie 1914, în timp ce se confrunta cu 3 soldați francezi singuri cu o pușcă goală, a fost rănit de un glonț în coapsa stângă. Respectat nu numai pentru curajul său, ci și pentru conducerea sa în implementarea de noi strategii și manevre pentru război. Cele mai excepționale victorii ale lui Rommel au venit în timp ce conducea trupele în Italia. Acesta a folosit o strategie de atac prin ieșiri din direcții surprinzătoare, creând confuzie și dezordine în rândul italienilor, iar, datorită tacticii acestuia, trupele germane au reușit o victorie decisivă asupra armatei italiene, capturând 9.000 de soldați și 150 de ofițeri. A fost rănit de 3 ori în timpul Primului Război Mondial, primind decorația Crucea de Fier, cât și Crucea Purilor Merit, fiind astfel cel mai tânăr individ care a primit cele mai înalte distincții ale armatei germane. După război, acesta a rămas în armata germană ca ofițer de infanterie, iar la 1 octombrie 1929 a fost trimis la școala de infanterie din Dresden ca instructor. Vreau să-i învăț mai întâi cum să salveze vieți. Par să sudoare, nu sânge. În octombrie 1935 a fost avansat în grad și a început să predea la Academia de Război din Potsdam. Un profesor excelent, prelegerile sale au fost publicate ca o carte intitulată Infanteria atacă în 1935. Cartea a fost bestseller în Germania nazistă, spre surprinderea sa, încât armata elvețiană a adoptat-o ca manual de instruire. Până și Adolf Hitler i-a citit cartea, fiind impresionat de ideile sale, lucru care l-a făcut pe Hitler să-l numească pe Rommel, comandantul gărzii sale personale la meetingul partidului de la Nuremberg din 1936. Într-o zi când Hitler a decis să iasă la plimbare cu mașina, a menționat că numai mult de 6 mașini ar trebui să-l urmeze. Rommel a numărat 6 mașini după Hitler, oprindu-le pe următoarele. Liderii de partid opriți au fost foarte nervoși pe tânărul Rommel, care a îndrăznit să-i oprească. Însă după ce Hitler a primit plângeri de la liderii partidului referitoare la acea seară, a trimis-l după Rommel, felicitându-l personal pentru treaba bine făcută. În 1938, după anexarea Austriei de către Germania, Rommel a fost numit comandant al școlii de ofițeri din Wiener Neustadt. Cu acordul lui Hitler, Rommel a avut șansa de a-și dovedi calitățile de comandant, iar în februarie 1940 acesta a preluat comanda diviziei 7 Panzer, care invada Franța în mai 1940. În timpul bătăliei, divizia și-a câștigat porecla de divizie fantomă, deoarece erau greu de urmărit, apărând de nicăieri răspândind confuzie și teroare în rândul inamicilor. Când Benito Mussolini a cerut ajutor în Africa, Hitler nu a stat pe gânduri, iar la 3 februarie 1941, Rommel a fost trimis în Africa pentru a prelua conducerea trupelor germane, comandând noua forță germană, Deutsches Afrika Corps. El va fi promovat în funcția de locotenent general, dobândind și porecla de vulpea deșertului, datorită atacurilor sale agresive, spontane și rapide asupra inamicului. De asemenea, a fost văzut frecvent aproape de acțiune, conducând din mijlocul frontului, așa cum o făcuse și în Primul Război Mondial, lucru ce a inspirat trupele aflate sub comanda sa. Ministrul propagandei Reich de la acea vreme l-ar fi prezentat și pe Rommel ca erou către publicul german de acasă. Rommel a reușit să cucerească în urma
bucătăliei de la Gaza, la portul Tobruk, la data de 21 iunie 1942. Acesta a inclus capturarea peste 35.000 de soldați britanici. La aflarea veștii, Hitler l-a promovat pe Rommel la gradul de mareșal. Rommel mai avea doar 57 de tancuri rămase și a fost nevoit să aștepte sosirea de noi provizii înainte de a se îndrepta spre Egipt. În acest timp l-a vizitat pe Hitler la Berlin. Următoarea ofensivă a lui Rommel l-a dus la 113 km de Alexandria. Situația era atât de gravă încât Winston Churchill făcuse o călătorie până în Egipt pentru a descoperi ce era de făcut. La 8 august 1942, Auchinleck a fost înlocuit de generalul Harold Alexander, iar generalul Bernard Montgomery a devenit comandant al armatei a 8-a. Până în 1943, Bernard și armata sa făceau pași mari în a limita avansarea axei și începeau să forțeze retragerea acestora. Pentru a menține o șansă de victorie în Africa, Rommel a recomandat o scurtare a frontului de la 400 de mile la 100 și că trupele ar putea fi folosite mai bine ducându-le în Italia pentru a se apăra împotriva unei invazii în sudul Europei. El a apelat personal la Hitler și la înaltul comandament, dar recomandările sale au fost respinse. Rommel a rămas la comanda trupelor în Africa pentru încă 3 săptămâni, dar s-a întors în Germania înaintea bătăliei de la Marl. Există diverse explicații cu privire la motivul pentru care Rommel nu a rămas la comanda trupelor sale până la capăt. Desmond Young, care a scris una dintre primele biografii ale Rommel, descrie faptul că Rommel a zburat din nou în Germania pentru a-i cere lui Hitler permisiunea de a salva trupele rămase în Africa. Cererea sa a fost refuzată, la fel ca aceea de a reveni în Africa. Puterile Axis s-au predat în Tunisia la 13 mai 1943. La 1 ianuarie 1944 este mutat în nord-vestul Europei, în Normandia, la conducerea grupului de armate B pentru a organiza apărarea împotriva aliaților și a menține moralul soldaților. La 6 iunie 1944 are loc cu succes operațiunea Overlord, ceea ce îi determină pe Rommel și Jed von Rundstedt să-i ceară lui Hitler acordul pentru retragerea forțelor armate într-o poziție mai sigură, pentru a nu pierde definitiv lupta pentru Franța. Cei doi însă înțeleg că Hitler nu vrea să capituleze, ba mai mult, aceștia cred că prin atitudinea sa Hitler urmărește de fapt distrugerea Germaniei. Înfrângerea era inevitabilă, iar Rommel, care nu urmase ideologia nazistă de-a lungul războiului, a vrut să negocieze pacea cu aliații. În acest timp, anumiți oameni i-au sugerat că ar putea prelua conducerea dacă Hitler ar fi răsturnat. Fără să știe însă, acești oameni intenționau să-l asasineze. 17 iunie 1944, Rommel este victima unui atac aerian în timp ce se afla mașina sa fiind trimis la spital în Germania. La 20 iulie 1944 are loc tentativa de asasinare a lui Adolf Hitler. În timpul torturilor, celor care au organizat complotul a fost adus în discuție și numele lui Rommel. Rommel era de acord că guvernarea lui Hitler trebuia să înceteze, însă se opunea asasinării acestuia, pentru că pe lângă faptul că ar fi transformat într-un erou, ceea ce nu era de dorit, ar fi determinat și un război civil în Germania și Austria. Astăzi, opinia generală a istoricilor este că mareșalul știa anumite detalii despre complot, nu se știe însă cât, dar cu siguranță nu a participat activ. Hitler a ordonat ca Rommel să fie executat, dar nu ar fi vrut ca popularul general să fie judecat în mod public pentru trădare. Doi ofițeri au vizitat casa lui Rommel în octombrie, în timp ce acesta se recupera în urma atacului, dându-i se două posibilități. Fie înghite o capsulă cu cianură și este înmormântat cu onoruri, fie este judecat public și spânzurat, iar familia sa pierde întreaga avere. Rommel a optat pentru sinucidere, iar mai apoi mareșalul a fost înmormântat cu onoruri militare, unde propaganda nazistă declarase că acesta a murit în urma atacului asupra mașinii sale. Genul tactic al lui Rommel, capacitatea sa de a folosi resurse limitate și umanitate de care a dat dovadă, i-au adus mult respect și glorie din partea prietenilor și a dușmanilor. Rommel a implementat trupelor sale un puternic cod de cavalerie, conduită și umanitate, fie că e pe timp de pace sau război. Hitler a considerat această atitudine ca fiind un semn de slăbiciune. Trupele lui Rommel nu au fost niciodată găsite vinovate de crime de război, iar el a tratat întotdeauna cu omenie soldații capturați. Rommel a respins ordinele de a ucide soldați evrei sau civili. A fumat niciodată, rare ori punând gura pe alcool, fiind de altfel foarte cumpătat. Aviator militar german, politician al doilea în ierarhia partidului nazist, comandantul aviației militare, omul de care sunt strâns legate înființarea primelor lagăre din Germania și a Gestapo-ului, Hermann Göring. Hermann Göring s-a născut la 12 ianuarie 1893 în Rosenheim, Bavaria. Tatăl său, Heinrich Göring, fost ofițer de cavalerie, fusese primul guvernator al coloniei germane din Africa, numită Africa de Sud-Vest germană, Namibia actuală. La momentul nașterii lui Göring, tatăl său era consul general în Haiti, iar mama sa se întorsese acasă pentru a naște. A lăsat bebelușul de doar câteva săptămâni cu un prieten în Bavaria și s-a întors în Haiti, nemai văzându-l pe copil timp de 3 ani, până când ea și Heinrich s-au întors în Germania. Părinții săi nu erau înstăriți, supraviețuind doar din pensia lui Heinrich, dar nașul său, Hermann Ippenstein, era un bogat medic evreu și om de afaceri pe care tatăl său îl cunoscuse în Africa. Ippenstein a oferit familiei Göring mai întâi o casă familială în Berlin, apoi le-a cerut acestora să se mute alături de el într-un castel lângă Nuremberg.
Mama lui Göring a devenit amanta lui Ippenstein în această perioadă și a rămas așa timp de aproximativ 15 ani. Se spune că Albert, fratele lui Hermann, ar fi fost de fapt fiul lui Ippenstein, deoarece în 2016 Elizabeth, fiica acestuia, le-ar fi spus celor de la BBC că mama sa i-ar fi spus că Albert i-a mărturisit despre Ippenstein cum că ar fi tatăl lui. Interesat de o carieră militară încă de la o vârstă fragedă, lui Göring îi plăcea să se joace cu soldații de jucărie și să se îmbrace cu o uniformă militară pe care i-o dăduse tatăl său. A fost trimis la internat la vârsta de 11 ani, unde nu i-a plăcut și nu a reușit să se adapteze, așa că a vândut o vioară pentru a-și plăti biletul de tren spre casă, prefăcându-se că este bolnav până când i s-a spus că nu va mai trebui să se întoarcă. El a continuat să se bucure de jocurile de război, pretinzând că asediază castelul. În 1905, tatăl său și Ippenstein au convenit să-l trimită la școala de cadeți Karlsruhe din Baden. În cele din urmă, el credea că este o școală potrivită pentru un erou, cei doi neanticipând răspunsul pozitiv al acestuia de a merge la această academie. În 1909 s-a înscris la un colegiu de pregătire militară lângă Berlin. Se bucura de regimul cotidian al vieții militare și, de asemenea, de nopțile petrecute singur. A părăsit colegiul cu cea mai înaltă distincție disponibilă la Academie și până în martie 1912 se alăturase regimentului Prinț Wilhelm. Va face parte din regimentul 112 Infanterie staționat la Mulhouse și până în 1913 Göring a devenit ofițer comandant. Anul următor, relația mamei sale cu Ippenstein s-a rupt, iar familia a fost forțată să părăsească castelul și s-a mutat la München. Tatălui Göring a murit la scurt timp după aceea. Deși pierderea tatălui său a fost devastatoare, Göring s-a stabilit la Mulhouse și s-a împrietenit cu locotenentul Bruno Lötzea. Doar că, între timp, mai exact pe 28 iunie 1914, are loc asasinarea primului moștenitor al Austro-Ungariei, Franz Ferdinand, care a dus la declanșarea primului război mondial. Când a început primul război mondial, Göring era staționat la Mulhouse împreună cu regimentul său. Primul an al primului război mondial, Göring a servit împreună cu regimentul său de infanterie în zona Mulhouse, un oraș de garnizoană aflat la mai puțin de 2 km de frontiera franceză. A fost internat cu reumatism, rezultat al războiului umed al tranșelor. În timp ce se vindeca, prietenul său Bruno l-a convins să se transfere în ceea ce va deveni până în octombrie 1916 Luftstreitkraft, forțele de luptă aeriene ale armatei germane, dar cererea sa a fost respinsă. Mai târziu în acel an, Göring a zburat ca observator al lui Bruno, transferându-se în mod informal. El a fost descoperit și condamnat la 3 săptămâni de detenție, dar sentința nu a fost niciodată executată. Până atunci, asocierea lui Göring cu Bruno deja fusese oficializată. Au fost repartizați ca echipă în armata 5-a a prințului moștenitor. Au zburat în misiuni de recunoaștere și bombardament pentru care prințul moștenitor i-a decorat pe amândoi, primind crucea de fier clasa 1-a. După ce a terminat cursul de pregătire pentru pilot, Göring a fost repartizat la Jagdstaffel 5. Grav rănit în șold în lupta aeriană, i-a luat aproape un an pentru a-și reveni. Apoi a fost transferat la Jagdstaffel 26, comandat de Bruno în februarie 1917. A obținut în mod constant victorii aeriene până în mai, când a fost repartizat la comanda Jagdstaffel. Pe lângă crucile sale de fier, clasa 1-a și a 2-a, a primit și Ordinul Friedrich, Ordinul Casa de Hohenzollern, cu săbii, clasa 3-a și în cele din urmă, în mai 1918, Râvnitul Purlă Merit. A terminat războiul cu 22 de victorii. La 7 iulie 1918, după moartea lui Wilhelm Reinhard, a fost numit comandant al Jagdschwader 1. În ultimele zile ale războiului, lui Göring i s-a ordonat în repetate rânduri să-și retragă escadrila mai întâi la aerodromul Thelancourt, apoi la Darmstadt. La un moment dat, i s-a ordonat să predea aeronava aliaților. El a refuzat. Mulți dintre piloții săi au prăbușit în mod intenționat avioanele pentru a împiedica să cadă în mâinile inamicului. La fel ca mulți alți veterani germani, Göring a fost un susținător al legendei, înjunghiatului pe la spate, care susținea că armata germană nu a pierdut cu adevărat războiul, ci a fost trădată de conducerea civilă, marxiști, evrei și în special republicani, care răsturnaseră monarhia germană. După război, Göring a fost adesea angajat pentru zboruri private. În timpul iernii 1920-1921, el a fost angajat de contele Erich von Rosen pentru a-l duce pe acesta la castelul său din Stockholm. Invitat să-și petreacă noaptea acolo, Göring a văzut în acel moment pentru prima dată emblema svastică pe care Erich o ținea ca pe o insignă de familie. Aceasta a fost și prima dată când Göring și-a văzut viitoarea soție. Contele și-a prezentat cumnata pe Karin, care a fost alungată de soțul ei și avea un fiu de 8 ani.
Göring a fost imediat îndrăgostit și a cerut să se întâlnească cu el la Stockholm. Au aranjat o vizită la casa părinților ei și au petrecut mult timp împreună până în 1921. Când Göring a plecat la München, Karin a divorțat și l-a urmat pe acesta căsătorindu-se la 3 februarie 1922. Göring l-a cunoscut pe Hitler în 1922 și a devenit curând activ în partid. Partidul nazist avea sediu la München, întrucât guvernul bavarez a fost ineficient în gestionarea partidelor politice radicale. Nucleul partidului se afla în SA, care era compus din clasa muncitoare și ex-militari care păzeau ședințele partidului, instigând totodată la lupte cu alte partide politice. Ca urmare a interesului lui Göring pentru partid și a experienței sale militare anterioare, Hitler i-a oferit lui Göring o poziție ca lider al SA. Mai târziu a fost numit general-major și a deținut această funcție în SA până în 1945. În acest moment, Karin, căreia îi plăcea Hitler, a jucat deseori rolul de gazdă la întâlnirile liderilor naziști, printre care și soțul ei, Hitler, Rudolf Hess, Ernst Röhm și alții. Ulterior, Hitler și-a amintit de asocierea sa timpurie cu Göring. Am plăcut, l-am făcut șeful SA-ului meu. El este singurul care a condus SA în mod corespunzător. În foarte puțin timp, el organizase o divizie de 11.000 de oameni. Hitler și Partidul Nazist au organizat întruniri în masă și meeting-uri la München și în alte părți ale Germaniei la începutul anilor 1920, încercând să obțină susținători într-o încercare de a prelua puterea politică. Inspirați de marșul lui Benito Mussolini, naziștii au încercat să preia puterea în perioada 8-9 noiembrie 1923 printr-o lovitură de stat eșuată cunoscută sub numele de Puciul de la Berărie. Göring era împreună cu Hitler în fruntea marșului către Ministerul Războiului când a fost împușcat. 14 naziști și 4 polițiști au fost uciși, mulți naziști de top, inclusiv Hitler, au fost arestați. Cu ajutorul soției sale, Göring a fost dus pe furiș la Innsbruck, unde a fost operat și s-a administrat morfină pentru durere. A rămas în spital până la 24 decembrie. Acesta a fost începutul dependenței sale de morfină, care a durat toată viața. Între timp, autoritățile din München l-au declarat pe Göring un bărbat căutat. Göring, lipsit de fonduri și depinzând de bunăvoința simpatizanților naziști din străinătate, s-a mutat din Austria în Veneția. În mai 1924 au vizitat Roma. Göring l-a întâlnit pe Mussolini, care și-a exprimat interesul în a-l întâlni pe Hitler, care era în închisoare. Problemele personale au continuat să se înmulțească. Mama lui Karin era bolnavă. Cei doi au strâns cu greu bani pentru o călătorie în primăvara anului 1925 în Suedia. Göring devenise dependent de morfină, devenind de altfel și violent. Familia lui Karin a fost șocată de deteriorarea sa. Karin, bolnavă de epilepsie și cu inima slăbită, a trebuit să le permită medicilor să se ocupe de Göring. Fiul ei a fost între timp luat de tatăl său. Göring a fost clasificat ca dependent de droguri periculoși și a fost plasat într-un azil la 1 septembrie 1925. A fost violent până în punctul în care a trebuit să fie închis într-o cămașă de forță, dar psihiatrul său a simțit că este sănătos, starea sa fiind cauzată exclusiv de morfină. Curățat de droguri a părăsit unitatea pentru scurt timp, dar a trebuit să se întoarcă pentru un tratament suplimentar. S-a întors în Germania în 1927 și și-a reluat activitatea în industria avioanelor. Hitler, care scrisese Mein Kampf în timp ce se afla în închisoare, fusese eliberat în decembrie 1924. Soția lui Göring, bolnavă de epilepsie și tuberculoză, a murit de insuficiență cardiacă la 17 octombrie 1931. Între timp, Partidul Nazist se afla într-o perioadă de reconstrucție și așteptare. Economia începea să-și revină, ceea ce însemna mai puține ocazii pentru naziști de a agita. SA a fost reorganizată, dar cu Franz von Salomon ca șef mai degrabă decât Göring, iar SS a fost fondată în 1925, inițial pentru protecția lui Hitler. Numărul membrilor de partid a crescut de la 27.000 în 1925 până la 178.000 în 1929. La alegerile din mai 1928, Partidul Nazist a obținut doar 12 locuri în Parlament dintr-un total de 491 disponibile. Göring a fost ales ca reprezentant al Bavariei. Marea Depresiune a afectat în mod dezastros economia germană, iar la alegerile din 1930, Partidul Nazist a câștigat 6.409.600 de voturi și 107 locuri. La alegerile din iulie 1932, naziștii au câștigat 230 de locuri pentru a deveni de departe cel mai mare partid din Parlament. Prin tradiție îndelungată, naziștii aveau astfel dreptul să-l aleagă pe președintele Parlamentului și l-au ales pe Göring. El va păstra această funcție până la 23 aprilie 1945. La începutul anilor 1930, Göring era adesea în compania actriței Emmy Soniman din Hamburg. S-au căsătorit la 10 aprilie 1935 la Berlin. Nunta a fost sărbătorită la scară largă. O recepție amplă a avut loc o seară înainte la opera din Berlin. Avioane de vânătoare au zburat deasupra ca
capului în noaptea recepției și în ziua ceremoniei la care Hitler a fost cavaler de onoare. Fica lui Göring, Eda, s-a născut la 2 iunie 1938. Când Hitler a fost numit cancelar al Germaniei în ianuarie 1933, Göring a fost numit ministru fără portofoliu, ministru de interne pentru Prusia și comisar al aviației Reich. Hitler era profund îngrijorat de faptul că Ernst Röhm, șeful SA, planifica o lovitură de stat. Himmler și Reinhard Heydrich au complotat cu Göring să folosească Gestapo și SS pentru a zdrobi SA. Membrii SA, auzind despre complot, au ieșit cu miile în stradă în demonstrații violente în noaptea de 29 iunie 1934. Înfuriat, Hitler a ordonat arestarea conducerii SA. Röhm a fost împușcat în celulă când a refuzat să se sinucidă. Cel puțin 85 de persoane au fost ucise în perioada 30 iunie-2 iulie, care este acum cunoscută sub numele de Noaptea Cuțitelor Lungi. Hitler a recunoscut în Parlament la 13 iulie că uciderile au fost în totalitate ilegale, dar a susținut că se desfășura un complot pentru răsturnarea Reichului. A fost adoptată o lege retroactivă care a făcut acțiunea legală. Orice critică a fost întâmpinată cu arestări. Unul dintre termenii tratatului de la Versailles, care a fost în vigoare de la sfârșitul Primului Război Mondial, era că Germaniei nu i se permitea să mențină o forță aeriană. După semnarea pactului de la Paris din 1926, avioanele poliției au fost permise. Göring a fost numit ministru al traficului aerian în mai 1933. Germania a început să acumuleze avioane încălcând tratatul, iar în 1935 a fost recunoscută în mod oficial existența Luftwaffe cu Göring în calitate de ministru al aviației Reich. În timpul unei reuniuni a cabinetului din septembrie 1936, Göring și Hitler au anunțat că programul german de rearmare trebuie accelerat. Au fost făcute cheltuieli uriașe pentru rearmare în ciuda deficitelor în creștere. În februarie 1938, Göring a vizitat Varșovia pentru a înnăbuși zvonurile despre viitoarea invazie a Poloniei. A purtat conversații cu guvernul maghiar în vara anului 1938, discutând rolul lor într-o potențială invazie a Cehoslovaciei. La raliul de la Nuremberg din septembrie, Göring și alți vorbitori au denunțat cehii ca o rasă inferioară care trebuie cucerită. Chamberlain și Hitler au avut o serie de întâlniri care au condus la semnarea acordului de la München 29 septembrie 1938, care a transferat controlul asupra Sudetelor către Germania. În martie 1939, Göring l-a amenințat pe președintele cehoslovac cu bombardamentul de la Praga. Acesta a acceptat apoi să semneze un comunicat prin care să accepte ocupația germană a restului Boemiei și Moraviei. Deși mulți din partid nu l-au plăcut, înainte de război, Göring se bucura de o popularitate larg răspândită în rândul publicului. Presa nazistă era de partea lui Göring. Alți lideri, precum Hess și Ribbentrop, erau invidioși pe popularitatea sa. În Marea Britanie și Statele Unite, unii au considerat că Göring era mai acceptabil decât ceilalți naziști și era văzut ca un posibil mediator în democrațiile occidentale și Hitler. Göring și alți ofițeri superiori erau îngrijorați de faptul că Germania nu era încă pregătită pentru război, doar că Hitler a insistat. La 30 august 1939, imediat înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Hitler l-a numit pe Göring în funcția de președinte al unui nou consiliu de miniștri pentru apărarea Reichului, format din 6 persoane care a fost înființat pentru a funcționa ca un cabinet de război. Invazia Poloniei, acțiunea de deschidere a celui de-al doilea război mondial, a început în zorii zilei de 1 septembrie 1939. Mai târziu în acea zi, Hitler l-a desemnat pe Göring succesorul său ca Führer al întregii Germanii, dacă ceva s-ar întâmpla cu el, cu Hess ca următor succesor. Marile victorii Germaniei au urmat una după alta în succesiune rapidă. Cu ajutorul forțelor aeriene militare germane, forțele aeriene poloneze au fost înfrânte în decurs de o săptămână. Parașutiștii au confiscat aerodromuri vitale în Norvegia și Belgia. Forțele aeriene ale lui Göring au jucat rolul critic în bătăliile din Olanda, Belgia și Franța în mai 1940. După căderea Franței, Hitler i-a acordat lui Göring Marea Cruce a Crucei de Fier pentru conducerea sa. În timpul ceremoniei de promovare la gradul de mareșal din 1940, Hitler l-a promovat pe Göring la rangul de mareșal Reich al Marelui Reich German, un grad special creat care l-a făcut superior tuturor mareșalilor din armată. În urma acestei promovări, el a fost soldatul cel mai înalt în grad din Germania până la sfârșitul războiului. În ciuda pactului Ribbentrop-Molotov semnat în 1939, Germania nazistă a început operațiunea Barbarossa, invazia Uniunii Sovietice la 22 iunie 1941. Bătălia de la Stalingrad, un moment decisiv major al războiului, a început la 23 august 1942 cu o campanie de bombardament a forțelor aeriene germane. Armata a 6-a germană a intrat în oraș, dar datorită poziției sale era încă posibil ca sovieticii să-i înconjoare și să-i prindă acolo fără întăriri sau provizii. Când armata a 6-a a fost înconjurată la sfârșitul lunii noiembrie, Göring a promis că forțele
forțele aeriene vor putea livra zilnic un minim de 300 de tone de provizii pentru bărbații prinși. Pe baza acestor asigurări, Hitler a cerut să nu existe retragere, aveau să lupte până la ultimul om. Cantitatea de livrări nu a depășit niciodată 120 de tone pe zi. 91.000 de oameni dintr-o armată de 285.000 s-au predat la începutul lunii februarie 1943. Doar 5.000 dintre aceștia au supraviețuit lagărilor de prizonieri din Rusia pentru a se întoarce în Germania. Între timp, puterea flotelor de bombardiere americane și britanice a crescut. Cu sediul în Marea Britanie au început operațiuni împotriva țintelor germane. Primul raid cu mii de bombardiere a fost organizat la Köln la 30 mai 1943. 42. Civilii germani au dat vina pe Göring pentru eșecul său de a proteja patria. Hitler a început să-l excludă de la conferințe, dar l-a păstrat în funcții. Pe măsură ce a pierdut încrederea lui Hitler, Göring a început să petreacă mai mult timp la diferitele sale reședințe. Pe măsură ce sovieticii se apropiau de Berlin, eforturile lui Hitler de a organiza apărarea orașului au devenit din ce în ce mai lipsite de sens și inutile. Pe 22 aprilie 1945, Hitler a recunoscut public că războiul a fost pierdut și că intenționează să rămână la Berlin până la capăt și apoi să se sinucidă. El a mai declarat că Göring se află într-o poziție mai bună pentru a negocia o soluționare a păcii. Göring se temea că va fi numit trădător dacă va încerca să preia puterea, dar se temea de asemenea că va fi acuzat de renunțare la datorie dacă nu face nimic. După unele ezitări, Göring și-a revizuit copia decretului din 1941, numindu-l succesorul lui Hitler. Toți au fost de acord că, în conformitate cu termenii decretului, Göring avea sarcina de a prelua puterea în locul lui Hitler. De asemenea, a fost motivat de temerile că rivalul său, Martin Bormann, va prelua puterea la moartea lui Hitler și l-ar fi ucis ca trădător. Având în vedere acest lucru, Göring a trimis o telegramă formulată cu atenție cerându-i lui Hitler permisiunea de a prelua funcția de lider al Germaniei, subliniind că va acționa ca adjunct al lui Hitler. El a adăugat că, dacă Hitler nu răspunde până la ora 22, în acea noapte, 23 aprilie, el ar presupune că Hitler și-a pierdut într-adevăr libertatea de acțiune și și-ar asuma conducerea Reichului. Telegrama a fost interceptată de Bormann, care l-a convins pe Hitler că Göring este un trădător. Bormann a susținut că telegrama lui Göring nu era o cerere de permisiune pentru a acționa ca adjunct al lui Hitler, ci o cerere de demisie sau de răsturnare. Hitler i-a trimis un răspuns lui Göring pregătit cu ajutorul lui Bormann, anulând decretul din 1941 și amenințându-l cu executarea pentru înaltă trădare, cu excepția cazului în care acesta ar demisiona imediat. Göring a demisionat în mod corespunzător. Ulterior, Hitler, sau tot Bormann, a ordonat SS-ului să-l placeze pe Göring alături de personalul său în arest la domiciliu. Bormann a făcut mai apoi un anunț la radio în care a spus că Göring și-a dat demisia din motive de sănătate. Pe 30 aprilie 1945, Hitler s-a sinucis, iar Göring, care știa că războiul era pierdut, nu a ales să fugă sau să se sinucidă, ca majoritatea naziștilor de top, crezând că nu făcuse mare lucru, deci prin urmare nu avea de ce să se teamă. Totuși, în cadrul proceselor de la Nuremberg, Göring a fost găsit vinovat la toate cele patru capete de acuzare și a fost condamnat la moarte prin spânzurare. Judecătorul a declarat: el a fost principalul agresor de război, atât ca lider politic cât și ca militar. A fost directorul programului de muncă forțată și creatorul programului opresiv împotriva evreilor și a altor rase, acasă și în străinătate. Toate aceste crime le-a recunoscut sincer. În unele cazuri specifice, mărturile pot să difere, dar propriile sale admiteri sunt mai mult decât suficiente pentru vinovăția sa. Vina lui este unică prin enormitatea sa. Nu există scuze pentru acest om. Göring a făcut apel cerând să fie împușcat ca soldat în loc să fie spânzurat ca infractor comun, dar instanța a refuzat. A sinucis cu o capsulă de cianură de potasiu în seara înainte de a fi spânzurat pe 15 octombrie 1946. Unul dintre cei mai de încredere colaboratori al lui Hitler, aprig susținător al ideologiei naziste, omul care a reușit să convingă milioane de germani să devină fideli partidului nazist, ministrul propagandei Paul Joseph Goebbels. Goebbels s-a născut la 29 octombrie 1897 în Wright, un oraș industrial din Germania. Tatăl său lucra într-o fabrică, iar mama sa provenea de la o fermă. Deși părinții nu erau foarte înstăriți, au reușit să-l susțină în școală, fiind educat la o școală romano-catolică, reușind după aceea să-și ia doctoratul în filozofie la Universitatea din Heidelberg. A fost nevoit, datorită unei boli din copilărie, să poarte o proteză de metal și pantofi speciali, având un picior mai scurt, dar cu toate acestea a șchiopătat toată viața. Toate astea l-au expus unor ridicularizări și umilii într-o societate care punea accentul pe puterea fizică. Ca rezultat al condiției sale, a fost refuzat pentru serviciul militar în primul război mondial. Goebbels a scris despre ideile sale, despre cum credea că ar trebui să fie lumea, văzându-se drept mare filozof și gânditor.
Din păcate pentru el însă nimeni altcineva nu a fost de acord. Datorită faptului că articolele și cărțile sale au fost respinse pentru publicare, a decis să-și creeze propria publicație pentru opiniile sale, doar că nu a avut foarte mulți cititori. A încercat fără succes să-și stabilească o carieră în domeniu, deși reușise să vândă câteva articole, dar pe cealaltă parte banii erau foarte puțini. Toate acestea l-au determinat să se alăture partidului nazist în 1924. În momentul în care Goebbels a intrat în partid, Germania nu traversa o perioadă foarte bună, economia fiind devastată, iar moralul cetățenilor era la pământ. În această perioadă, partidul nazist le-a spus oamenilor ce voiau să audă, promițând că vor îndrepta totul. Alături de naziști, Goebbels a găsit în cele din urmă o casă și un grup de oameni care erau dispus să-i citească opera. Ei au crezut că acesta era foarte bun în crearea propagandei pronaziste, dovedindu-se suficient de bun pentru a convinge noi membri să se alăture partidului. Hitler era impresionat de capacitatea lui Goebbels de a-și expune gândurile în scris, în schimb Goebbels era impresionat de talentul lui Hitler de a vorbi în fața mulțimilor și de gesturile pe care acesta le făcea pentru a capta atenția naționaliștilor germani. Odată ce Hitler a ajuns la putere, Goebbels a fost numit în funcție ca ministru al propagandei. De vreme ce era șomer la acea vreme, acest lucru i-a schimbat literalmente viața peste noapte. Dintr-o dată viața lui a început să capete sens, considerându-l cu adevărat pe Adolf Hitler ca fiind cel mai bun prieten al său și salvator. Goebbels a avut sarcina de a cenzura orice articol din mass media care ar fi putut intra în conflict cu idealurile naziste. A început prin ordinul de ardere al cărților. Cărțile vizate erau cele privite ca fiind subversive sau care reprezentau ideologii opuse nazismului. Acestea includeau cărți scrise de autori evrei, comuniști, socialiști, liberali și religioși, printre mulți alții. Printre cărțile arse se aflau și cele ale lui Karl Marx. Cu toate acestea, unele cărți interzise par a fi alese în mod aleator pentru că nu există nicio explicație logică de ce Goebbels a dorit să le șteargă din istorie. Acest lucru i-a determinat pe unii oameni să creadă că a vrut să distrugă cărțile anumitor autori din gelozie pentru că aceștia ar fi scriitori mai buni decât el. Începuse să cunoască gustul controlului și îl iubea absolut. În 1926 a devenit lider de district al partidului la Berlin. În anul următor a înființat și a scris în Atacul un ziar săptămânal care susținea linia partidului nazist. Totuși Goebbels știa că una dintre cele mai puternice modalități de a emoționa un om este prin film, așa că Goebbels a dat ordinul de a prelua cu forța studioul de film UFA. Goebbels și Hitler erau amândoi amatori de film, dar au luat decizia de a cenzura filmele americane. Joseph Goebbels s-a asigurat că toți cei care lucrează în industria cinematografică germană sunt loiali lui Hitler. Actorii care au refuzat să excludă pe evrei din viața lor și să se alăture partidului nazist au fost înscriși pe lista neagră a actorilor ce nu vor mai profesa niciodată. Mulți dintre ei au fost chiar împiedicați să părăsească țara, iar unii dintre ei au ales să se sinucidă. Goebbels și-a propus să creeze versiuni germane ale unora dintre marile hituri americane. De asemenea, a creat filme în care singurul scop era influențarea oamenilor pentru a crede în idealurile naziste. Unele dintre ele erau în mod clar propagandistice, dar altele au fost atât de inteligent deghizate, încât au convins poporul german să-și schimbe opiniile cu privire la naziști. Exemplu, filmul Acuz din 1941 a fost orchestrat pentru a determina populația germană să fie de acord cu programul nazist pentru eutanasiarea persoanelor cu dizabilități psihice și fizice. În viziunea nazistă, acest lucru ar curăța rasa ariană de oameni considerați genetic deficienți, fiind o povară financiară pentru societate. Intriga filmului este despre un medic aflat în vârful carierei, a cărui soție suferă de scleroză multiplă și îi cere acestuia să o eutanasieze. Soțul ei, care se zbate pentru a lua o decizie, îi dă în cele din urmă o injecție fatală și este judecat după aceea, unde acesta argumentează că prelungirea vieții în unele situații este în contrară naturii umane și că moartea este un drept și o datorie. Filmul a fost atât de bine scris încât chiar și astăzi oricine se uită la film poate să se întrebe dacă este moral sau nu, motiv pentru care este considerat a fi unul dintre cele mai periculoase filme de propagandă realizate vreodată. În 1931 s-a căsătorit cu Magda, o femeie din clasă mijlocie, având 6 copii cu aceasta. În 1937 Goebbels a avut o aventură cu actrița cehă Lida Barova. Când Magda afla despre această aventură, în octombrie 1938 s-a plâns lui Hitler. Hitler i-a ordonat lui Goebbels să rupă relația extraconjugală, ordonând de altfel ca Lida să părăsească Germania, luându-i un bilet doar dus către Cehoslovacia. În 1939 a călătorit în Polonia cu o echipă de film pentru a filma un documentar despre cum trăiesc oamenii într-un ghetou evreiesc. Oamenii care trăiau în ghetou purtau cârpe și erau, în general, murdari și bolnavi. Acest lucru se datorează însă faptului că nazii
naziștii au forțat să trăiască în condiții inumane. Cu toate acestea, Goebbels a profitat de această oportunitate pentru a-i compara pe evrei cu animale, spunând că ei aleg să trăiască așa. El a spus că aceștia nu sunt oameni și că ar trebui exterminați. Acest film s-a numit Evreul Etern și a avut premiera în 1940. După ce a vizitat personal Auschwitz, Goebbels a scris că moartea și tortura acestor prizonieri era atât de groaznică încât nici nu voia să o detalieze în jurnal. El a scris totuși că poate este barbar, dar aceștia merită cu adevărat. Toate eforturile sale de a incita la ură împotriva poporului evreu au dat efect, iar Adolf Hitler a început din nou să aibă încredere în el. Ura lor reciprocă se pare că era suficientă pentru a repara prietenia. Hitler a încetat să aibă la fel de multe apariții publice, permițându-lui Goebbels să vorbească în numele său. După înfrângerea germanilor în bătălia de la Stalingrad din 1943, Goebbels a devenit adeptul războiului total. În discursul său cel mai faimos de la Berlin, Goebbels a cerut audienței să se dedice unui război total, unei mobilizări a economiei Germaniei și a societății germane pentru a sprijini războiul. Das deutsche Volk wehrt sich gegen die totale Kriegsmaßnahme der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg der Engländer, sondern die Kapitulation. Sperat în acest fel să-l convingă pe Hitler să-i acorde lui și lui Albert Speer controlul asupra politicii interne a producției de armament pentru a introduce munca obligatorie chiar și pentru femei. Hitler a refuzat aceste cereri pentru că le considera periculoase pentru moralul populației. Goebbels s-a plâns în particular de lipsa de direcții din politica internă a Germaniei, însă nu l-a criticat pe Hitler și nici nu a acționat împotriva voinței acestuia. Pe 30 aprilie, când sovietici ajunseseră la câteva sute de metri de bunker, Hitler și-a întocmit testamentul. Goebbels a fost unul dintre cei patru martori. Scurt timp după aceea, Hitler se împușcă, Goebbels comentând că inima Germaniei a încetat să mai bată, Führerul este mort. În testament, Hitler nu a numit un succesor la conducerea partidului nazist, însă Goebbels fusese numit cancelar al Germaniei. Totuși, la 1 mai, acesta și-a otrăvit cei 6 copii, iar puțin mai târziu, după aceea, Goebbels și soția sa au mers în grădina cancelariei, unde s-au sinucis. Acesta se împușcase în timp ce soția sa se otrăvise. El a declarat nu cu mult timp înainte de moarte, vom merge în istorie ca cei mai mari oameni de stat din toate timpurile sau ca cei mai mari criminali. Oficial de rang înalt al SS-ului, șeful Gestapo, poliția secretă din Germania nazistă, unul dintre comandanții naziști care au planificat Holocaustul și singurul cărui moarte nu a fost confirmată oficial niciodată, Heinrich Müller. Heinrich Müller s-a născut la 28 aprilie 1900 în Munich, Bavaria, Germania, din părinți catolici. Tatăl său fusese ofițer în poliția rurală. Müller a terminat școala obligatorie, finalizându-și de altfel și ucenicia ca mecanic de aeronave înainte de izbucnirea Primului Război Mondial. S-a alăturat armatei Germaniei în iunie 1917 la vârsta de 17 ani, luptând în ultimele luni care mai rămăseseră din Primul Război Mondial. A fost decorat de mai multe ori pentru curaj, primind crucea de fier clasa 1 și clasa 2, cât și crucea meritului militar bavariană, fiind o realizare destul de mare pentru tânărul de numai 18 ani. După război, în 1919, s-a alăturat poliției din München, ridicându-se rapid în rang, reușind să ajungă șeful departamentului poliției politice. Se spune că era obsedat de muncă, fiind complet dedicat îndatoririlor sale pe care le îndeplinea cu disciplină militară. În 1924, Müller se căsătorește cu Sophie, având doi copii cu aceasta, un băiat pe nume Reinhard și o fiică pe nume Elizabeth. Anticomunist pe viață, Müller a devenit cunoscut pentru abilitățile sale de a investiga activitățile comuniste din München. Deși Müller nu era membru al partidului nazist, chiar numindu-l pe Hitler un imigrant șomer și zugrav, Himmler îi admira abilitățile și devotamentul său față de stat. Istoricul Richard Evans a scris că Müller aborda sarcinile pe care le primea ca fiind comenzi militare. Era obsedat de muncă cât nu-și lua niciodată vacanță. Acesta era hotărât să servească statul german indiferent de forma politică, crezând că era de datoria tuturor să se supună fără îndoială. Datorită cunoștințelor pe care acesta le avea în legătură cu activitățile comuniste, Müller a devenit un atu valoros pentru noul regim, fiind avansat, devenind anchetator al crimelor în noiembrie 1933. Totuși, antipatia sa față de partidul nazist l-a împiedicat să devină membru până când a fost nevoit să o facă în 1939. Ca urmare, antipatiei sale față de naziști a fost ținut sub supraveghere constantă, iar un raport din 1937 se referă la el ca fiind nemilos, încercând în continuu să-și demonstreze eficiența, revendicând toată gloria pentru sine. La 27 septembrie
septembrie 1937, agențiile de securitate și poliție din Germania nazistă au fost consolidate în biroul principal de securitate al Reichului, condus de Reinhardt. Gestapo a devenit departamentul 4 al acestui birou, iar Müller a devenit șeful Gestapo, cunoscut ca Gestapo Müller, cu Reinhardt ca imediat superior. A fost Müller cel care a dat ordinele de arestare a peste 30.000 de evrei în noaptea de 9 noiembrie 1938, fiind amintită de istorie ca fiind noaptea de cristal. 28 aprilie 1939, Hitler a anunțat că Germania se retrage din pactul de neagresiune cu Polonia, iar la 23 august 1939 are loc semnarea pactului Ribbentrop-Molotov între Germania și Uniunea Sovietică, care a permis în secret împărțirea Poloniei între cele două mari puteri. Pactul a permis Germaniei să atace Polonia fără să se teamă de intervenția sovieticilor. Totuși, Germania avea nevoie de un motiv pentru a ataca Polonia, așa că Reinhardt și Müller au lucrat împreună la punerea în aplicare a operațiunii Tannenberg. Operațiunea se referă la o serie de atacuri false ale polonezilor asupra germanilor care trăiesc la granița cu Polonia. Müller și Reinhardt au stabilit ca atacurile să aibă loc în apropierea orașului Gliwice, deoarece aici erau situate avamposturi germane izolate, făcându-le obiective logice pentru atac. Soldați germani purtând uniforme militare poloneze au înscenat un atac asupra stației germane de radio din Gliwice la frontiera germano-poloneză în scopul de a furniza lumii un pretext pentru invadarea Poloniei de către Germania. Totuși era nevoie și de un adevărat etnic polonez, așa că Müller a căutat în fișierele sale și a venit cu numele Franciszek Honiok, care era un proeminent simpatizant polonez. Pe 30 august, Müller și-a trimis oamenii pentru a-l aresta pe acesta, iar în seara de 31 august, Honiok, fiind drogat înainte, este târât semi-inconștient la postul de radio, unde este împușcat în cap. Fotografiile făcute au fost livrate lui Reinhardt și Müller, dar au fost considerate ca nefiind suficiente pentru a fi utilizate în scopuri propagandistice. Chiar și așa, la 1 septembrie 1939, Hitler atacă Polonia sub acest pretext. Heinrich Müller era acum în fruntea celui mai nemilos braț al partidului nazist, fiind responsabil să anuleze orice încercare de opresiune asupra regimului. Gestapo a devenit un instrument al terorii sponsorizat de stat, primind sarcina de a investiga fiecare act de spionaj, trădare sau sabotare împotriva statului. O lege adoptată în 1936 a plasat Gestapo în afara constrângerilor legale atâta timp cât voința partidului nazist era respectată. În calitatea sa de șef al Gestapo, Müller a supravegheat implementarea politicilor lui Hitler împotriva evreilor și altor grupuri considerate o amenințare pentru stat. Adolf Eichmann, care a condus biroul afacerilor evreiești, a fost subordonatul lui Müller. Odată ce a început al doilea război mondial, Müller și Eichmann au planificat deportarea și apoi exterminarea evreilor europeni. La 20 ianuarie 1942 a fost prezent la conferința de la Wannsee pentru a discuta soluția finală la problema evrească, alături de mai mulți lideri ai partidului nazist, printre care și Himmler și Adolf Eichmann. În 1942, Reinhardt a fost asasinat la Praga, Müller fiind responsabil cu ancheta. El a reușit prin mită și tortură să identifice comandorile cehe trimise de britanici pentru a-l executa pe Reinhardt. Capturarea lor nu a avut succes, deoarece aceștia au decis să se sinucidă de frică de a nu cădea în mâinile Gestapo-ului. După asasinarea lui Reinhardt, Ernst Kaltenbrunner a devenit șeful lui Müller. În martie 1944, Müller a fost cel care a semnat decretul Kugel-Erlass, prin care se impunea transportul prizonierilor de război care evadaseră, dar fuseseră recapturați la Mauthausen pentru a fi împușcat. SS a încarcerat și a ucis aproximativ 5.000 de prizonieri de război la Mauthausen în cadrul acestei operațiuni. Aproximativ 85% dintre prizonierii recapturați erau soldați sovietici. Restul a inclus soldați polonezi, iugoslavi, olandezi, francezi și belgeni. 20 iulie 1944, după încercarea eșuată de asasinare lui Hitler, Müller a fost însărcinat cu găsirea, arestarea și interogarea tuturor celor care erau suspectați că ar fi participat la complot. Peste 5.000 de persoane au fost arestate și aproximativ 200 executate. Ultimele luni ale războiului, Müller a rămas la postul său, aparent încă încrezător în victoria germană. În aprilie 1945, Müller a fost printre ultimii nazi loiali adunați în bunkerul Führerului din centrul Berlinului, în timp ce Armata Roșie invada orașul. Acolo a fost văzut și ultima dată în seara de 1 mai 1945, a doua zi după sinuciderea lui Hitler. Müller ar fi spus că nu are nici cea mai mică intenție în a fi capturat de ruși, cunoscând exact metodele rusești. După ce Berlinul a căzut și Germania s-a predat, Müller a devenit o țintă. Dar fiind faptul că Müller era un nume atât de cunoscut în Germania, nicio urmă a lui Gestapo Müller nu a fost găsită de anchetatori. Fără apariția unor noi piste, a devenit curând acceptat faptul că Müller a pierit, probabil în ultimele zile ale războiului. Totuși, după capturarea lui Adolf Eichmann din anii 60, interesul cu privire la soarta lui Müller a crescut din nou, dat fiind faptul că Eichmann a declarat că el crede că Müller este încă în viață.
Germanii de vest au început să investigheze ce s-ar fi putut întâmpla cu Müller. Spre deosebire de mulți naziști care au evadat în America de Sud, în special în Argentina, nu s-au găsit niciodată dovezi că Müller ar fi mers pe această cale. În 1967, în Panama, un om pe nume Francis Willard Kitt a fost acuzat că este Müller. Diplomații germani au presat Panama să-l extradeze pentru proces. Procurorii germani au declarat că Sophie Müller, în vârstă de 64 de ani, a văzut fotografii cu Francis și l-a identificat ca fiind soțul ei de mult dispărut. Cu toate acestea, el a fost eliberat odată ce amprentele au dovedit că nu era Müller. Zvonurile au început să se răspândească în mass media occidentală, cum că americanii erau cei care îl adăposteau pe Müller și îi păstrau prezența necunoscută publicului. În 2001, dosarele CIA cu privire la ancheta lor privind găsirea lui Müller au fost puse la dispoziție publicului și au arătat în mod clar că americanii nu aveau nici cea mai mică idee despre unde ar fi putut dispărea Müller. Dosarele concluzionau că există indicații, dar nu există dovezi că Müller ar fi colaborat cu sovieticii și există de asemenea indicații, dar nu există să dovezi că Müller a murit la Berlin. În 2013, Johannes Tuchel, șeful Memorialului pentru Rezistența Germană, a susținut că Müller a murit și a fost înmormântat împreună cu alți aproximativ 2500 într-o groapă comună într-un cimitir evresc. Tuchel a declarat că trupul lui Müller a fost descoperit în august 1945 de forțele aliate într-un mormânt improvizat. Afirmația ar fi fost susținută de documente istorice recent descoperite care afirmă că Müller a fost identificat la acea vreme deoarece încă purta uniforma și avea un act de identitate cu fotografie în buzunar. Pentru că legea religioasă evrească interzice exhumările și având în vedere numărul de cadavre îngropate la fața locului, afirmațiile lui Tuchel nu au fost încă confirmate, lăsând soarta lui Heinrich Müller să rămână un mister. Oficial de rang înalt al SS-ului și poliției în perioada nazistă, unul dintre principalii arhitecți ai Holocaustului, șeful biroului principal de securitate al Reichului, inclusiv Gestapo, Reinhard Heydrich. Reinhard Heydrich s-a născut la 7 martie 1904 în Halle, Germania, fiind de religie romano-catolic. Mama sa, Elizabeth, venea dintr-o familie înstărită, iar tatăl său, Richard, era tenor și compozitor, fiind de altfel directorul conservatorului de muzică din Halle. Pentru tânărul Reinhard, asta însemna o viață lipsită de griji, de cultură și, cel mai important, muzică. Muzica era aerul pe care îl respira familia. Tânărul Reinhard a fost pregătit serios în a deveni violonist, dezvoltând abilități de expert și o pasiune pe tot parcursul vieții pentru vioară. Dar viața lui aparent lipsită de probleme avea să se schimbe brusc. Reinhard și familia sa locuiau înconjurați de naționaliști germani, iar toată lumea credea că Richard, tatăl lui Reinhard, era evreu. Și totuși, de ce era asta o problemă? Bine, Richard credea că presupusa sa istorie evrească era motivul pentru care cariera sa nu a avut niciodată succes. De asemenea, tânărul Reinhard a fost bătut de băieți mai mari în școală și chinuit, insultat pe fondul zvonurilor despre strămoșii săi aparent evrei. La fel ca mulți germani, Reinhard a fost la început entuziasmat de izbucnirea Primului Război Mondial, crezând că va fi o victorie ușoară pentru Germania. Dar odată ce săptămânile, apoi lunile și în cele din urmă anii au început să treacă, acel optimism a început să dispară. Iarna anului 1917, lipsa de combustibil și hrană provocate de război a dus la înfometare și mizerie în întreaga națiune. În 1918, Primul Război Mondial s-a încheiat cu înfrângerea Germaniei, iar la sfârșitul lunii februarie 1919, turburările civice, inclusiv grevele și ciocnirile dintre grupurile comuniste și anticomuniste, au avut loc în majoritatea orașelor din Germania, cât și în orașul natal al lui Reinhard. Sub directivele ministrului apărării Gustav Noske s-a format o unitate paramilitare de dreapta, Freikorps, care lupta în numele guvernului împotriva comuniștilor ce încercau să răstoarne Republica de la Weimar. În Halle, băiatul acum de 16 ani s-a alăturat unei unități locale, Freikorps. Destinată ca o miliție anticomunistă, Freikorps s-a transformat într-o grupare paramilitară de extremă dreaptă care îi viza pe evrei și revoluționari. Reinhard se simțea acum, pentru prima dată în viața sa, înconjurat de oameni care împărtășeau convingerile antisemite și antipatia sa față de comuniști. În primăvara anului 1922, Reinhard a obținut diploma pentru terminarea liceului, iar în loc să urmeze o carieră muzică, cum spera tatăl său, Reinhard, chiar fiind un violonist extrem de priceput, s-a înrolat în Marina Germană la 30 martie 1922, la mai puțin de o lună după ce împlinise 18 ani. La 1 aprilie 1924 a fost avansat în funcție și trimis pentru a fi instruit la Academia Navală Mirvi. Dar, în timp ce majoritatea viitorilor naziști de rang înalt erau adevărați credincioși, dispuși să renunțe la o viață normală pentru cauza partidului, Reinhard și-a văzut în continuare de carieră. Când Hitler a publicat Mein Kampf în 1925, Reinhard nu s-a deranjat nici măcar să o citească. Până în 1928, munca asiduă a acestuia a dat roade
salariare suficiente pentru ca el să fie promovat în funcția de prim locotenent și repartizat în serviciul de informații al marinei. A avut relații amoroase cu diferite femei, una dintre ele fiind chiar viitoarea lui soție, Lina von Osten. La începutul anului 1931, Reinhard a cerut-o pe Lina în căsătorie, iar anunțul logonei a ajuns până la fica unui ofițer naval superior, căruia îi promisese că o ia în căsătorie. Tatăl fetei s-a plâns la marină, o curte de onoare militară acuzându-l pe acesta de conduită nepotrivită pentru un ofițer și un domn, care în aprilie a fost demis din marină. Din fericire pentru el, Lina nu l-a părăsit, iar în decembrie 1931 cei doi s-au căsătorit. În multe feluri, decizia acesteia de a nu rupe logodna a fost unul dintre cele mai importante evenimente din viața lui Reinhard, întrucât acum era șomer și disperat, dar cu ajutorul și conexiunile soției sale în cadrul partidului nazist, viața lui avea să se schimbe. Reinhard s-a alăturat partidului nazist, iar cu ajutorul lui Karl von Eberstein, un prieten de familie al soției sale, a reușit să obțină o întâlnire cu Heinrich Himmler. Himmler i-a cerut lui Reinhard să-și transpună ideile pentru dezvoltarea unui serviciu de informații SS, iar apoi, impresionat de ideile sale, cât și de aspectul său nordic, Himmler l-a angajat imediat pe Reinhard. Pe măsură ce reputația lui a început să crească, s-a confruntat cu un număr de probleme când au fost depuse acuzații împotriva lui cu privire la zvonurile despre originile sale evreiești, fiind lansată o anchetă în cadrul partidului, care a dovedit în cele din urmă puritatea liniei genealogice a acestuia. La mijlocul anului 1932, Himmler l-a numit pe Reinhard șeful noului serviciu de securitate al SS-ului. Serviciul de contraspionaj al lui Reinhard a devenit o mașină eficientă de teroare și intimidare. Cu Hitler căutând putere absolută în Germania, Himmler și Reinhard au dorit să controleze forțele politice din toate cele 17 state germane. Au început în Bavaria, iar în 1933, Reinhard și-a adunat câțiva oameni și împreună au asaltat sediul poliției din München, preluând organizația folosind tactici de intimidare. Himmler a devenit șeful poliției din München, iar Reinhard comandantul departamentului 4, Poliția Politică. Himmler și Reinhard au centralizat departamentele de poliție politică din Germania în Gestapo. SS-ul lui Himmler a devenit independent de SA după exterminarea șefului de stat major Ernst Röhm și a conducerii superioare a SA în perioada 30 iunie-2 iulie 1934. Reinhard a preluat comanda Gestapo în timp ce a rămas șef al serviciului de securitate. Din 1936 până în 1939, titlul oficial al lui Reinhard era șef al poliției și al serviciului de securitate. După ce Germania nazistă a declanșat al doilea război mondial prin invadarea Poloniei, Himmler a dat decretul de înființare al biroului principal de securitate al Reichului la 27 septembrie 1939 sub comanda lui Reinhard. După invazia Poloniei din septembrie 1939, Reinhard a fost pus la conducerea Einsatzgruppe. Einsatzgruppe au fost escadrilele morții care urmau armata regulat, omorând dușmanii din teritoriile ocupate. Brutalitatea lor a fost legendară, iar în primele 3 luni după ocuparea Poloniei au ucis 50.000 de oameni. Când naziștii s-au îndreptat spre est în 1941, a fost și mai rău. Peste 33.000 de evrei au fost uciși în doar 2 zile la Kiev de către aceștia. Totuși, crimele comise de Reinhard și oamenii săi nu s-au întâmplat doar în străinătate. În 1939, în timp ce Germania intra în război, Reinhard își instruise serviciul de securitate să se concentreze asupra dușmanilor interni ai Reichului. În ultimele zile ale anului, ofițerii s-au aventurat pe teritoriul german, lichidând țigani, francmasoni, homosexuali, martori ai lui Jehova și intelectuali. La 20 ianuarie 1942, Reinhard a invitat oficial cheie din diferite ministere ale Reichului la o conferință la Wannsee. Această conferință, Reinhard a prezentat planuri autorizate de Hitler de a coordona o soluție finală a problemei evreiești la nivel european. El i-a informat pe participanți că Hitler a autorizat anihilarea fizică a evreilor europeni și a desemnat SS să coordoneze politica soluției finale. Ideea lui a fost să strângă toate cele 11 milioane și să îi împingă spre est, lăsându-i să moară. Când conferința a luat sfârșit, soarta evreilor din Reich fusese pecetluită. Holocaustul era acum politica oficială nazistă, iar arhitectul șef era hotărât să o pună în aplicare cât mai repede posibil. La 27 septembrie 1941, Reinhard a preluat funcția de protector al Boemiei și Moraviei. 5 zile mai târziu a anunțat că SS intenționează să germanizeze paraziții cehi. Bărbați, femei și copii cehi au fost uciși în execuții la scară largă, multe dintre ele desfășurându-se în public. Aceste acțiuni i-au adus o nouă poreclă, măcelarul din Praga. Reinhard, în calitatea sa de protector, le-a promis muncitorilor industriali și fermierilor cehi, a căror capacitate de producție era necesară efortului de război german, pachete salariale și beneficii echivalente cu cele ale omologilor lor germani. Rezultatul politicilor sale au dus la o reducere cu 73% a actelor de spionaj în termen de 6
luni. Până în primăvara anului 1942, autoritățile germane s-ar putea lăuda cu o pacificare a protectoratului. Unii au speculat că Reinhard a urmărit să-și asume o nouă poziție civilă de vârf în nordul Franței și Belgiei ocupate. Planificată de operațiuni speciale britanice și susținută de guvernul cehoslovac în exil, pregătirea pentru asasinarea lui Reinhard, numită Operațiunea Antropoid, a implicat ofițerii Josef Gabczyk și Jan Kobis ca actorii principali. Au fost transportați cu avionul din Marea Britanie în Cehoslovacia împreună cu alți 7 soldați cehi în decembrie 1941. Planul era să-l atace la o cotitură bruscă în districtul Liben din Praga, în timp ce acesta se îndrepta spre casă. Gabczyk și Kobis au fost poziționați la stația de tramvai de lângă spitalul Bulkova, unde era o cotitură în drum, în timp ce colegul lor, Josef Walczyk, a semnalizat cu o oglindă sosirea Mercedesului decapotabil al lui Reinhard. Gabczyk a sărit în fața vehiculului încercând să-l împuște, dar pistolul său s-a blocat. Reinhard a oprit mașina și a încercat să-l împuște la rândul ei pe Gabczyk când Kobis a aruncat o grenadă. Deși grenada a lovit doar roata din spate a mașinii, Reinhard a avut de suferit, având o coastă ruptă, diafragma ruptă, așchii sânindu-i în splină, Kobis fiind și el de altfel rănit. Reinhard, în vârstă de 38 de ani, a fost dus la spitalul din apropiere, unde a murit pe 4 iunie la 4:30. Operațiunea Antropoid a fost numele de cod pentru asasinarea lui Reinhard Heydrich, șeful Serviciului Principal de Securitate a Reichului, Serviciile de Securitate Combinate din Germania Nazistă și Protector al Boemiei și Moraviei. Operațiunea a fost efectuată la Praga pe 27 mai 1942, după ce a fost pregătită de executivul de operațiuni speciale britanic cu aprobarea guvernului cehoslovac în exil. Rănit în urma atacului, Reinhard a murit din cauza rănilor la 4 iunie 1942. Moartea s-a adus la un val de represalii nemiloase de către trupele SS germane, inclusiv distrugerea satelor și uciderea civililor. Antropoid a fost singurul asasinat cu succes al unui lider nazist în timpul celui de-al doilea război mondial. Reinhard a fost unul dintre cei mai puternici oameni din Germania nazistă și o figură importantă în ascensiunea lui Adolf Hitler. El a fost însărcinat cu așa numită soluție finală la problema evrească din Europa. În ciuda riscurilor, cehoslovacii au decis să întreprindă operațiunea pentru a conferi legitimitate guvernului în exil și a se răzbuna împotriva stăpânirii dure a lui Reinhard. La sfârșitul anului 1941, Hitler controla aproape toată Europa continentală, iar forțele germane se apropiau de Moscova. Aliații considerau că era probabilă capitularea sovietică. Guvernul din exil al Cehoslovaciei, sub președintele Edvard Beneš, era sub presiunea serviciilor de informații britanice, deoarece existase prea puțină rezistență vizibilă de la ocuparea regiunilor sudete ale țării în 1938. Preluarea acestor regiuni a fost pusă în aplicare prin acordul de la München. Acordul de la München a fost un acord încheiat la 30 septembrie 1938 de Germania, Regatul Unit, Republica a Treia Franceză și Regatul Italiei. A oferit cedarea Germaniei teritoriului german sudet al Cehoslovaciei, ciuda existenței acordului de alianță din 1924 și a pactului militar din 1925 dintre Franța și Republica Cehoslovacă, pentru care este cunoscut și sub denumirea de trădarea de la München. Cea mai mare parte a Europei a sărbătorit acordul de la München, care a fost prezentat ca o modalitate de a preveni un război major pe continent. Cele patru puteri au fost de acord cu anexarea zonelor de frontieră cehoslovace numite Sudete, unde locuiau peste 3 milioane de oameni, în special etnici germani. Hitler a anunțat că a fost ultima sa pretenție teritorială în Europa. Statutul lui Reinhard Heydrich de protector al Boemiei și Moraviei, cât și reputația câștigată de el prin terorizarea cetățenilor, au condus la alegerea sa drept țintă a asasinatului. Asasinatul avea printre altele și scopul de a demonstra conducătorilor naziști că nu sunt invulnerabili. Serviciul britanic MI6 era conștient că asasinarea unui atât de important lider nazist, așa cum era Reinhard, va atrage represalii în masă în rândul populației cehi. Șeful MI6, Stuart Menzies, știa că această acțiune poate avea consecințe grave asupra cehilor, dar cu toate acestea a semnat punerea în aplicare a planului Antropoid. Gătirea a început la 20 octombrie 1941. Șeful serviciilor secrete din Cehia selectase personal 24 dintre cei mai promițători 2000 de soldați cehi exilați stabiliți în Marea Britanie. Au fost trimiși la unul dintre centrele de instruire a comandamentelor în Scoția. Sub ofițerul Josef Gabczyk și sergentul de stat major Karel Svoboda au fost aleși pentru a efectua operațiunea la 28 octombrie 1941, dar Svoboda a fost înlocuit cu Jan Kobis după o leziune la cap în timpul antrenamentului. Acest lucru a provocat întârzieri în misiune, deoarece Kobis nu finalizase instruirea și nici nu i se pregătisele documentele false necesare. Josef Gabczyk și Jan Kobis au fost parașutați împreună cu alți 7 soldați ai armatei cehoslovace în exil din Marea Britanie de către un avion Halifax Royal Air Force,
la ora 10 seara în ziua de 28 decembrie 1941. Gabčík și Kubiц au aterizat lângă Nevizdi la est de Praga, deși planul inițial era să aterizeze lângă Pilsen, însă piloții au avut probleme de orientare. Alții s-au deplasat apoi la Pilsen pentru a-și contacta aliații și de acolo înapoi la Praga, unde era planificat atacul. La Praga ei au contactat mai multe familii și organizații antinaziste care au ajutat cu pregătirea asasinatului. Planul inițial era ca aceștia să-l asasineze pe Reinhard într-un tren, dar după ce au examinat logistica, au realizat că acest lucru nu este posibil. Doilea plan a fost de a-l asasina pe drumul din pădure, parcurs zilnic de Reinhard între reședința sa și Praga. Ei intenționau să întindă un cablu de-a latul drumului ca să oprească mașina, dar după ce au așteptat câteva ore, comandantul lor, locotenentul Adolf Opalka, a venit pentru a-i aduce înapoi la Praga. Așadar, cel de-al treilea plan a fost asasinarea lui Reinhard la Praga. Asasinii au trebuit să se grăbească după ce serviciile secrete i-au anunțat că Hitler ceruse revenirea lui Reinhard la Berlin pe 27 mai 1942. La 27 mai 1942, la ora 10:30 dimineața, Reinhard a plecat pe drumul său zilnic de la locuința sa către castelul Praga. Gabčík și Kubiц au așteptat în stația de tramvai de lângă spitalul Bulkova din Praga. Acest loc a fost ales special deoarece drumul forța toate mașinile să încetinească atât de mult încât aproape opreau pentru câteva secunde pentru a evita derapajul. Josef Valcic s-a poziționat la circa 100 de metri nord de Gabčík și Kubiц pentru a-i anunța când sosește mașina. În Mercedesul decapotabil al lui Reinhard a ajuns în curbă, Gabčík a ieșit în fața mașinii încercând să deschidă focul, dar mitraliera sa de tip Sten s-a blocat. Reinhard i-a ordonat șoferului său pe nume Klein să oprească mașina. Când Reinhard s-a ridicat să-l împuște pe Gabčík cu pistolul său, Kubiц a aruncat o grenadă modificată ale cărei fragmente au trecut prin aripa din dreapta spate a mașinii, ducând șrapnel și fibre din tapiserie în corpul lui Reinhard. Kubiц a fost și el de altfel rănit. După explozie, Gabčík și Kubiц s-au tras asupra lui, dar după șocul exploziei nu au reușit să-l nimerească. Reinhard apare neștiind că a fost rănit de șrapnel, a tras și el și a încercat să-l urmărească pe Gabčík, dar în momentul când s-a ridicat să fugă după acesta, s-a prăbușit. Klein s-a întors din încercarea eșuată de a-l prinde pe Kubiц, care a fugit de la locul faptei cu bicicleta. Sângerând abundent, Reinhard i-a ordonat lui Klein să-l urmărească pe Gabčík, a urmărit până într-o mătălărie, unde Gabčík l-a împușcat de două ori cu pistolul, rănindu-l grav la picior și apoi fugind cu tramvaiul spre o casă conspirativă din apropiere. Asasinii, Gabčík și Kubiц, au fost la început convinși că atentatul a eșuat. O femeie cehă și un polițist aflat în timpul liber au venit în ajutorul lui Reinhard și au oprit o camionetă. Reinhard a fost plasat inițial în cabina șoferului, dar s-a plâns că mișcarea camionului îi provoacă dureri. El a fost apoi mutat în parte din spate a camionului, așezat pe burtă și dus în camera de urgență a spitalului aflat în apropiere. Suferise leziuni grave în partea stângă și avea rând majore la diafragmă, splină și plămând, precum și o coastă fracturată. Un doctor i-a bandajat rana de la piept, în timp ce altul, care era șeful german sudet al secției de chirurgie de la spital, a încercat fără succes să-i scoată așchiile. Șeful catedrei de chirurgie de la Universitatea Karlova din Praga l-a operat pe Reinhard, asistat de cei doi doctori. Chirurgii au reparat plămânul stâng căzut, au scos vârful coastei ce fusese fracturată, i-au cusut diafragma ruptă și au scos splina ce conținea un fragment de grenadă și material de tapiserie. Operația a durat o oră și a decurs fără probleme. Superior direct al lui Reinhard, șeful SS Heinrich Himmler și-a trimis medicul personal pe Karl Gebhardt, care a sosit în acea seară, iar începând din 29 mai, Reinhard s-a aflat în grija exclusivă a medicilor SS. Grijirea postoperatorie a inclus și administrarea de mari cantități de morfină. După 7 zile, starea sa părea să se amelioreze când, în timp ce se pasă de prânz, s-a prăbușit și a intrat în stare de șoc. A fost în comă în următoarele ore și a murit a doua zi dimineață în jurul orei 4:30. Deci se au concluzionat că murise din cauza infectării rănilor. S-a sugerat și că moartea sa ar fi fost cauzată de o embolie cerebrală sau pulmonară. Medicii lui Himmler au descris oficial cauza morții drept septicemie, însă o primă teorie a fost că o parte din părul de cal din tapiseria scaunelor mașinii lui Reinhard a fost introdusă în corpul său prin explozia grenadei, ducând la o infecție generalizată. Sprijinul posibilității cum că acesta ar fi murit de embolie pulmonară au fost găsite la autopsie particule de grăsime și cheaguri de sânge în ventriculul drept și artera pulmonară. Harris și Paxman, autorii cărții A Higher Form of Killing, simt că Reinhard ar fi murit de botulin, adică din cauza otrăvirii botulinice. Privind acestei teorii, grenadele utilizate în atac au fost modificate pentru a conține o toxină botulinică. Această teorie nu a putut fi verificată deoarece s-au păstrat doar câteva documente medicale referitoare la criza lui Reinhard. Autorii unui raport german din timpul războiului scriau că
Moartea a survenit ca o consecință a leziunilor suferite la nivelul organelor vitale cauzate de bacterii și posibil de otrăvuri purtate de schijele bombei. Evoluția stării de sănătate a lui Reinhardt nu a fost înregistrată în detaliu, dar se pare că a murit în urma unui stop cardiac survenit după 8 zile și nu de insuficiență respiratorie ca în cazul botulismului. Nu au fost observate niciun fel de simptome asociate cu această boală, care au o evoluție progresivă graduală. Alte două persoane au fost de asemenea rănite de fragmente de la aceeași grenadă, Kubitz, soldatul ceh care arunca grenada, și un trecător, dar niciunul nu arăta vreun semn de otrăvire. Chiar în ziua atentatului, Hitler a ordonat SS-ului și Gestapo-ului să realizeze o anchetă și represalii, dorind de asemenea uciderea a 10.000 de cehi considerați nesiguri din punct de vedere politic. Dar după ce l-a consultat pe Himmler, ideea a fost abandonată în cauza că teritoriul ceh era o zonă industrială importantă pentru armata germană și omorurile fără discernământ ar fi putut reduce productivitatea din regiune. Represaliile naziste ordonate de Himmler au fost brutale. Peste 13.000 de oameni au fost arestați, inclusiv iubita lui Jan Kubitz, care a murit în lagărul de concentrare de la Mauthausen. Mătușa locotenentului Adolf Palka a fost executată în lagărul de la Mauthausen pe 24 octombrie 1942, iar tatăl său a fost de asemenea ucis. Potrivit unei estimări, 5.000 de persoane au fost ucise în aceste represalii. După ce s-au refugiat la început la două familii din Praga, asasinii împreună cu alți 5 parasutiști s-au ascuns într-o biserică din Praga, în care el Kurda din grupul OutDistance, al cărui obiectiv erau acțiunile de sabotaj, a fost arestat și interogat de Gestapo. Acesta a divulgat numele persoanelor de contact în schimbul unei recompense de 1.000.000 de mărci, iar mai apoi 700 de soldați germani au asediat biserică. 3 luptători din rezistență, inclusiv Kubitz, au fost uciși în sala de rugăciune după o bătălie care a durat 2 ore, chiar dacă cehii aveau doar pistoale și soldații erau înarmați cu mitraliere și grenade. După ce un predicator a dezvăluit că ceilalți se ascund în criptă, SS-ul a avut mai multe încercări de a-i scoate afară cu gaze lacrimogene, mai apoi încercând să inunde cripta cu mașinile pompierilor din Praga. Văzând că nu mai au nicio șansă de scăpare și de frică de a nu cădea mâinile SS-ului, cei 4, printre care și Gabzik, au ales să se sinucidă. Întrucât Reinhardt era unul dintre cei mai importanți lideri naziști, s-au organizat 2 mari ceremonii funerare. Una a avut loc la Praga, unde pe drumul până la castelul Praga au fost aliniați mii de soldați SS cu torți. A doua a avut loc la Berlin cu participarea tuturor personalităților naziste, inclusiv a lui Hitler, care a pus pe perna funerară medaliile Ordinul German și Ordinul Sângelui. Naziști germani ce au avut gradul de locotenent colonel în cadrul SS, unul dintre principalii organizatori ai Holocaustului și unul dintre cei mai importanți actori în implementarea soluției finale și responsabilul cu gestionarea și facilitarea deportării în masă a evreilor, Adolf Eichmann. Adolf Eichmann s-a născut la Solingen, Germania, la 19 martie 1906, într-o familie protestantă de clasă mijlocie, ca fiul contabilului Adolf Karl Eichmann și al soției sale, Maria. Cel mai mare dintre cei 5 copii ai familiei, tânărul Adolf era un copil nervos, timid, cu puțin prieteni. Când avea 7 ani, tatăl său s-a mutat la Linz pentru a lucra ca manager comercial pentru furnizorul de electricitate al orașului, urmând ca restul familiei să-l urmeze un an mai târziu. După moartea Mariei în 1916, tatălui Eichmann s-a căsătorit cu o protestantă devotată cu 2 copii. Și-a petrecut copilăria în Linz, Austria, care a fost și orașul natal al liderului nazist Adolf Hitler. Aici a urmat școala secundară Kaiser Franz Joseph, aceeași pe care urmase și liderul nazist cu aproximativ 17 ani în urmă. A rămas un copil izolat, iar părinții săi erau îngrijorați de lipsa de socializare. Tenul său întunecat, nasul și urechile distincte l-au făcut să fie tachina de colegi, primind porecla micul evreu. Era un elev mediocru, așa că a renunțat la școală la vârsta de 15 ani și a început instruirea pentru a deveni mecanic, dar și la asta s-a dovedit a fi un eșec. După 2 ani frustranți, a renunțat la această carieră și s-a angajat ca agent de vânzări pentru o companie minieră. Această slujbă a durat 2 ani, după care a devenit agent de district pentru o companie petrolieră. La vârsta de 25 de ani, Eichmann era un omuleț obraznic, retras, inept din punct de vedere social, care ar putea fi confundat cu un evreu. În 1932, deși nu a manifestat niciodată interes pentru politică, a aderat la partidul nazist. Asocierea sa cu partidul a început la îndemnul unui prieten pe nume Ernst Kalt, care era lider local al SS-ului. Regimentul său SS era responsabil cu paza sediului partidului din Linz și protejarea vorbitorilor partidului la mitinguri care, de multe ori, ar deveni violente. Între timp a continuat să lucreze pentru compania petrolieră. Activa săptămâni după ce Hitler a devenit cancelar al Germaniei, în ianuarie 1933, Eichmann și-a pierdut slujba din cauza reducerilor de personal. În același timp, partidul nazist a fost interzis în Austria, iar la fel ca mulți naziști austrieci, Adolf Eichmann a fugit din Austria
Austria, în Bavaria, alăturându-se Legiunii Austriece, o asociație organizată pentru membrii Partidului Nazist din Austria, angajându-se într-o pregătire militară de câteva luni. În noiembrie 1933 a fost numit în personalul administrativ al lagărului de la Dachau. Dachau, treaba lui Eichmann era să păstreze un catalog detaliat cu toate articolele care erau confiscate de la primii prizonieri evrei. Și-a făcut treaba bine, dar a găsit-o extrem de plictisitoare. În această perioadă, el a început să-și propună să studieze principiile de bază ale nazismului. Rezumând ceea ce ajunsese să creadă, a spus: dacă mi-ar fi spus că tatăl meu este un trădător și că trebuie să-l omor, aș fi făcut-o. În 1934, Eichmann s-a alăturat agenției de securitate a SS-ului. La mijlocul anilor 1930, principalul obiectiv al lui Eichmann în cadrul agenției era supravegherea și colectarea informațiilor evreiești, marcând începutul interesului acestuia pentru evrei. A studiat toate aspectele culturii evreiești, a participat la întâlniri, a vizitat secțiuni evreiești ale orașelor în timp ce își lua notițe. A studiat ebraica, ba chiar a putut vorbi un pic de idiș. A devenit treptat recunoscutul specialist evreu, realizând că acest lucru ar putea avea implicații pozitive pentru cariera sa în SS. 21 martie 1935, Eichmann s-a căsătorit cu Veronica, cuplul având 4 fii. În 1934, Eichmann era trimis într-o importantă misiune în mandatul britanic al Palestinei. Împreună cu superiorul său, a fost acolo pentru a evalua posibilitatea evreilor germani de a emigra voluntar în acea țară. Dar misiunea nu a început niciodată, britanicii refuzându-le intrarea în țară. În 1938, în urma anexării Austriei, Eichmann a fost trimis la Viena pentru a ajuta la organizarea emigrării evreiești din Austria, care tocmai fusese integrată în Reich. Organizațiile comunității evreiești au fost plasate sub supravegherea Serviciului de Securitate al SS și au avut sarcina de a încuraja și facilita emigrarea evreiască. Dată cu invazia Poloniei din septembrie 1939 și izbucnirea ulterioară a războiului, politica lui Hitler față de evrei s-a schimbat. Nu vor mai fi încurajați să părăsească Germania, de acum încolo vor fi deportați forțat. Evreii urmau să fie strânși împreună și trimiși în lagărele de concentrare situate în diferite părți ale Reichului. În octombrie 1939, Eichmann a fost trimis la Berlin, unde a lucrat direct sub șeful Gestapo, Heinrich Müller, în înființarea oficiului central la nivel național pentru emigrarea evrească. Primul său loc de muncă a fost de a curăța anumite zone din Polonia de evrei. În același timp și-a continuat proiectul de a scăpa iubita Viena de problema evrească. La 19 decembrie 1939, Eichmann a primit o altă promovare. Acum era coordonatorul general al afacerilor evreie și al evacuării pentru întreaga Germania. Toate deportările în lagărele din Polonia erau acum sub controlul său final. Multe mii de evrei erau de asemenea trimiși într-o zonă din estul Poloniei cunoscută sub numele de Guvernul General. Eichmann a elaborat imediat planuri pentru a trimite 600.000 de evrei în guvernul general, dar aceste planuri au fost respinse din cauza plângerilor autorităților din Est, care erau îngrijorate că prea mulți evrei ar devasta economia. În cele din urmă, aproximativ 63.000 de oameni au fost realocați în zonă, mulți alții murind în tranzit. În toată Europa ocupată, evreii erau înghesuiți în ghetouri în timp ce așteptau să fie trimiși. Condițiile din ghetouri erau îngrozitoare și mulți oameni au murit înainte să pună vreodată piciorul într-un vagon de tren. Deși a întâmpinat probleme cu deportarea, iar schimbarea politicii germane a pus capăt acestor deportări, superiorii lui Eichmann au fost suficient de mulțumiți de inițiativa sa pentru a se asigura că va juca un rol în viitoarele proceduri de deportare. În iulie 1940, Eichmann și-a prezentat planul Madagascar, propunând deportarea unui milion de oameni în fiecare an pe insula Madagascar, în largul coastei Africii de Est, dar planul nu a fost niciodată pus în aplicare. În octombrie 1940, Eichmann și biroul său au organizat deportarea aproape 7.000 de evrei în zone din Franța neocupată. Eichmann a avut un rol central în deportarea peste 1,5 milioane de evrei din toată Europa către centrele de ucidere din Polonia ocupată și din părți ale Uniunii Sovietice ocupate. În Polonia, care avea cea mai mare populație evrească din Europa, Reinhard și Eichmann au ordonat ca evrei să fie adunați și forțați să trăiască în ghetouri și lagăre de muncă închiși în zone foarte mici, lucru ce a dus la supraaglomerare și moarte prin infometare și din cauza diferitelor boli. Septembrie 1941, Eichmann a fost chemat la o întâlnire cu Reinhard Heydrich, în care a fost informat că Führerul a ordonat ca toți evreii din țările ocupate de Germania să fie uciși. Pentru a coordona planificarea genocidului propus, Reinhard a găzduit conferința de la Wannsee, care a reunit lideri administrativi ai
ai regimului nazist la 20 ianuarie 1942. În pregătirea conferinței, Eichmann a elaborat pentru Reinhard o listă a numărului de evrei din diferite țări europene și a pregătit statistici privind emigrarea. Singurul scop al lui Eichmann a devenit acum problema legată de soluția finală. El și-a asumat rolul principal. Sub supravegherea lui Eichmann, deportările la scară largă au început aproape imediat. Genocidul a fost denumit Operațiunea Reinhard în cinstea liderului nazist care a murit la Praga la începutul lunii iunie din cauza rănilor suferite într-o tentativă de asasinat. Modul în care ne-am selectat victimele a fost după cum urmează, a raportat un comandant de la Auschwitz după război. Aveam 2 medici SS de serviciu la Auschwitz pentru a examina mijloacele de transport ale prizonierilor. Prizonierii vor fi apoi îndrumați de unul dintre medici. Cei care erau apți de muncă au fost trimiși în lagăr, iar alții au fost trimiși imediat în camerele de exterminare. Eichmann a fost foarte interesat de Auschwitz de la înființarea sa și l-a vizitat cu numeroase ocazii, ba chiar l-a ajutat pe Hoss să selecteze locul pentru camerele de gaz, a aprobat utilizarea Zircon B și a asistat la procesul de exterminare. Cu mare entuziasm pentru sarcina sa și o eficiență fanatică, Eichmann a călătorit pe tot cuprinsul Reichului coordonând soluția finală, asigurând o aprovizionare constantă a trenurilor cu evrei către centrele de ucidere din Polonia ocupată, unde numărul a crescut la milioane pe măsură ce războiul din Europa a continuat. Între 1943 și 1944 a venit rândul evreilor din Grecia, nordul Italiei și Ungaria. La sfârșitul anilor 1944, la 6 săptămâni după ce Germania a ocupat Ungaria, până la începutul lunii iulie, Eichmann și asistenții săi au deportat aproximativ 440.000 de evrei maghiari. La începutul anului 1945 era clar pentru mulți germani că războiul era pierdut. Cu rușii care veneau la ei dintr-o parte și aliații care se apropiau din cealaltă, prioritatea pentru mulți a devenit supraviețuirea personală. Heinrich Himmler a decis că a sosit momentul să pună capăt exterminării în masa evreilor și să se apuce să distrugă orice dovadă a crimelor împotriva umanității pe care o autorizase. Cu toate acestea, când Eichmann a auzit despre acest lucru, nu a fost fericit. El a decis din proprie voință să continue și chiar să accelereze crimele. La sfârșitul războiului, Eichmann a fost capturat de forțele SUA și a petrecut ceva vreme în mai multe tabere pentru ofițeri SS folosind hârtii falsificate care l-au identificat ca Otto Eichmann. Între timp, fostul comandant de la Auschwitz, Rudolf Hoss și alții au dat dovezi înfricoșătoare despre Eichmann la procesele de la Nuremberg ale criminalilor majori de război, începând cu 1946. În 1948, Eichmann a obținut un permis pentru Argentina și o identitate nouă, Ricardo Clement. Cu ajutorul lui Alois Hudal și al organizației conduse de acesta, care era un simpatizant nazist, a reușit să obțină un pașaport umanitar al Comitetului Internațional al Crucii Roșii, care să-i permită emigrarea în Argentina. A plecat din Genova cu vaporul la 17 iunie 1950 și a ajuns la Buenos Aires la 14 iulie. În 1960, agenții Serviciului de Securitate Israelian Mossad l-au răpit pe Eichmann și l-au adus în Israel pentru a fi judecat. În Argentina, vestea răpirii a fost întâmpinată de un val violent de antisemitism efectuat de elemente de extremă dreapta, inclusiv Mișcarea Naționalistă. Argentina a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate ale Organizației Națiunilor Unite în iunie 1960, după negocieri nereușite cu Israelul, deoarece aceștia considerau că capturarea reprezintă o încălcare a drepturilor lor suverane. În dezbaterea care a urmat, reprezentantul israelian și mai târziu prim-ministrul Golda Meir a susținut că răpitorii nu erau agenți israelieni, ci persoane fizice, ceea ce însemna că incidentul a fost doar o încălcare izolată a legii argentiniene. Consiliul a adoptat rezoluția 138, care a convenit că suveranitatea argentiniană a fost încălcată și a solicitat Israelului să facă reparații. Israel și Argentina au emis o declarație comună la 3 august după negocierul ulterioare, prin care au admis încălcarea suveranității argentiniene, dar au fost de acord să pună capăt litigiului. Curtea israeliană a decis că circumstanțele capturării lui Eichmann nu aveau nicio legătură cu legalitatea procesului său. Documentele Agenției Centrale de Informații din SUA, CIA, declasificate în 2006, arată că reținerea lui Eichmann a provocat alarmă la CIA și în Germania de Vest. Ambele știau de cel puțin 2 ani că Eichmann se ascundea în Argentina, dar nu au acționat deoarece nu le servea interesele în războiul rece. Erau de altfel îngrijorați de ceea ce ar putea spune Eichmann în mărturia sa despre consilierul de securitate națională vest-germană Hans Globke, care era coautorul mai multor legi naziste antisemite, inclusiv legile de la Nuremberg. Documentele au relevat de asemenea că atât CIA cât și agenția germană au folosit unii dintre foștii colegi naziști al lui Eichmann pentru a spiona țările comuniste europene. După soluționarea controversei, guvernul israelian și-a organizat procesul în fața unei instanțe speciale cu 3 judecători din Ierusalim.
Mării. Procesul a dat naștere la acuzații de justiție ex post facto, adică un statut penal care pedepsește acțiunile retroactiv, criminalizând astfel conduita care era legală atunci când a fost îndeplinită inițial. Unii au cerut un tribunal internațional pentru a-l judeca pe acesta, iar alții au dorit să fie judecat în Germania, dar Israelul a fost insistent. Miza nu era doar justiția, ci și onoarea, precum și ocazia de a educa o nouă generație despre Holocaust. În timp ce era interogat, Eichmann a pretins că nu este un antisemit. Acesta s-a descris ca fiind un birocrat supus care și-a îndeplinit doar sarcinile atribuite. Ceea ce privește acuzațiile aduse, el susținea că nu a încălcat nicio lege, că este genul de om care nu poate spune nicio minciună. Necând răspunderea pentru crimele în masă, el a spus: "Nu m-am putut abține, am avut comenzi, dar nu am avut nimic de a face cu acțiunile respective." El a mai precizat că era responsabil doar pentru transport. "Am pretins niciodată că nu știu despre lichidarea," a mărturisit el. "Am spus doar că biroul pe care l-am condus nu a avut de-a face cu lichidarea." Eichmann chiar a mărturisit că a avut un disconfort când a auzit despre funcționarea unei instalații de gaze. "A fost îngrozitor, nervii mei nu sunt suficient de puternici, nu pot asculta astfel de lucruri fără să mă afecteze." El a afirmat că a continuat să supravegheze deportarea victimelor, dar a încercat să păstreze distanța față de uciderea efectivă. Toate astea, pe 15 decembrie 1961, Eichmann a fost găsit vinovat de crime împotriva poporului evreu, condamnat la spânzurare. Eichmann a cerut imediat clemență președintelui Israelian, la fel și soția și frații săi. Totuși, la ora 8 seara pe 31 mai, Eichmann a fost informat că apelul pentru clemență prezidențială a fost respins. A fost spânzurat câteva ore mai târziu. Spânzurarea programată pentru miezul nopții la sfârșitul lui 31 mai a fost ușor întârziată și astfel a avut loc cu câteva minute după miezul nopții la 1 iunie 1962. Ultimele sale cuvinte ar fi fost: "Trăiască Germania, trăiască Argentina, trăiască Austria." Acestea sunt cele trei țări cu care am fost cel mai conectat și pe care nu le voi uita. Îmi salut soția, familia și prietenii. Sunt gata. Ne vom întâlni din nou în curând, asta fiind soarta tuturor oamenilor. Mor crezând în Dumnezeu." Autoritățile evreiești i-au incinerat rămășițele și i-au împrăștiat cenușa în mare, dincolo de granița israeliană. Rafi Eitan, care l-a însoțit pe Eichmann la spânzurare, a susținut în 2014 că l-a auzit pe acesta spunând: "Sper că voi toți mă veți urma," făcându-le ultimele sale cuvinte. Un coleg nazist a raportat că Eichmann a spus odată că va sări râzând în mormânt, deoarece sentimentul care 5 milioane de oameni pe conștiință pentru el ar fi o sursă de satisfacție extraordinară. Șeful cancelariei partidului nazist, secretarul privat al lui Adolf Hitler, omul care a reușit până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial să devină al doilea om în stat după Hitler, în ceea ce privește puterea politică reală, Martin Bormann. Martin Bormann s-a născut la 17 iunie 1900. Părinții săi, Theodor și Anton, erau de credință luterană. Tatăl său, Theodor, lucra la poștă. El era la a doua căsătorie, având deja doi copii când Martin a venit pe lume. Când acesta avea 3 ani, tatăl său a murit, iar mama sa, Antoni, s-a recăsătorit imediat. Pierderea tatălui său a fost o sursă constantă de durere pentru Bormann, care a rămas supărat pe mama sa pentru tot restul vieții din cauza faptului că s-a recăsătorit în același an în care a murit tatăl său. În ciuda faptului că acesta trăia cu încă 8 frații din diversele căsătorii ale tatălui cât și ale mamei, Martin a rămas apropiat doar de fratele său, Albert, refuzând ulterior orice contact cu familia sa. Studiile lui Bormann la un liceu de comerț agricol au fost întrerupte când s-a alăturat regimentului 55 de artilerie de câmp în iunie 1918, în ultimele zile ale primului război mondial. La scurt timp, Bormann a devenit administratorul imobiliar a unei ferme mari din Mecklenburg. După ce a început să lucreze, Bormann s-a alăturat unei asociații de proprietari antisemiti. Timp ce hiperinflația în Republica Weimar însemna că banii nu valorează nimic, produsele alimentare depozitate în ferme și moșii au devenit din ce în ce mai valoroase. Multe moșii, inclusiv ale lui Bormann, aveau unități Freikorps staționate la fața locului pentru a proteja culturile de jafuri. Bormann s-a alăturat organizației Freikorps condusă de Gerhard Rosba în 1922, acționând ca șef de secție și trezorier. La 17 martie 1924, Bormann a fost condamnat la un an de închisoare, acuzat de complicitate în asasinarea lui Walter Kado de către Rudolf Hoss. Făptașii credeau că Walter Kado a dat de veste autorităților franceze că Albert, colegul lui din Freikorps, desfășura operațiuni de sabotaj împotriva industriilor franceze. Acesta a fost arestat și executat de francezi la 23 mai 1923. În noaptea de 31 mai, Hoss, Bormann și alți câțiva l-au dus pe Kado într-o
paziște din oraș, unde l-au bătut și au tăiat gâtul. După ce unul dintre făptași a mărturisit, poliția a dezgropat cadavrul și a depus acuzații în iulie. Orman a fost eliberat din închisoare în februarie 1925. S-a alăturat unei organizații paramilitare a Partidului Nazist de scurtă durată, Front Ban, creată pentru a înlocui SA, divizia de asalt, care fusese interzisă în urma eșecului puciului de la Berărie. Bormann s-a întors la vechiul lui loc de muncă și a rămas acolo până în mai 1926, când s-a mutat cu mama sa. La începutul anului 1927 s-a alăturat Partidului Nazist. A obținut un loc de muncă într-un ziar săptămânal, Der Nationalsozialist, care a fost editat de Hans Ziegler, un oficial al Partidului Nazist. După ce s-a alăturat Partidului Nazist în 1927, Bormann a început să lucreze ca ofițer de presă regional pentru Partidul Nazist. Toate acestea s-a descoperit în curând că îi lipsea capacitatea de a vorbi în public pentru acest post și a fost transferat în funcția de manager de afaceri. În 1928, Bormann s-a mutat la München, unde a lucrat în biroul de asigurări SA. La vreme, Partidul Nazist instituise o schemă de asigurări pentru a acoperi membrii care erau răniți în ciocniri cu alte grupuri politice. Acest lucru a fost necesar deoarece companiile de asigurări existente au refuzat să acopere naziștii. Orman a avut un rol esențial în stabilirea schemei de asigurări interne. Plățile către părțile vătămate au fost exclusiv la latitudinea lui Bormann. Acesta își va stabili o reputație de expert financiar printre membrii Partidului Nazist. De asemenea, această poziție a făcut ca mulți dintre cei care au primit plăți se simtă îndatorați acestuia. La 2 septembrie 1929, Bormann s-a căsătorit cu Gerda Buch, în vârstă de 19 ani, al cărei tată, Walter Buch, a ocupat funcția de președinte al curții Partidului Nazist. Adolf Hitler a fost martor la nuntă. În următorii câțiva ani, aceasta i-a născut 10 copii, primul fiind numit Adolf după liderul Partidului Nazist. Prin această conexiune, Bormann a reușit să intre în vizorul Führerului. La 30 ianuarie 1933, Hitler a devenit cancelar al Germaniei. Asta a însemnat că diferitele departamente ale Partidului Nazist au fost absorbite în sistemul de stat. Drept urmare, Bormann s-a trezit brusc, fără muncă. S-a adresat adjunctului lui Hitler, Rudolf Hess, în căutarea unui loc de muncă. A fost acceptat și numit șef de cabinet în biroul lui Rudolf Hess. S-a dovedit a fi un atu valoros lucrând în culise pentru a elimina certurile în cadrul partidului înainte să ajungă la Hess. Bormann a servit și ca secretar personal al lui Hess din iulie 1933 până la 12 mai 1941. Departamentul lui Hess era responsabil pentru soluționarea litigiilor în cadrul partidului și acționa ca interimar între partid și stat în ceea ce privește deciziile politice și legislația. Bormann și-a folosit noua poziție pentru a crea o birocrație extinsă și pentru a se implica în luarea deciziilor cât mai mult posibil. De asemenea, s-a ocupat de îndatoririle organizate naționale, permițându-lui Hess să se concentreze asupra relațiilor publice și planurile de viitor. Din ce lucra neobosit la chestiuni birocratice, Bormann a profitat de orice ocazie pentru a se apropia de Hitler. Vara anului 1935, când Führerul a decis că trebuie să-și îmbunătățească refugiul de vacanță, acesta a profitat de ocazie și a primit sarcina de a supraveghea lucrările. El a fost hotărât să termine lucrarea înainte de termen pentru a crește astfel în ochii Führerului. Drept urmare, i-a împins pe muncitor fără încetare, reușind să termine munca într-un timp record. Hitler a fost mulțumit de muncă, dar a avut o altă cerere. Führerul nu voia să aibă vecini pe munte și depindea de Bormann să scape de ei. Majoritatea au putut fi cumpărați, dar cei care au refuzat s-au trezit cu averea confiscată și trimiși într-un lagăr de concentrare. Apoi, când Hitler s-a plâns că nu există umbră la noua sa casă de vacanță, Bormann s-a grăbit în a aduce un tei, plantându-l cât mai repede în timp ce ploua torențial. Prin eficiență, muncă grea și loialitatea absolută, Bormann a câștigat încrederea lui Hitler. S-a încredințat sarcina de a supraveghea finanțele lui Hitler și a înființat Fondul Adolf Hitler pentru Comerț și Industrie Germană, care a adunat bani de la industria și Germania în numele lui Hitler. Bormann a călătorit peste tot cu Hitler, călătorind în Austria în 1938 după anexarea Austriei și în regiunea sudetă după semnarea acordului de la München mai târziu în același an. Bormann a fost însărcinat printre altele cu organizarea raliului de la Nuremberg din 1938. Hitler a zmulțit în mod intenționat membrii de top ai partidului, unul împotriva celuilalt, a susținut luptele dintre subordonații săi pentru a-și consolida și maximiza puterea. De obicei, el nu dădea ordine scrise, în schimb le comunica verbal sau le transmitea prin Bormann. Bormann s-a dovedit a fi un maestru al luptelor politice complicate. Împreună cu capacitatea sa de a controla accesul la Hitler, acest lucru i-a permis să reducă puterea lui Joseph Goebbels, Göring, Himmler, Fred Rosberg și alți oficiali de rang înalt, dintre care mulți au devenit dușmani. Această intrigă nemiloasă continuă pentru puterea
putere și influență a ajuns să caracterizeze funcționarea interioară a celui de-al treilea Reich. Pe măsură ce al doilea război mondial progresa, atenția lui Hitler s-a concentrat asupra afacerilor externe și asupra conducerii războiului. Bormann îl înlocuise cu succes pe Hess în multe dintre atribuțiile sale și îi uzurpase poziția. Hess era îngrijorat de faptul că Germania se va confrunta cu un război pe două fronturi pe măsură ce planurile pentru operațiunea Barbarossa, adică invazia Uniunii Sovietice, începeau să prindă conturi. A zburat în Marea Britanie la 10 mai 1941 pentru a negocia pacea cu guvernul britanic, dar a fost arestat la sosire, petrecându-și restul războiului ca prizonier britanic, primind în cele din urmă o condamnare pe viață pentru crime de război la procesele de la Nuremberg din 1946. Hitler a văzut plecarea lui Hess ca pe o trădare, ordonând împușcarea lui Hess în cazul în care se întoarce în Germania și a desființat funcția de adjunct la 12 mai 1941. Fostele atribuții ale lui Hess au revenit lui Bormann, care era acum șef al cancelariei Partidului Nazist. În această funcție, el era responsabil pentru toate numirile Partidului Nazist și răspundea numai în fața lui Hitler. Bormann era acum mai aproape de Hitler ca niciodată. El a devenit umbra constantă a Führerului, mergând mereu cu câțiva pași în spate, dar fiind întotdeauna prezent. În timp ce articolul 24 din Programul Național Socialist solicita toleranță condiționată a confesiunilor creștine, iar un tratat cu Vaticanul, semnat în 1933, pretindea să garanteze libertatea religioasă pentru catolici, Hitler era de părere că creștinismul este fundamentul incompatibil cu nazismul. Bormann, care era puternic anticreștin, a fost de acord. El a declarat public în 1944 că național-socialismul și creștinismul sunt ireconciliabile. Bormann a fost unul dintre principalii susținători ai persecuției continue a bisericilor creștine. În februarie 1937, el a declarat că membrii clerului, adică totalitatea preoților unei biserici, eparhii sau țări, să nu fie admiși în Partidul Nazist. În anul următor, el a decis că toți membrii clerului care deținau funcții în partid să fie demiși și că orice membru al partidului care se gândea să intre în cler trebuie să renunțe la calitatea sa de membru. În timp ce presiunea lui Bormann de a forța închiderea departamentelor teologice din universități a eșuat, el a reușit să reducă cantitatea de instruire religioasă oferită în școlile publice la 2 ore pe săptămână și a impus scoaterea crucifixelor din sălile de clasă. Ca parte a campaniei împotriva Bisericii Catolice, sute de mănăstiri din Germania și Austria au fost confiscate de Gestapo și ocupanții lor au fost expulzați. În 1941, episcopul catolic August Graf von Galen a protestat public împotriva acestei persecuții și împotriva Action T4, programul nazist de eutanasiere involuntară în cadrul căruia urmau să fie uciși bolnavii psihici, cei cu deformare fizică și bolnavii incurabili. Într-o serie de predici care au primit atenția internațională, el a criticat programul ca fiind ilegal și imoral. Predicile sale au condus la o mișcare de protest răspândită în rândul liderilor bisericii, cel mai puternic protest împotriva unei politici naziste până în acel moment. Bormann și alții au cerut spânzurarea acestuia, dar Hitler și Goebbels au ajuns la concluzia că moartea îl va face pe acesta martir și va duce la tulburări suplimentare. Hitler a decis să se ocupe de această problemă când se va termina războiul. În 1943, Bormann s-a îndrăgostit nebunește de o femeie pe nume Mania Behrens. Mania era o asistentă dentară, dar care apăruse și în câteva filme. Deși era căsătorit, acesta voia neapărat să o aibă și pe aceasta, presând-o până într-un final când a cedat. Câteva luni mai târziu a fost nevoit să se confeseze soției sale, trimițându-i o scrisoare în care i-a explicat despre ultima sa cucerire. M-am îndrăgostit nebunește de și am luat-o împotriva întregii rezistențe. Acum este a mea și sunt un om norocos. Mă simt incredibil de fericit, căsătorit a doua oară. Acum trebuie să am grijă dublă și triplă ca să rămân sănătos. Al tău, Martin. Când a venit vorba de soluția finală la problema evrească, eufemismul folosit pentru uciderea în masă evreilor, Bormann s-a asigurat că această problemă nu va fi niciodată discutată în mod public. Într-o zi când Himmler l-a telefonat raportându-i că 20.000 de evrei au fost eliminați într-o săptămână, îndeplinind obiectivul stabilit, Bormann a devenit extrem de furios, mustrându-l pe Himmler să nu mai discute niciodată astfel de lucruri la telefon. În 1943, Bormann a fost numit secretar personal al lui Hitler. Când lucrurile au început să se năruie în ceea ce privește soarta războiului, Führerul avea nevoie acum, mai mult ca niciodată, de loialitatea oarbă a lui Bormann. A existat o nemulțumire din ce în ce mai mare în rândurile
naziste, iar Bormann a fost hotărât să o elimine. 20 iulie 1944 s-a încercat uciderea lui Hitler. Justiția rapidă a fost adoptată, iar peste 200 de persoane au fost condamnate și executate. Unele dintre aceste execuții au fost filmate pentru ca Hitler să le vadă după bunul plac. Tentativa de asasinat i-a dat lui Hitler ocazia de a curma viața tuturor celor care s-au opus lui. Sub îndrumarea lui Bormann, mai mult de 20.000 de oameni au fost executați sau trimiși la lagărele de concentrare în următoarele 9 luni din lipsă de loialitate față de Führer. Bormann și Himmler au împărtășit responsabilitatea pentru Volkssturm, miliția poporului care a înscris toți bărbații în stare de muncă, cu vârstă cuprinsă între 16 și 60 de ani, într-o miliție de ultimă oră, fondată la 18 octombrie 1944. Slab echipați și instruiți, oamenii au fost trimiși să lupte pe frontul de est, unde aproape 175.000 dintre ei au fost uciși fără a avea vreun impact vizibil asupra avansului sovietic. Hitler și-a transferat sediul în bunkerul liderului din Berlin la 16 ianuarie 1945, unde el împreună cu Bormann și alții au rămas până la sfârșitul lunii aprilie. Bunkerul era situat sub grădina Cancelariei Reich, în districtul guvernamental mental din centrul orașului. Bătălia de la Berlin, ultima ofensivă majoră sovietică a războiului, a început la 16 aprilie 1945. Până la 19 aprilie, armata roșie a început să înconjoare orașul. În primele ore ale dimineții din 29 aprilie 1945, Wilhelm Budorf, Goebbels, Hans Krebs și Bormann au asistat și au semnat ultimul testament al lui Hitler. În testament, Hitler l-a deschis pe Bormann drept cel mai fidel tovarăș al meu de partid. În aceeași noapte, Hitler s-a căsătorit cu Eva Braun într-o ceremonie civilă. În timp ce forțele sovietice continuau să lupte în centrul Berlinului, Hitler și Braun s-au sinucis în după-amiază zilei de 30 aprilie. Braun a luat ceanură, iar Hitler s-a împușcat. Conform instrucțiunilor lui Hitler, trupurile lor au fost duse în grădina Cancelariei Reichului și arse. În conformitate cu ultimele dorințe ale lui Hitler, Bormann a fost numit ministru al partidului, confirmând astfel oficial poziția sa de top în partid. Pe 1 mai, în jurul orei 23:00, Bormann a părăsit bunkerul cu medicul SS Ludwig Stumpfegger, liderul tineretului Hitler Arthur Axmann și pilotul lui Hitler Hans Bau. Grupul a părăsit bunkerul și au călătorit pe jos printr-un tunel de metro până la stația Friedrichstrasse, unde au ieșit la suprafață. Bormann și restul au mers de-a lungul căilor ferate până la gara Lietă, unde Axmann a decis să-i părăsească pe ceilalți și să meargă în direcția opusă. Când a întâlnit o patrulă a Armatei Roșii, Axmann s-a retras. A văzut două cadavre care le-a identificat ulterior drept Bormann și Stumpfegger. Din moment ce sovieticii nu au recunoscut niciodată că au găsit corpul lui Bormann, soarta lui a rămas îndoielnică mulți ani. În zilele haotice de după război au apărut rapoarte contradictorii cu privire la locul unde se afla Bormann. Observări au fost raportate în Argentina, Spania și în alte părți. Soția lui Bormann a fost plasată sub supraveghere în cazul în care ar fi încercat să o contacteze. Jacob Glask, șoferul de lungă durată lui Bormann, a insistat că l-a văzut pe acesta la München în iulie 1946. Lipsit de dovezi care să confirme moartea lui Bormann, Tribunalul Militar Internațional l-a judecat în lipsă la procesul de la Nuremberg din 20 noiembrie 1945. La 15 octombrie 1946 a fost condamnat la moarte prin spânzurare cu prevederea că, dacă ar fi găsit mai târziu în viață, orice fapt nou adus la lumină în acel moment ar putea fi luat în considerare pentru a reduce pedeapsa sau a o răsturna. De-a lungul anilor, mai multe organizații, inclusiv CIA și guvernul din Germania de Vest, au încercat fără succes să-l localizeze pe Bormann. În 1964, guvernul Germaniei de Vest a oferit o recompensă de 100.000 de mărci pentru informații care duceau la capturarea lui Bormann. În autobiografia sa, ofițerul de informații nazist Reinhard Glenn a susținut că Bormann a fost spion sovietic și că a scăpat la Moscova. Guvernul vest-german a declarat că vânătoarea sa pentru Bormann s-a încheiat în 1971. În 1963, un lucrător poștal pensionat a declarat poliției că în jurul datei de 8 mai 1945, sovieticii i-au ordonat lui și colegilor săi să îngroape două cadavre găsite lângă podul feroviar de lângă gara Lieta. Unul era îmbrăcat în uniformă, iar celălalt era îmbrăcat doar în lenjerie intimă. Colegul său a găsit o carte de plata medicului SS pe al doilea corp, identificând ca fiind Ludwig. Săpăturile din 20-21 iulie 1965 la locul specificat de aceștia
nu a reușit să localizeze cadavrele. Toate acestea, la 7 decembrie 1972, muncitorii din construcție au descoperit rămășițe umane lângă acea stație din Berlinul de Vest, la doar 12 metri de locul unde cei doi susținuseră că le-ar fi îngropat. La autopsie s-au găsit fragmente de sticlă în fălcile ambelor schelete, sugerând că bărbații s-au sinucis mușcând capsule de cianură pentru a evita capturarea. Dosarele dentare reconstituite din memorie în 1945 de Hugo Blasky au identificat un schelet ca fiind al lui Bormann, iar deteriorarea claviculei a fost în concordanță cu leziunile pe care feii lui Bormann le-au raportat că le-a suferit într-un accident de călărie în 1939. Examinatorii legali au stabilit că dimensiunea scheletului și forma cranului era identică cu cea lui Bormann. Reconstrucția feței a fost întreprinsă la începutul anului 1973 pe ambele cranii pentru a confirma identitatea corpurilor. La scurt timp după aceea, guvernul vestgerman l-a declarat pe Bormann mort. Rămășițele au fost identificate în mod concludent ca fiind ale lui Bormann în 1998, când autoritățile germane au dispus testarea genetică pe fragmente ale cranului. Folosind ADN de la una dintre rudele sale, s-a identificat craniul ca fiind cel al lui Bormann. Rămășițele sale au fost incinerate, iar cenușa sa a fost împrăștiată în Marea Baltică la 16 august 1999. Ofițer în cadrul Waffen-SS, ramura militară importante organizații paramilitare SS, omul care a reușit în 1943 să le libereze pe Benito Mussolini din închisoare, văzută ca o misiune imposibilă până atunci, supranumit cel mai periculos om din Europa, Otto Scorzini. Otto Scorzini s-a născut la Viena, Austria, pe 12 iunie 1908, într-o familie de clasă mijlocie care avea o lungă istorie a serviciului militar. Numele său de familie este de origine poloneză, iar strămoșii îndepărtați ai lui Scorzini provin dintr-un sat numit Scoregin din regiunea Poloniei Mari. Vorbea pe lângă limba germană nativă și franceză excelent, fiind de altfel priceput și în engleză. Ca student s-a remarcat în teme științifice, studiind ingineria la Universitatea din Viena. Marea sa pasiune era scrima. S-a alăturat echipei de scrimă a universității și în timpul unui meci s-a ales cu o cicatrice pe obraz cunoscută în limba germană sub numele de Schmiss, aceste cicatrici fiind văzute ca o insignă de onoare, un semn de vitejie extrem de râvnit pe atunci printre tinerii din Germania și Austria. În 1931, pe măsură ce nazismul câștiga popularitate în Europa, Scorzini s-a alăturat organizației naziste din Austria, alăturându-se de altfel și unei organizații locale SA. Inteligent, ambițios și impunător din punct de vedere fizic, la 1,93, el trebuie să fi fost un membru apreciat. Între timp își obținuse diploma și începuse să lucreze ca inginer civil. Scorzini a jucat un rol minor în anexarea Austriei de către Germania la 12 martie 1938, salvându-l pe președintele austriac Wilhelm Miklas de a fi împușcat de naziști austrieci. După invazia din 1939 a Poloniei, Scorzini, care a lucrat atunci ca inginer civil, s-a oferit voluntar în serviciul forțelor aeriene germane, dar a fost respins deoarece era considerat prea înalt la 1,93 și prea bătrân la 31 de ani pentru rol. În schimb, s-a alăturat SS-ului și a devenit ofițer cadet în garda de corp a lui Adolf Hitler. În 1940, Scorzini era sublocotenent în Waffen-SS. Abilitățile sale ingineresc s-au dovedit utile atunci când a proiectat rampe speciale pentru încărcarea tancurilor pe nave. Și-a dovedit curajul în timpul luptelor din Olanda, Franța și Balcani, fiind decorat și promovat la gradul de prim locotenent. Scorzini a fost apoi transferat pe frontul de S, participând la invazia Uniunii Sovietice cu două divizii SS, Das Reich, iar ulterior a luptat în mai multe bătălii pe frontul de S. În octombrie 1941, el a fost responsabil să captureze stavilarul canalului Moscova-Volga, deoarece Hitler a vrut să transforme Moscova într-un imens lac artificial deschizându-le. Misiunea a fost anulată deoarece forțele germane nu au reușit să cucerească capitala sovietică. El a făcut parte din asedul nereușit al Moscovei și în decembrie 1942, acum capitan, a fost lovit în ceafă de șrapnel. Scorzini a primit crucea de fier pentru vitejie, apoi a fost trimis acasă la Viena pentru a se recupera. În timp ce se vindeca, i s-a acordat un rol în staff la Berlin, unde a devenit fascinat de ideea operațiunilor de comando și a citit toate cărțile pe care le putea găsi despre asta. Propunerile lui Scorzini au fost de a dezvolta unități specializate în astfel de războaie, inclusiv lupte de timp partizan, adânc în spatele liniilor inamice, lupte în uniformă inamică, atacuri de sabotaj, etc. Conceptele sale au ajuns în curând pe biroul lui Ernst Kaltenbrunner, noul șef al securității Reichului, succesor al lui Reinhard Heydrich. Ideile lui Scorzini au fost transmise mai apoi generalului Schellenberg, șeful serviciului de informații străine al SS. Scorzini și acesta s-au întâlnit și generalul a fost atât de impresionat încât l-a numit pe Scorzini comandant al unei noi create unități SS dedicată operațiunilor speciale.
Cariera lui de lider de comando tocmai începuse. Prima misiune a unității a fost la mijlocul anului 1943, operațiunea François. Planul era să organizeze poporul Qashqai din Iran într-o forță de gherilă armată care ar putea servi efortului de război german. Scorțini a trimis un grup cu parașuta în Iran pentru a intra în contact cu triburile și pentru a încuraja pe aceștia să întrerupă liniile de aprovizionare dintre aliații sovietici, cât și pentru a întoarce populația locală împotriva prezenței aliate. Aceștia au fost parașutați plini de aur și explozibili, intenția fiind să mituiască bătrânii tribului și să câștige sprijinul pentru mobilizarea întregului popor. Operațiunea s-a dovedit a fi un eșec în cele din urmă. Un coleg agent a făcut o remarcă că imediat ce au rămas fără aur, aceștia i-au predat britanicilor. Următoarea misiune a lui Scorțini s-a dovedit a fi cel mai faimos și spectaculos succes al său, operațiunea WAC, salvarea lui Benito Mussolini. În noaptea dintre 24 și 25 iunie 1943, la câteva săptămâni după invazia aliaților din Sicilia și bombardarea Romei, Marele Consiliu Italian al Fascismului a votat o moțiune de neîncredere împotriva lui Mussolini. În acea zi, regele l-a înlocuit pe acesta cu mareșalul Pietro Badoglio și l-a arestat. Mai întâi, Scorțini a trebuit să-l găsească pe Mussolini. Fostul dictator a fost mutat dintr-o ascunzătoare în alta, dar nemții l-au descoperit la o vilă de pe o insulă lângă Sardinia. Scorțini a zburat apoi cu un bombardier pentru a face fotografii aeriene locației, dar avionul a fost doborât de luptătorii aliați și s-a prăbușit în mare. Scorțini și oamenii săi au fost salvați de o navă de război italiană. Mussolini a fost mutat din nou și urmărirea a continuat. În cele din urmă, Scorțini l-a urmărit până la hotelul Campo Imperatore, un hotel îndepărtat și fortificat, situat pe muntele Gran Sasso din centrul Italiei. Hotelul era accesibil doar cu funicularul. La 12 septembrie 1943, Scorțini și 16 soldați SS s-au alăturat ramurii de parașutiști pentru a-l salva pe Mussolini într-o misiune de planor cu risc ridicat. 10 planoare, fiecare transportând 9 soldați și un pilot, au pornit între 13.05 și 13.10 de la baza aeriană Practica di Mare de lângă Roma. Liderul operațiunii aeriene, parașutistul Georg von Berlepsch, și-a intrat primul în planor, Scorțini și soldații săi au stat în planorul 4 și al 5-lea. Între timp, stația de vale a funicularului care ducea la Campul Imperatorie a fost capturată la ora 14 într-un atac terestru de două companii de parașutiști conduse de majorul Moss, care era comandantul șef al întregului raid. De asemenea, au fost tăiate toate liniile telefonice. La ora 14.05, comandourile aeriene au aterizat pe muntele de lângă hotel. Soldații speciali și Scorțini au copleșit gardienii lui Mussolini în număr de 200, bine echipați, fără ca un singur foc să fie tras. Acest lucru s-a datorat și faptului că generalul Fernando Soletti, de la Poliția de Africa Italiană, care a zburat cu Scorțini, le-a spus să rămână la pământ. Scorțini a năvărit în hotel, fiind urmat de soldații săi SS și de parașutiști. La 10 minute de la începutul raidului, Mussolini a părăsit hotelul însoțit de soldații germani. Drept urmare, Scorțini a intrat în grațiile Führerului și a fost numit cel mai periculos om în Europa de către aliați, deși Goebbels ar fi fost primul care i-a dat acest titlu. Următoarea sa misiune a fost operațiunea Long Jump, presupusul nume de cod dat unui complot pentru asasinarea celor trei mari, Stalin, Churchill și Roosevelt, la conferința din 1943. Hitler ar fi dat comanda operațiunii lui Ernst Kaltenbrunner, care, la rândul său, a cedat-o lui Scorțini. Din nefericire pentru ei, schema operațiunii fusese deja prezentată aliaților occidentali de către ministrul de interne sovietic la conferință. Sovieticii au spus că au aflat despre existența sa din activități de contraspionaj împotriva serviciului de informații german. Agenții lor au aflat că naziștii știau ora și locul acestei întâlniri deoarece au spart codul naval al SUA. Potrivit acestora, complotul de asasinare a fost frustrat după aceea, Scorțini fiind forțat să renunțe la misiune din cauza informațiilor inadecvate. Totuși, povestea a fost tratată cu neîncredere de către britanici și americani care au respins-o drept propagandă sovietică. Scorțini a susținut acest punct de vedere afirmând în memoriile sale post belice că nu a existat niciodată o astfel de operațiune. El a spus că povestea despre planurile transmise spionului sovietic de către un major SS pe nume Hans Ulrich von Otte a fost o invenție sovietică și că acesta nu a existat niciodată. Scorțini a susținut că numele său a fost folosit doar pentru a adăuga credibilitate poveștii, deoarece un comando SS ar face existența unei astfel de operațiuni mai plauzibilă. În octombrie 1944, Hitler l-a trimis pe Scorțini în Ungaria după ce a primit vestea că regentul Ungariei, amiralul Miklos Horthy, negociază în secret cu Armata Roșie. Predarea Ungariei ar fi tăiat calea milioane de soldați germani care încă luptau în peninsula balcanică.
Corsini l-a răpit pe fiul acestuia și l-a forțat să demisioneze din funcția de șef de stat. Un guvern pro-nazi sub dictatorul Ferenc Salaș a fost apoi instalat în Ungaria. Succesul operațiunii i-a câștigat promovarea lui Corsini la gradul de locotenent colonel. Ca parte a ofensivei germane din munții Ardeni de la sfârșitul anului 1944, trupele vorbitoare de limbă engleză ale lui Corsini au fost acuzate de infiltrare printre liniile americane, deghizate în uniforme americane pentru a produce confuzie în rândul acestora și a sprijini atacul german. După cum a fost planificată de Corsini, operațiunea a implicat aproximativ 2 duzini de soldați germani, majoritatea în jeepuri americane capturate și deghizați în uniforme americane pentru a provoca dezordine și confuzie. Corsini era conștient de faptul că, în temeiul convenției de la Haga din 1907, oricare dintre oamenii săi era capturat în timp ce purta uniforma americanilor, va fi executat ca spion, această posibilitate cauzând numeroase discuții cu mareșalul von Rusted și colonelul general Iod. O parte dintre oamenii săi au fost capturați și au răspândit zvonul că Corsini conducea personal un raid asupra Parisului pentru a-l ucide sau captura pe generalul Eisenhower, care nu a fost deloc amuzat de faptul că trebuia să petreacă Crăciunul din 1944 izolat din motive de securitate. Eisenhower a ripostat ordonând o vânătoare totală pentru Corsini cu afișe căutat distribuite pe teritoriile controlate de aliați, având o descriere detaliată și o fotografie. În total, 23 dintre oamenii lui Corsini au fost capturați în spatele liniilor americane și 18 au fost executați ca spion pentru încălcarea regulilor de război prin purtarea uniformelor inamice. Corsini a petrecut ianuarie și februarie 1945 comandând trupe în calitate de general major interimar, participând la apărarea provinciilor germane, Prusia de Est și Pomerania și la apărarea capului de pod Schwedt. Hitler i-a acordat Crucea Cavalerului, una dintre cele mai înalte onoruri militare din Germania. Corsini a fost judecat ca fiind criminal de război la procesele de la Dachau din 1947 pentru că ar fi încălcat legile războiului în timpul bătăliei din Ardeni. El și 9 ofițeri au fost judecați în fața unui tribunal militar american din Dachau la 18 august 1947. S-au confruntat cu acuzații de utilizare necorespunzătoare a însemnelor militare americane, furt de uniforme americane și furt de colete ale Crucei Roșii din Statele Unite ale Americii. Procesul a durat peste 3 săptămâni. Acuzația de furt a coletelor Crucei Roșii a fost retrasă din lipsă de dovezi. Corsini a recunoscut că a ordonat oamenilor săi să poarte uniforme americane, dar apărarea sa a susținut că, atâta timp cât uniformele inamice au fost aruncate înainte de începerea luptei, o astfel de tactică a fost legitimă. În ultima zi a procesului, 9 septembrie, Thomas, fost agent al executivului de operațiuni speciale britanic, a mărturisit că el și agenții săi purtau uniforme germane în spatele liniilor inamice. Tribunalul i-a achitat pe cei 10 inculpați. Tribunalul a făcut o distinție între utilizarea uniformelor inamice în timpul luptei și în alte scopuri, inclusiv în șelăciunea, și nu a putut dovedi că Corsini a dat vreun ordin să lupte efectiv în uniformele americane. Corsini a fost reținut într-un lagăr de deținuți la Darmstadt, în așteptarea deciziei unui tribunal de denazificare, termen folosit pentru acțiunile de desființare a nazismului și a urmărilor acestuia din viața socială, politică și economică a Germaniei. La 27 iulie 1948, el a evadat din lagăr cu ajutorul a 3 foști ofițeri SS îmbrăcați în uniforme ale poliției militare americane, care au intrat în lagăr și au susținut că li s-a ordonat să-l ducă pe Corsini la Nuremberg pentru o audiere legală. Ulterior, Corsini a susținut că autoritățile SUA l-au ajutat să evadeze, furnizându-i uniformele. La începutul anului 1962, Corsini era într-un bar din Madrid împreună cu soția sa. Cei doi s-au împrietenit cu un alt cuplu mai mic de turiști germani care tocmai fusese jefuit și căutau ajutor. Cele două cupluri au continuat să bea până Corsini i-a invitat la vila lor. Tocmai când lucrurile păreau să decurgă bine, Corsini a scos pistolul și l-a îndreptat asupra cuplului. Știu cine ești și știu de ce ai venit aici. Ești Mossad și ai venit aici să mă ucizi. Omul a răspuns: dacă am fi venit aici să te ucidem, ai fi fost mort de câteva săptămâni. Cei doi agenți erau acolo pentru a-i oferi lui Corsini o afacere. Aveau nevoie de serviciile sale și vor plăti frumos. Corsini nu era interesat de bani, ceea ce dorea era să fie eliminat de pe lista lui Wiesenthal, vânătorul de naziști. Agenții Mossad au fost de acord și Corsini a fost transferat la Tel Aviv, unde l-a întâlnit pe agentul Mossad, Joe Ranan. Misiunea lui Corsini a fost de a contracara programul de rachete militare din Egipt, condus de Heinz Krug, un om de știință german. I s-a arătat mai apoi o scrisoare de la vânătorul de naziști, acceptând eliminarea numelui său din lista criminalilor naziști. În realitate, acesta refuzase. Scrisoarea era o falsificare a Mossadului, Corsini însă și-a ținut promisiunea. A zburat în Egipt și a identificat toți oamenii
oamenii de știință germani care lucrează pentru program. Apoi a demascat mai multe companii din Europa care vindeau în secret componente pentru rachete către egipteni. El chiar a desfășurat o campanie de intimidare împotriva oamenilor de știință și a trimis prin poștă pachete cu exploziv pregătite de Mossad, ucigând 5 tehnicieni egipteni. Într-o zi din 1962, în timp ce se afla la Madrid, Scorțini a primit un telefon. Era Heinz Krug, omul de știință principal al programului. Krug era speriat de moarte și căuta ajutorul și protecția lui Scorțini. Scorțini a aranjat să-l întâlnească la München. În timp ce l-a escortat din oraș cu un Mercedes alb, l-a liniștit spunându-i că îi angajase deja bodyguard și mergeau să se întâlnească cu aceștia. Când au coborât din mașină, Scorțini l-a împușcat pe Krug. Trei agenți Mossad au avut atunci grijă de corp, dizolvându-l în acid. Slujba lui Scorțini a fost terminată. Nu făcuse niciun ban, plus de asta nici nu știa, dar era încă pe lista vânătorului de naziști, dar cel puțin a fost cruțat de Mossad. În 1970, pe coloana vertebrală a lui Scorțini a fost descoperită o tumoare canceroasă. Două tumori au fost ulterior îndepărtate în timp ce era la un spital din Hamburg, dar operația l-a lăsat paralizat de la talie în jos. Sperând că va merge din nou, Scorțini a petrecut ore întregi cu un kinetoterapeut și, în termen de 6 luni, a reușit. Scorțini a murit însă de cancer pulmonar la 5 iulie 1975 la Madrid. Niciun moment din viața sa, Scorțini nu a denunțat vreodată nazismul. La 7 august 1975, i s-a dat o liturghie funerară romano-catolică la Madrid. Corpul său a fost incinerat ulterior, iar cenușa i-a fost dusă mai târziu la Viena pentru a fi înmormântată în cavoul familiei. La Viena au fost prezenți foști colegi SS care au oferit salutul nazist și au cântat, de asemenea, câteva dintre melodiile preferate ale lui Hitler. Unul dintre cei mai cunoscuți comandanți germani, celul de-al doilea război mondial, unul dintre puținii generali care au întrăznit să strige la Führer și ba chiar să nu-i respecte ordinele, supranumit tatăl Blitzkriegului, adică războiului fulgerător, Heinz Guderian. Heinz Guderian s-a născut la Kulm, Prusia de Vest, acum Polonia, la 17 iunie 1888, ca fiul lui Friedrich și Clara. Tatăl și bunicul său erau ofițeri prusați și a crescut în orașe de garnizoană, înconjurat de militari. În 1903 a plecat de acasă și s-a înscris la o școală militară de cadeți. Aici a dezvoltat abilitatea de a vorbi foarte concis și clar pentru a-și comunica ideile și mai târziu ordinele. După bunul plac, își putea transforma stilul de comunicare într-unul rece și dureros. Acest lucru l-a făcut la fel de faimos și de temut la școala de cadeți, dar nu foarte popular. Se pare că nu și-a făcut niciun prieten acolo, cel puțin până absolvit. A intrat în armată ca ofițer cadet în februarie 1907 cu al 10-lea batalion Hanoverian de infanterie ușoară sub comanda tatălui său. Heinz nu a profitat de situație pentru a se relaxa, având în vedere faptul că Friedrich Guderian era un lider sever, atât iubit cât și temut de soldații săi și de familia sa și nu i-ar fi făcut niciun favor fiului său. Guderian a muncit din greu și a învățat multe de la tatăl său, devenind locotenent secund în ianuarie 1908. Un an mai târziu, unitatea sa a fost transferată în cazarma Goslar din munții Harz, una dintre cele mai pitorești părți ale Germaniei. A avut ceva timp să meargă la călărie, să vâneze și să socializeze, așa că s-a întâlnit cu Margaret, cea care avea să-i devină soție, pe care a poreclit-o Gretel. Gretel a fost tovarășul perfect pentru Guderian, deoarece ea i-a împărtășit și a susținut ambițiosul plan asupra vieții. La 1 octombrie 1913 s-a căsătorit cu aceasta, având 2 fii. Heinz a descris-o mai târziu ca fiind soția perfectă pentru un soldat. Putea fi mișto și sensibilă când era nevoie, mai ales că era capabilă să-l liniștească pe soțul său când avea crize frecvente de furie. Foarte des în viața sa, temperamentul fierbinte l-a pus în dificultate atât cu subalternii cât și cu superiorii. Multe ori a trebuit să fie salvat de măsuri disciplinare de către un superior care aprecia capacitatea sa militară excepțională în ciuda unui control slab al impulsurilor. La izbucnirea primului război mondial, Guderian a servit ca ofițer de comunicații și comandant al unui post de radio. În noiembrie 1914 a fost avansat la gradul de locotenent. Între mai 1915 și ianuarie 1916, Guderian era responsabil cu serviciile de informații pentru armata a 4-a. A luptat la bătălia de la Verdun în această perioadă și a fost promovat la funcția de capitan la 15 noiembrie 1915. A fost apoi trimis în divizia a 4-a de infanterie înainte de a deveni comandant al batalionului 2 al regimentului de infanterie 14. A fost apoi trimis în divizia a 4-a de infanterie înainte de a deveni comandant al batalionului 2 al regimentului de infanterie 14. La 28 februarie 1918, Guderian a fost
numit în corpul statului major general. Guderian a terminat războiul ca ofițer de operațiuni în Italia ocupată. El nu a fost de acord cu semnarea armistițiului de către Germania în 1918, crezând că Imperiul German ar fi trebuit să continue lupta. La începutul anului 1919, Guderian a fost ales ca unul dintre cei 4.000 de ofițeri permiși de tratatul de la Versailles în armata germană de dimensiuni reduse. El a fost desemnat să servească în statul major al comandamentului central al serviciului de frontieră din Est, care era destinat să controleze și să coordoneze unitățile independente Freikorps în apărarea frontierelor de Est ale Germaniei împotriva forțelor poloneze și sovietice angajate în războiul civil rus împreună cu războiul de independență din Estonia. În iunie 1919, Guderian s-a alăturat brigăzii de fier, cunoscută mai târziu sub numele de Divizia Fierului, ca al doilea ofițer al statului major general. În anii 1920, Guderian a fost introdus în tactica războiului blindat de către Ernst Folkheim, comandant de tancuri al Primului Război Mondial și scriitor prolific pe această temă. A studiat literatura europeană de vârf despre războiul blindat și între 1922 și 1928 a scris 5 lucrări pentru Military Weekly, un jurnal al forțelor armate. În timp ce subiectele abordate erau banale, Guderian le-a relatat motivul pentru care Germania a pierdut Primul Război Mondial, un subiect controversat la acea vreme, și astfel și-a ridicat profilul în armată. În 1924 a fost numit instructor și istorie militar la Stettin. În 1927 a fost avansat la gradul de major. Rolul său a fost în fruntea comandamentului pentru toate unitățile de transport motorizat și, de asemenea, el a predat tactici de transport la Academia Militară din Berlin. În 1929, Guderian a călătorit în Suedia, unde a vizitat un batalion de tancuri, apoi la Kazan, Rusia. Aici a vizitat o instalație secretă de testare a tancurilor, co-dezvoltată de Republica Weimar și Guvernul Sovietic. Probabil că a întâlnit comandați de tancuri sovietici care, mai târziu, îi vor deveni dușmani de moarte. În 1931 a fost avansat la gradul de locotenent colonel și a devenit șef de cabinet la Inspectoratul Trupelor Motorizate sub Oswald Lutz. Acest lucru l-a plasat pe Guderian în centrul dezvoltării Germaniei a războiului mobil și a forțelor blindate. În anii 1930, Guderian a jucat un rol semnificativ în dezvoltarea atât a conceptului diviziunii Panzer, cât și a doctrinei războiului ofensiv mecanizat, care va deveni ulterior cunoscut sub numele de Blitzkrieg. Batalionul 3 de transport cu motor al lui Guderian a devenit planul viitoarei forțe blindate germane. La începutul anului 1934, Guderian a organizat o demonstrație de tactici Panzer pentru Hitler. Mai târziu, el și-a amintit, cancelarul a fost foarte uimit de viteza și precizia mișcării unităților noastre și a spus în mod repetat, de asta am nevoie. Hitler era extaziat și avea să sprijine inovația lui Guderian. Guderian a intrat în regimul nazist pentru a promova conceptul de forță panzer, pentru a atrage sprijin și pentru a-și asigura resurse. Istoricul modern Pierre Battistelli scrie că este dificil să se determine cu exactitate cine a dezvoltat fiecare dintre ideile din spatele forței panzer. Au fost implicați și mulți alți ofițeri, dar cu toate acestea, Guderian este larg acceptat a fiind pionierul sistemului de comunicații dezvoltat pentru unitățile panzer. Conducerea nazistă a început recrutarea pentru armată, ignorând astfel tratatul de la Versailles. Hitler însuși a autorizat o altă încălcare a tratatului, adică crearea a 3 divizii panzer. Guderian a fost numit comandantul diviziei a 2-a panzer și la scurt timp a fost promovat la gradul de general major, apoi general locotenent responsabil al corpului al 16-lea de armată. În 1938, Hitler a curățat armata de toți cei care nu erau adepții regimului nazist. În primăvara aceluiași an, Guderian a avut prima sa experiență de a comanda o forță panzer în timpul anexării Austriei. Mobilizarea a fost haotică, tancurile au rămas fără combustibil sau s-au defectat, iar valoarea de luptă a formațiunii era inexistentă. Dacă ar fi existat vreo luptă reală, Guderian ar fi pierdut cu siguranță. El a stat lângă Führer în Linz în timp ce acesta se adresa Germaniei și Austriei. Ulterior, a început să remedieze problemele pe care le întâmpinase. În ultimul an, înainte de izbucnirea celui de-al doilea război mondial, Guderian a început să aibă o relație mai strânsă cu Hitler. A participat la operă cu Führerul, chiar a primit și o invitație la cină. În august 1939, Guderian a preluat comanda noului corp de armată al 19-lea. La scurt timp, i s-a ordonat să conducă elementul nordic al invaziei Poloniei, care a început la 1 septembrie.
Sub comanda sa se afla una dintre cele 6 divizii Panzer din Germania. Guderian era comandantul a 14,5 din vehiculele blindate de luptă ale Germaniei. Sarcina sa a fost să avanseze prin fostul teritoriu prusac de vest, care includea locul său natal, apoi să călătorească prin Prusia de Est, înainte de a se îndrepta spre sud, spre Varșovia. Până la 5 septembrie, corpul al 19-lea făcea parte din forțele care avansau spre vest din Prusia de Est. Guderian își obținuse prima victorie operațională și l-a oferit un tur pe câmpul de luptă lui Hitler și lui Heinrich Himmler, șeful SS. A doua zi a participat la avansul spre Varșovia. La încheierea campaniei, Guderian a primit crucea de cavaler a crucii de fier. Istoricul Russell Hart scrie că Guderian a susținut invazia deoarece disprețuia polonezii catolici și slavi care ocupau acum părți din Prusia natală și iubită. În timpul invaziei, armata germană a maltratat și a ucis prizonierii de război, ignorând atât convenția de la Geneva, cât și propriile reglementări ale armatei. Divizia lui Guderian s-a retras înainte ca SS-ul să înceapă campania de curățare etnică. El a aflat despre crimele împotriva evreilor și despre evreii forțați să trăiască în ghetouri de la fiul său, care a fost martor la unele dintre ele. Nu există însă nicio evidență a faptului că ar fi protestat în vreun fel. Guderian a fost implicat în dezbaterile strategice care au precedat invazia Franței și a țărilor de jos. Planul a fost conceput de Erich von Manstein, fiind o versiune modificată a planului original al lui Franz Haider, care avea să devină cunoscut ca Feigeb. Se poate considera că planul Manstein a fost răspunsul forțelor terestre germane la planul Diehl conceput de francezi. Planul german Feigeb prevedea la început ca armata germană să atace forțele aliate în Belgia centrală spre râul Somme din nordul Franței într-o acțiune asemănătoare cu prima fază a faimosului plan Schlieffen din primul război mondial. Pe 10 ianuarie 1940 a avut loc incidentul Michelin, un avion german care transporta documente importante, printre care și părți ale planurilor operaționale ale Feigeb, s-a prăbușit în Belgia. Acest incident a impus revizuirea planurilor inițiale de atac. Von Manstein a reușit să-l convingă pe Hitler în timpul unei întâlniri restrânse de pe 17 februarie ca armata germană să atace prin pădurile din Ardeni, după care să continue operațiunea spre zona coastei franceze a canalului Mânecii. În practică, Guderian, Rommel și ceilalți generali de tancuri aveau să ignore pur și simplu ordinele, înaintând în forță spre canalul Mânecii și mai departe spre porturile franceze, Calais și Dunkirk, cu toată viteza de care erau capabile blindatele, fără să aștepte sprijinul infanteriei. Înaintarea a fost stopată temporar de ordinele lui Hitler de pe 17, 22 și 24 mai. Efectele planului Manstein au fost devastatoare pentru armatele aliaților, acestea din urmă fiind încercuite de cele două grupuri de armate germane. Pentru salvarea ceea ce mai putea fi salvat, aliații au fost nevoiți să organizeze disperata operațiune de evacuare de la Dunkirk. În ciuda succesului invaziei, înfrângerea franceză nu a fost inevitabilă. Francezii aveau echipamente militare mai bune, mai numeroase și nu erau copleșiți de o forță militară superioară numeric sau tehnologic. În schimb, pierderea franceză a rezultat din moralul slab al armatei, strategia militară defectuoasă și lipsa de coordonare între trupele aliate. Hitler și generalii săi au devenit prea încrezători după victoria lor istorică și au ajuns să creadă că ar putea învinge Uniunea Sovietică, o țară cu resurse naturale semnificativ mai mari, forță de muncă și capacitate industrială. Operațiunea Barbarossa a fost lansată în iunie 1941, dar campania a fost de coșmar. După cum știm, armata era urmată de escadrilele morții care primiseră ordinul să lichideze oficialii de rang înalt ai statului sovietic, să instige și să încurajeze pogromuri împotriva populațiilor evreiești. Guderian conducea divizia a doua Panzer, îndreptându-se spre Moscova la sfârșitul anului 1941. Fusese el implicat în astfel de atrocități sau, cel puțin, era conștient de ele? Dovezile sugerează că Guderian nu era un antisemit. Probabil că știa că evreii și alții, așa ziși, indezirabili, au fost trimiși la gazare și, cu siguranță, știa că tancurile sale au fost construite de muncitori sclavi din teritoriile ocupate. Dar se poate să nu fi știut despre crimele sistematice. Chiar și soția sa, un admirator puternic de-a lui Hitler, a fost ulterior șocată aflând adevărul din spatele taberelor. Amândoi erau convinși că Himmler și SS-ul erau singurii responsabili.
Nu Hitler. Dacă nu avea habar despre escadrilele morții, Guderian își dăduse seama cu siguranță că Hitler nu era un lider pe care îl putea urma orbește. Pe măsură ce Führerul impunea decizii cu care generalii nu erau de acord, Guderian era din ce în ce mai frustrat de lipsa criticilor. În timp ce campania din Rusia se prelungise, el i-a scris soției: toată lumea se sperie de Führer și nimeni nu îndrăznește să spună nimic. În timpul toamnei și a iernii, divizia panțăr a lui Guderian s-a oprit în noroi și zăpadă, fiind hărțuiți de o rezistență rusă din ce în ce mai puternică. Unul dintre cele mai faimoase citate ale sale este: nu există situații disperate, acolo sunt doar oameni disperați. Și totuși, situația s-ar dovedi disperată chiar și pentru el. Am subestimat sever rușii, întinderea țării și clima înșelătoare. Aceasta este răzbunarea realității. În decembrie 1941, Guderian a sfidat un ordin de la Hitler de a avansa asupra Moscovei și în schimb și-a retras divizia la 100 de mile de capitală. Această nesupunere l-a costat slujba. Hitler l-a forțat pe Guderian să se retragă, dar l-a răsplătit cu o fermă în Prusia. La 1 martie 1943, după înfrângerea germană în bătălia de la Stalingrad, Hitler l-a numit pe Guderian în noua funcție de inspector general al trupelor blindate. Responsabilitățile lui Guderian erau de a supraveghea brațul panțăr și formarea forțelor germane panțăr. El a stabilit o relație de colaborare cu Albert Speer în ceea ce privește fabricarea și dezvoltarea vehiculelor blindate de luptă. Eșecurile militare din 1943 l-au împiedicat pe Guderian să restabilească puterea de luptă a forțelor blindate. Ultima mare operațiune ofensivă germană din Est a fost o încercare a armatei germane de a recâștiga inițiativa în bătălia de la Kursk. Guderian s-a opus ofensivei. Într-o conversație cu Hitler înainte de ofensivă, Guderian a spus: de ce atacăm în Est în acest an? Hitler a răspuns: ai dreptate, ori de câte ori mă gândesc la acest atac, stomacul meu se răstoarnă. Guderian a concluzionat: atunci ai atitudinea corectă față de această situație, las-o în pace. Hitler l-a asigurat pe Guderian că nu există încă niciun angajament față de operațiune. Cu toate acestea, la o întâlnire din mai cu un alt oficial al partidului nazist, Hitler a comparat situația actuală din frontul de Est cu situația dificilă a partidului din 1932, când părea că va suferi o înfrângere. El a declarat: în 1932 am obținut victoria doar prin încăpățânare, care uneori poate părea nebunie. De asemenea, o vom realiza astăzi. Bătălia de la Kursk a durat între 4 și 12 iulie 1943. A fost o luptă strânsă cu pierderi mari de ambele părți, dar în cele din urmă sovieticii au triumfat și de atunci germanii au început să bată în retragere pe frontul de Est. Anul următor, după încă o altă suspendare pentru nesupunere, Guderian a fost abordat de cercul colonelului von Stauffenberg, care complota pentru asasinarea lui Hitler. Guderian a refuzat să participe, dar nu i-a raportat pe aceștia și nici nu l-a avertizat pe Führer. Asasinatul eșuat a avut loc la 20 iulie 1944, urmat de o epurare în conducerea militară. În mod ironic, acum Guderian era unul dintre puținii lideri rămași în care Hitler putea avea încredere pentru efortul de război. Führerul l-a numit pe Guderian ca noul șef de stat major al armatei. Guderian se concentra acum pe apărarea Germaniei de iminentul contraatac sovietic. Știa foarte bine că războiul nu putea fi câștigat, dar intenționa să reziste cât mai mult posibil. Principalul obstacol în calea planurilor sale a fost însuși amestecul Führerului. În martie 1945 se opunea vocalului Hitler în ședințele de personal. Hitler a decis să scape de Guderian și i-a ordonat să ia 6 săptămâni de concediu medical. Ordinul a fost menit să-l rănească, ironic, poate că l-a salvat. Berlinul va fi înconjurat de Armata Roșie luna următoare, în timp ce acesta și soția sa erau într-un spital de cardiologie din München. Aici, forțele SUA l-au capturat pe Guderian la 10 mai 1945. Guderian a fost trimis la Nuremberg, dar nu a fost judecat imediat. Rușii au vrut să-l acuze de crime de război, dar aliații occidentali nu s-au conformat. În 1946, Guderian a fost închis în lagărele de prizonieri. În timpul captivității sale, militarii aliați au încercat să evalueze gradul implicării lui în crimele de război. Deoarece nu a cooperat la interogatorii, l-au plasat în închisoare cu alți doi generali și le-au înregistrat conversațiile în secret. Singurul lucru pe care acesta l-a spus a fost: principiile fundamentale ale nazismului erau în regulă.
nu a fost suficient, așa că Guderian a fost eliberat din captivitate fără proces în 1948. S-a retras în sudul Bavariei și a început să scrie. Cea mai de succes cartea sa a fost Panzer Leader. A rămas un naționalist german înflăcărat pentru tot restul vieții. Guderian a murit la 14 mai 1954 la vârsta de 65 de ani. Aceasta este versiunea acceptată a istoriei despre viața lui Guderian, versiunea acceptată de mai multe decenii. Cu toate acestea, în anul 2000, cariera și moștenirea lui Guderian au fost examinate de mai mulți istorici precum Russell Hartz sau Pier Paolo Battistelli. Acești autori susțin că capacitățile militare ale lui Guderian erau incontestabile, deși el le-a exagerat foarte mult prin scrierile sale. Hart, de exemplu, susține că victoriile sale au venit întotdeauna dintr-o poziție de forță și superioritate numerică, niciodată dintr-o poziție de slăbiciune. Un alt funcționar al Germaniei naziste, general al SS și șeful biroului de securitate al Reichului între 1943 și 1945, cel mai înalt membru al SS-ului care a fost adus la primele procese de la Nuremberg, Ernst Kaltenbrunner. Ernst Kaltenbrunner s-a născut la 4 octombrie 1903 în micul oraș Ried im Innkreis, în provincia Austria Superioară. Mama lui a fost fiica adoptivă a unui fost diplomat belgian care odată și-a servit țara ca ambasador în România, în timp ce atât tatăl său cât și bunicul său erau avocați descendenți dintr-un lung șir de fermieri și artizani. Ernst s-a crescut într-o familie conservatoare, tradițională, moderat prosperă și, la fel ca multe alte familii, au trăit într-o lume de stabilitate, certitudine, guvernată de o monarhie care a rezistat sute de ani, adică Habsburgii. Aceasta era lumea în care tânărul Ernst și-a petrecut primul deceniu al vieții și a împărțit timpul în primii ani ai vieții între joacă în frumosul peisaj rural austriac și școala elementară din Raab. În timp ce Ernst absolvise școala elementară și intrase la liceul la Linz, capital Austriei Superioare, mica lui lume confortabilă primise un șoc. Un șoc încă de proporții minore, dar unul care era destinat să-i distrugă stilul de viață în întregime. Primul război mondial începuse. La început, războiul nu a avut efecte directe asupra lui Ernst și a familiei sale și a urmat modul lor de viață cu puține schimbări. Curând însă, pământul a început să se cutremure sub picioarele lor, deoarece puterile centrale nu au reușit o victorie rapidă, decisivă, iar războiul s-a prelungit. În acești ani de dificultăți tot mai mari pentru ținuturile habsburgice și pentru familia Kaltenbrunner, de asemenea, Ernst a făcut cunoștință cu un băiat cu câțiva ani mai tânăr decât el, care avea mai târziu să fie unul dintre principalii săi colaboratori, Carl Adolf Eichmann. Deși tații celor doi băieți erau prieteni apropiați, tânărul Ernst, combinând disprețul obișnuit al cuiva mai mare pentru cineva mai mic cu un anumit snobism social în curs de dezvoltare, l-a tratat pe Eichmann ca inferiorul său social. Acest snobism social a rezultat din poziția socială inferioară a familiei Eichmann, cât și din dorința deja în curs de dezvoltare a lui Ernst de a-i domina pe ceilalți, o dorință pe care abia să-și o satisfacă mai târziu. Austro-Ungaria s-a prăbușit din cauza diferitelor probleme etnice nerezolvate combinate cu presiunile aliaților victorioși și puterile asociate. După dizolvarea sa, noile republici ale Austriei și prima republică maghiară au fost create. În acordul de pace care a urmat, teritorii semnificative au fost cedate României și Italiei, iar restul teritoriului monarhiei a fost împărțit între noile state, Polonia, Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor, mai târziu Iugoslavia și Cehoslovacia. În acest proces, provincia natală a lui Kaltenbrunner, Austria Superioară, a devenit parte a unei noi entități numită Austria Germană, un stat care nu avea nicio rațiune de a fi. De vreme ce austriecii erau conștienți că statul lor era neviabil, au cerut ca țara lor să fie făcută stat constitutiv al noii republici germane. Aliații însă nu au fost de acord cu asta. Raționamentul lor a fost simplu și logic. De ce să permită Germaniei, împotriva căreia tocmai petrecuseră 4 ani sângeroși pentru a o înfrânge, să dobândească mai mult teritoriu, mai mulți oameni și o poziție strategică bună prin câștigarea Austriei Germane? Astfel, austriecii s-au confruntat cu un viitor destul de sumbru, statul nou creat confruntându-se cu dificultăți uriașe. Până în 1921, anul în care Ernst a absolvit liceul, inflația fulgerătoare a distrus resursele economice ale familiei Kaltenbrunner.
Acest declin social l-a supărat extrem de mult pe tânărul Ernst. Problema era că familia sa nu avea bani să-i trimită acestuia pentru a urma facultatea de drept, dorind să aibă aceeași meserie ca tatăl și bunicul său. Prin urmare, tânărul Kaltenbrunner a fost nevoit să meargă la muncă pentru a câștiga suficienți bani pentru a merge la facultate. După aceea, a intrat la facultatea de drept a Universității din Graz în toamna anului 1921. Pentru a se putea întreține, a fost forțat să-și ia un loc de muncă ca miner, lucrând pe tură de noapte. Prin urmare, datorită muncii grele, a absolvit universitatea cu titlul de doctor în jurisprudență. În acești ani de muncă, atât mentală cât și fizică, Kaltenbrunner a început să se intereseze activ de politică. El s-a alăturat unui club politic naționalist german și în cele din urmă a devenit directorul său, o funcție pe care a deținut-o între anii 1924 și 1925. Este interesant că, dintre toate cluburile politice disponibile, el l-a ales pe acesta. De-a lungul acestor două decenii, două partide au dominat politica austriacă, Partidul Creștin Social și Social-Democrații. Pe lângă acești doi giganți care se ceartă, au mai fost și alte partide mai mici, dintre care naționaliștii germani erau cei mai importanți. Aceștia doreau ca Austria să fie inclusă în Reichul German. La începutul anilor 20, în timp ce Kaltenbrunner lucra în mină și studia dreptul, a făcut cunoștință cu un alt om care mai târziu avea să fie unul dintre colaboratorii săi, un gigant pe nume Otto Scorzini. Cu toate acestea, în 1926, nici el, nici Kaltenbrunner nu aveau parte de vreun pic de faimă. Tot ce părea să le pregătească viitorul era muncă grea, căci, deși Ernst avea acum dreptul să fie numit doctor, el era încă un avocat necunoscut care mai avea nevoie de multă pregătire înainte de a putea începe să-și câștige un trai decent. În consecință, el a ocupat un post de avocat ucenic la Tribunalul Provincial din Linz. După ce a petrecut un an acolo, s-a mutat la Salzburg. A petrecut 2 ani în acest oraș frumos. Totuși, la sfârșitul anului 1928, părea să se fi lansat în carieră și avea să calce pe urmele tatălui și bunicului său. Însă, nu acesta avea să fie destinul lui Kaltenbrunner. În 1929, Marea Depresiune a izbucnit, așa că Ernst a fost obligat să-și caute o nouă profesie. Apariția depresiunii l-a forțat pe Kaltenbrunner să părăsească Salzburg și să se întoarcă la familia lui în Linz. Încă o dată, lumea moderat prosperă a familiei Kaltenbrunner fusese spulberată. Economia austriacă fusese stabilizată cu multă asistență externă, iar țara se bucura de un pic de prosperitate când totul s-a prăbușit. Pe măsură ce situația Austriei s-a înrăutățit, convingerile lui Ernst s-au întărit. A optat pentru programul radical al Partidului Nazist și al lui Adolf Hitler. De acum înainte, Kaltenbrunner nu trebuia să se abată de la cursul pe care l-a alesese. Într-adevăr, și-a luat angajamentul în modul cel mai posibil, pentru că s-a alăturat nu numai secțiunii austriece a Partidului Nazist, ci și filialei austriece a SS. În următorii ani, între 1933 și 1935, are loc ascensiunea lui Kaltenbrunner în SS. În 1933, la un an după aderare, a devenit ofițer comandant al regimentului 37 al SS. Anul următor a fost numit comandant al diviziei 8 a SS, al cărei avocat fusese cu doar 2 ani înainte. În sfârșit, în primăvara anului 1935, a devenit șef al filialei austriece a SS. În doar 3 ani trecuse de la statutul de recrut la comandant. În ianuarie 1934, Kaltenbrunner a fost închis pentru scurt timp într-un lagăr de detenție din cauza activităților sale naziste. Acolo a organizat și a condus greva foamei, care a forțat guvernul să elibereze 490 de național-socialiști, inclusiv pe Kaltenbrunner. În 1935 a fost închis din nou sub suspiciunea de înaltă trădare. De data aceasta a petrecut vreo 4 luni și jumătate într-un lagăr de detenție, în timp ce tribunalul i-a investigat activitățile. Apoi a petrecut mai mult timp în închisoarea poliției din Linz, în timp ce instanța a cercetat în continuare. În cele din urmă a fost adus în judecată. S-a renunțat la acuzația de înaltă trădare, deși Kaltenbrunner era probabil vinovat și de asta și a fost condamnat în schimb pentru conspirație. A primit 6 luni de închisoare și dreptul de a practica avocatura i-a fost revocat. A fost eliberat după ce și-a ispășit pedeapsa la mijlocul anului 1936. Situația atât în Austria cât și în cadrul partidului nazist era confuză. În Austria, cancelarul Schuschnigg încerca să mențină ordinea și stabilitatea, încercând în același timp să evite să fie
absorbit de gigantul nazist spre nord. Nici naziștii austrieci nu o duceau mai bine, nu numai că au fost scoși în afara legii de către guvernul șușnic, ceea ce însemna că trebuiau să lucreze în subteran, dar au fost și împărțiți între ei. Pe de o parte erau extremiști și conduși de liderii naziști austrieci exilați la München și susținuți de așa numita legiune austriacă, care fusese formată în Bavaria, și de elementele extremiste din cadrul partidului german însuși. Acești oameni doreau să răstoarne guvernul austriac prin forță, adică ei doreau să continue ce puciul din 1934 începuse și să stabilească Austria nazistă prin revoluție sângeroasă. Pe de altă parte au fost moderații conduși de majoritatea liderilor naziști din Austria care doreau să preia Austria prin mijloace pașnice. În 1936, Kaltenbrunner s-a confruntat astfel cu o alegere care ar putea fie să-l ajute în viitoarea carieră, fie să-i distrugă cariera. A decis să-i sprijine pe moderați. Într-adevăr, el nu doar le-a susținut punctul de vedere, dar s-a și folosit de SS-ul austriac ca să se asigure că extremiștii nu ajung prea departe. Făcând asta și-a arătat din nou capacitatea de a lua decizii importante și de a le duce la îndeplinire. Sprijinul său activ i-a câștigat atât respect cât și noi dușmani. În plus, s-a căpătat porecla de polițistul din 11 iulie pentru sprijinul său și utilizarea la timp a SS-ului, ce a ajutat la semnarea acordului austro-german de la 11 iulie 1936. Acest tratat a fost o mare victorie pentru moderații nazi și parțial, ca urmare a acesteia, au fost capabili să țină sub control elementele indisciplinate ale partidului din iulie 1936 până în februarie 1938, în timp ce subminau din interior guvernul șușnic. Rolul pe care l-a jucat Kaltenbrunner în toate aceste manevre pe parcursul celor 2 ani de după acordul din iulie este oarecum obscur. Fără îndoială, acest lucru se datorează parțial faptului că nu era în primul rang al conducerii naziste austriece, deci nu era sub lumina reflectoarelor, și parțial de faptul că avea multe de făcut pentru a reconstitui unitățile SS sub comanda lui, care fusese răzguduite după puciul din 1934 și cărora le lipsea o direcție fermă. Ce se știe este că a continuat să susțină elementele moderate din partid și și-a folosit influența și autoritatea pentru a păstra extremiștii sub control. Între timp, cancelarul șușnic încerca să păstreze țara independentă. El a sperat că germanii vor respecta acordul din iulie 1936 și că s-ar putea dedica altor probleme. Totuși, 4 ani mai târziu, mai exact pe 12 februarie 1938, șușnic s-a întâlnit cu Hitler, iar acesta din urmă i-a cerut lui șușnic să o numească membrii ai Partidului Nazist din Austria în cabinetul său și să acorde drepturi politice depline partidului, în caz contrar va trebui să se confrunte cu o invazie a armatei germane. Șușnic a decis însă să contraatace în loc să cedeze în fața naziștilor. Pe 9 martie, acesta a anunțat că va avea loc un referendum la data de 13 martie, unde urma să se decidă dacă Austria rămâne independentă sau se unește cu Germania. La aflarea veștii, Hitler aproape a avut apoplexie. A comandat imediat pregătiri pentru invazia Austriei. În același timp, partidul ilegal austriac și formațiunile sale au primit ordin de a se pregăti pentru a acționa împotriva regimului șușnic. A fost sfârșitul tuturor speranțelor unei uniri pașnice pentru Kaltenbrunner, însă nu s-a lăsat descurajat văzând o astfel de acțiune ca fiind necesară și a luat parte activ la planificarea care a urmat după ce au sosit ordinele de la Führer. La 12 martie 1938, Kaltenbrunner a devenit șef al întregii poliții austriece, precum și a SS-ului, funcție pe care urma să o aibă aproximativ 3 ani. Totuși, era mult prea ocupat pentru a-și face griji de cum să rămână în funcție. Printre primele puncte de pe ordinea de zi au fost arestările fostului cancelar șușnic și fostul secretar de stat, ambii petrecându-și următorii 7 ani în închisoare. Nu au fost însă singuri. Aproximativ 76.000 de persoane au fost arestate numai în Viena în primele zile ale mandatului lui Kaltenbrunner. Urmau multe altele, căci în țară trebuia să fie pace și ordine. De parcă această planificare nu ar fi fost suficientă pentru a-l ține pe Kaltenbrunner ocupat, trebuia să se ocupe și de aranjamentele pentru întoarcerea triumfală a Führerului acasă. Hitler a cerut un alt referendum privind anexarea Austriei care să aibă loc pe 10 aprilie. Această decizie a lui Hitler i-a dat lui Kaltenbrunner o sarcină suplimentară, căci trebuia să se asigure că rezultatele referendumului vor fi adecvate.
Și a făcut treaba bine pentru că 99,75% dintre austrieci au fost de acord cu unirea. Cu Kaltenbrunner și oamenii lui în preajmă nu aveau de ales. Totuși, acestea nu au fost singurele sarcini cu care s-a confruntat în acele zile dintre 1938 și 1941, pentru că mai avea de-a face și cu evrei. A avut și ajutor, desigur. Vechiul său prieten, Adolf Eichmann, s-a întors la Viena pentru a organiza emigrarea evreilor și mai erau câțiva experți evrei la îndemână pentru a oferi sfaturi și sugestii de asemenea. Lucrurile s-au mișcat rapid. Între 12 martie 1938, când Kaltenbrunner a preluat comanda, până la 31 decembrie 1942, aproximativ cu o lună înainte de a pleca din Viena la Berlin, 149.000 din aproximativ 200.000 de evrei din Austria fuseseră scoși din țară într-un fel sau altul. Populația evrească din Viena fusese redusă de la 60.000 la mai puțin de 10.000. A fost un record de care Kaltenbrunner a fost mândru. La 30 ianuarie 1943, la 10 aniversare de la venirea naziștilor la putere în Reich, Ernst Kaltenbrunner a devenit șef al poliției politice în Germania și teritoriile sale ocupate. El și-a asumat funcția cu toată puterea oficială deținută de predecesorul său, Reinhard Heydrich, dar fără prestigiul și teama care îl înconjuraseră pe defunctul protector. Atât de puternic devenise Kaltenbrunner până în 1945 că până și Himmler se temea de el. Kaltenbrunner a fost un om cheie pentru partid în campania de teroare și crimele în masă în ceea ce privește atât lagrele de concentrare cât și escadrilele morții. Această campanie a afectat aproape fiecare grup național din Europa. De exemplu, printre morții de la Mauthausen au fost 32.000 de cetățeni sovietici, 30.000 de polonezi, 13.000 maghiari, 8.000 iugoslavi, 6.000 spanioli și un număr mai mic din Cehoslovacia, Grecia, Germania, Belgia, Țările de Jos, Statele Unite ale Americii, Luxemburg și Regatul Unit. Aceste cifre sunt, desigur, formate în principal din neevrei, pentru că Mauthausen a fost un lagăr de concentrare, nu un lagăr de distrugere, dar ei oferă o idee despre amploarea genocidului nazist. Se observă că cel mai mare număr de morți la Mauthausen, cu o marjă mare de eroare, erau ruși și polonezi. Acest lucru a fost în general adevărat și la scară mai mare. Alături de evrei și țigani, rușii și polonezi erau considerați a fi cea mai joasă formă de viață și au fost tratați în consecință. Kaltenbrunner a jucat un rol major în încercarea naziștilor de a curăța Europa de evrei. Bineînțeles, a lucrat în principal la latura practică a acestui angajament. Ocazional însă, el s-a implicat și în aspectul teoretic al antisemitismului. De exemplu, el trebuia să fi fost delegat la o conferință antisemită care trebuia să aibă loc la Cracovia la mijlocul anului 1944. Din păcate pentru el nu a plecat niciodată din cauza înaintării rapide a Armatei Roșii, care a făcut Cracovia nesigură și congresul a trebuit să fie anulat. La mijlocul lui aprilie 1945, cu 3 săptămâni înainte de încheierea războiului, Himmler l-a numit pe Kaltenbrunner comandant șef al forțelor germane rămase în sudul Europei. Hitler și-a făcut una dintre ultimele sale apariții pe 20 aprilie 1945 în afara bunkerului său din Berlin, unde a acordat medalii băieților din tineretul Hitler pentru curajul lor. Kaltenbrunner a fost printre cei prezenți, dar și-a dat seama că sfârșitul era aproape, atunci el a fugit din Berlin. La 5 mai 1945, Eichmann l-a găsit pe Kaltenbrunner, care locuia într-o vilă de vară lângă Altauzii. Când Eichmann l-a găsit, Kaltenbrunner se juca solitaire și bea coniac. Kaltenbrunner l-a întrebat pe Eichmann ce plănuiește să facă acum când totul se prăbușea. Acesta din urmă a răspuns că intenționează să se retragă în munți și să lupte mai departe. Kaltenbrunner, care încă juca solitaire, a spus că asta sună ca o idee bună pentru Eichmann. Acesta din urmă s-a ridicat apoi să plece. Când a ieșit pe ușă și a auzit vechiul prieten, toate sunt prostii, jocul s-a terminat. A fost ultima dată când s-au văzut. La 12 mai 1945, Kaltenbrunner a fost prins împreună cu ajutantul său și doi paznici SS într-o cabină îndepărtată din munți lângă Altauzii de o echipă de căutători inițiată de Divizia 80-a de Infanterie, Armata a 3-a SUA. La procesele de la Nuremberg, Kaltenbrunner a fost acuzat de conspirație pentru a comite crime împotriva păcii, crime de război și crime împotriva umanității. Datorită domeniilor în care și-a exercitat responsabilitatea ca general SS și ca șef al biroului de securitate al Reichului, a fost achitat de crime împotriva păcii, dar tras la răspundere pentru crime de război și crime împotriva umanității. În fazele inițiale ale proceselor de la Nuremberg, Kaltenbrunner a lipsit din cauza a două episoade de hemoragie care au necesitat câteva săptămâni de timp de recuperare.
După ce starea sa de sănătate s-a îmbunătățit, tribunalul i-a respins cererea de grațiere. Când a fost eliberat dintr-un spital militar, a pledat nevinovat de acuzațiile aduse împotriva sa. Kaltenbrunner a spus că toate decretele și documentele legale care purtau semnătura lui au fost ștampilate și depuse de ajutantul său. El a mai spus că șeful Gestapo, Heinrich Müller, i-a aplicat ilegal semnătura pe numeroase documente în cauză. La 30 septembrie 1946, Tribunalul Militar Internațional l-a găsit pe Kaltenbrunner nevinovat de crime împotriva păcii, dar vinovat de crime de război și crime împotriva umanității, capetele 3 și 4. La 1 octombrie 1946, tribunalul l-a condamnat la moarte prin spânzurare. Kaltenbrunner a fost executat la 16 octombrie 1946, în jurul orei 1 și un sfert dimineața la Nuremberg. Trupul său, la fel ca cel al celorlalți 9 bărbați executați și cel al lui Hermann Göring, care s-a sinucis în ziua precedentă, a fost incinerat la cimitirul de est din München, iar cenușa a fost împrăștiată într-un afluent al râului Isa. Fost ofițer imperial al armatei germane în primul război mondial, lider nazist și comandantul batalioanelor de asalt, așa numitele cămăși brune, Ernst Röhm s-a născut pe 28 noiembrie 1887 în Munich, capitala regatului Bavariei. Încă din copilărie, dorința sa cea mai mare a fost să devină soldat. Se poate spune că era în sângele său, dar singura sa relație cu mediul militar a fost unchiul său, Sigmund, care a servit în războiul franco-prusac din 1870. Ceilalți strămoși ai lui au fost în mare parte funcționari în serviciul regal, iar tatăl său a fost funcționar de cale ferată. Pe mama sa o descrie ca fiind cea mai bună soție și cea mai bună mamă din lume. Era copilul ei cel mai mic și îl iubea cel mai mult. Fratele său a servit pe câmpul de luptă timp de 4 ani și a terminat războiul ca ofițer. Sora sa s-a căsătorit și s-a stabilit în Austria, dar au rămas nedespărțiți. A urmat liceul regal Maximilian, dar nu era interesat de lectură, așa că a decis să urmeze o carieră militară. La 23 iulie 1906 s-a alăturat regimentului 10 de infanterie Prinț Ludwig din Bavaria în calitate de cadet în orașul de garnizoană Ingolstadt. Când a izbucnit războiul în august 1914, Röhm era adjutant al batalionului 1 al regimentului König, care a mărșăluit spre Römili, lângă Metz, pentru a asigura protecția frontierei și a căilor ferate. În timpul bătăliei de la Lorraine, Röhm a fost rănit pentru prima dată, lovit în față de un fragment de obuz, în timp ce dormea în aer liber, pierzându-și partea superioară a nasului. În aprilie 1915 a fost promovat locotenent și s-a alăturat din nou batalionului său, fiindu-i dată comanda companiei a 10-a pe 2 iunie 1915. Acesta a fost, din punctul său de vedere, cel mai fericit an din viața sa militară. Pe 23 iunie 1916, la Verdun, compania sa era printre primele care au luat cu asalt tranșeele franceze. În aceea seară a fost împușcat glonțul, trecându-i prin piept aproape de un plămân și ieșind prin umărul său. În timp ce mergea spre a fi pansat, împreună cu două ajutoare, au fost forțați să caute adăpost în timpul unui bombardament. Ceea ce nu știau aceștia este că locul ales drept adăpost era locația unei baterii de artilerie germane. A fost rănit de șrapnel, primind 12 răni severe, în timp ce ajutoarele sale au fost ucise. A reușit însă să ajungă la unul dintre tranșele artileriei, unde a fost însoțit de un ofițer militar. În aceea zi a primit și prima decorație de la Majestatea sa, împăratul german, care i-a acordat crucea de fier clasa 1 pentru devotamentul său remarcabil dovedit față de datorie și vitejie în toate ocaziile de la începutul războiului. Odată ce rănile s-au vindecat în măsura în care putea să meargă, a cerut să fie detașat fiind acceptat la Ministerul de Război în biroul colonelului Kolle. Curând a fost numit adjutant al șefului departamentului armatei, locotenent colonel von Kressenstein. Acesta era unul dintre cei mai capabili oameni din armată, iar departamentul lui a fost cel mai important din cadrul Ministerului de Război. În aprilie 1917 a fost promovat capitan, iar în timpul concediului a fost vizitat de tovarășul său de regiment, majorul Hurau, care a trezit în Röhm dorința de a se întoarce pe front. Deși nu era încă apt pentru a lupta, a încercat totuși pentru un rol în personalul diviziei. Colonelul von Kressenstein a aprobat cererea sa cu o condiție: să găsească un înlocuitor potrivit. La mijlocul lui mai 1917 a fost la Focșani, în România, ca ajutant al personalului diviziei.
Divizia a fost alcătuită din regimentele 26, 27 și 28 infanterie și regimentul 22 de artilerie. Spre sfârșitul anului 1917, Rusia și România negociau un armistițiu, negociatorii ajungând la Focșani, ceea ce a însemnat că divizia lui Rum a fost mutată la Mizil, pregătindu-se pentru frontul de vest. Rum a părăsit România la 17 aprilie 1918 și a continuat să servească în personalul diviziei până la 2 octombrie, când a fost transferat în cadrul personalului Garde Corps, iar după ce numeroși ofițeri s-au îmbolnăvit cu gripă spaniolă, Rum a fost numit al treilea ofițer în cadrul personalului, ceea ce implica colectarea și evaluarea tuturor rapoartelor de pe front. Acum depindea de el să sugereze când ar trebui să zboare patrulele aeriene, unde ar trebui puse baloanele de observație, unde să trimită patrule de cercetare și așa mai departe. A fost o mare bucurie să lucreze cu personalul prusac, deși era atât de copleșit încât abia reușea să doarmă. La mijlocul lunii octombrie 1918, divizia a 12-a de infanterie bavareză a fost retrasă din Flanders și prin urmare a fost nevoit să se întoarcă în cadrul personalului diviziei, unde avea acum rolul de a primi sugestiile și plângerile trupelor, însoțit de asistentul său loial, Beckmann. A suferit și el, la rândul, de gripă spaniolă. La 21 octombrie 1918, Beckmann i-a scris mamei lui Rum: "Dintre toți ofițerii cu această boală, fiul tău trebuie să depășească cel mai mare obstacol. Are o febră destul de mare, iar medicii se tem pentru el. Mai presus de toate, această boală i-a distrus voința. La epuizarea lui fizică se mai adaugă și una psihică." Rum simțea că boala era peste puterea sa de rezistență, iar pe 21 octombrie a fost internat la Spitalul de Campanie 38, apoi transferat la Spitalul Militar din Halle, lângă Bruxelles. Chirurgul divizionar renunțase la el și a spus comandantului său de divizie că nu crede că Rum se mai poate întoarce și ar trebui căutat un înlocuitor. Cu toate acestea a reușit, iar pe 3 noiembrie s-a alăturat din nou personalului diviziei doar pentru a constata că postul său fusese luat. "Am fost întâmpinat", mărturisește Rum, "de parcă m-aș fi întors din mormânt." La foarte scurt timp, boala a recidivat, dar nu a dorit să fie internat din nou, cerând și primind 10 zile de concediu medical la München. În ultima zi de concediu a avut o conversație cu șeful departamentului de personal de la Ministerul de Război, promițându-i că îi se va da un batalion în cadrul bătrânului său regiment la 1 decembrie 1918. În ziua plecării de la minister, pe stradă și în tramvai, oamenii se uitau la el cu uimire. A primit câteva salutări, majoritatea soldaților au aruncat o mână în sus în cele din urmă după ușoare ezitare. Un ofițer în uniformă completă de război era o imagine rară în acele zile la München. Rum l-a căutat pe locotenent colonelul von Sonnenberg, punând la îndoială eșecurile armatei bavareze de a reacționa la amenințarea unei revoluții comuniste. Colonelul a răspuns că revolta i-a luat prin surprindere și că trebuie să-i permită să se dezvolte în liniște și să-și urmeze cursul, asta lăsându-l pe Rum descurajat. Rum a considerat această strategie ca pe o trădare nepatriotică, crezând că comandanții armatei bavareze au arătat, citez, lașitatea lor, lipsa de hotărâre și incapacitatea de a acționa, grăbindu-se să respecte sfatul birocrației civile tremurătoare. Acești comandanți militari, în ochii lui Rum, se predaseră în fața unei gloate răzvrătite, fără a lupta pentru rege și împărat, de fapt ascunzându-se de responsabilitățile lor, și astfel Rum s-a simțit obligat să părăsească Bavaria împreună cu alți oficiali ai armatei în februarie 1919 pentru a se alătura Freikorps, o organizație paramilitară naționalistă de dreapta. În timpul călătoriei, trenul său a fost oprit lângă Dachau deoarece Kurt Eisner, liderul statului popular bavarez, tocmai fusese asasinat la München după ce a pierdut controlul asupra guvernului. Ucigașul său l-a descris ca fiind, citez, un bolșevic și un evreu, nu un german adevărat. Asta ilustrează climatul politic din Germania la sfârșitul Marelui Război, Rum având norocul să ajungă la Odruf, deoarece cât mai multe trupe și ofițeri care intenționau să se alăture Freikorps au fost prinși și arestați. La sosirea sa a raportat majorului von Hurauf, vechiul său comandant de regiment, care i-a spus să-l vadă pe liderul Freikorps, colonelul Franz von Epp. Cu timpul a devenit unul dintre cei mai apropiați asistenți ai acestui curajos ofițer, deținător al distincției Purilor Merit acordată de împărat. Afluxul de voluntari, în special de ofițeri, a crescut substanțial în primele zile ale lunii aprilie. A fost însărcinat cu rolul de aprovizionare și catering.
La început nu aveau nimic. Am tocmit o listă cu nevoile lor în îmbrăcăminte, echipament, arme, cai, vehicule, apoi, cât mai curând posibil, a luat trenul spre Weimar, unde a obținut practic tot ce și-a dorit după lungi discuții cu generalul von Ludwitz, comandantul de acolo. Au început să ajungă la Odruf loturi de arme, echipamente și cai. Începând cu un grup mic la începutul lunii aprilie, au reușit să construiască un batalion puternic în armat, iar până la 10 aprilie aveau 200 de ofițeri și 500 de oameni. Până la 14 aprilie 1919, situația din Bavaria s-a deteriorat atât de dramatic încât ministerul, însărcinat cu apărarea Reichului, a decis să accelereze formarea Freikorps. Trupele Freikorps au fost trimise prin Stuttgart la Ulm, în partea de vest a Bavariei, iar numai două zile mai târziu, pe 24 aprilie 1919, Freikorps au mărșăluit în Ingolstadt. Trupele Freikorps bavareze au reușit să cucerească München pe 2 mai 1919. Rum nu se văzuse niciodată ca o figură politică, dar a înțeles că datorită statutului său de ofițer, el va fi inevitabil împins într-o astfel de poziție. A susținut că autoritățile descurajau ofițerii militari de la activități politice, crezând că se află în afara datoriilor și capacităților acestora. Rum a fost surprins de atitudinea relativă a politică a ofițerilor, mai ales că 94% dintre ofițerii activi fuseseră fie uciși, fie răniți în perioada imperială, crezând că numai această statistică ar trebui să încurajeze o atitudine mai activă din punct de vedere politic. De asemenea, credea că un ofițer poate fi apolitic ca mercenar într-o țară străină în care slujește, dar nu în propria țară. La 24 februarie 1920, la o întâlnire în masă în celebra berărie din München, Hofbräuhaus, Partidul Muncitorilor Germani, condus de Adolf Hitler, a prezentat publicului pentru prima dată cele 25 de puncte ale programului său. Aceasta, în opinia multor istorici, a constituit întemeierea partidului nazist, iar știrile despre eveniment vor împinge partidul sub lumina reflectoarelor. În primăvara anului 1920, Röhm a început să participe la întâlnirile grupului Eisenfaust, ținute în apartamentul capitanului Röhme. Această organizație a avut opinii puternic naționaliste, precum și unele scopuri revoluționare, aici Röhm l-ar fi întâlnit pentru prima dată pe Adolf Hitler. Ca o consecință a tratatului de la Versailles după primul război mondial, Germania a fost demilitarizată în mod semnificativ pentru a preveni un alt război mondial, iar Republica Weimar va lua măsuri suplimentare fiind promulgată legea Reich pentru dezarmarea populației din 1920, care prevedea închisoare timp de 5 ani pentru orice cetățean care ar fi ascuns cu bună știință informații despre depozite secrete de arme. O umilință suplimentară în ochii lui Röhm avea să aibă loc la 21 ianuarie 1921, când armata germană a fost forțată să reducă forța de luptă de la 200.000 la 100.000. Membrii forțelor armate au sperat că guvernul german va refuza, dar furia și frustrarea lor au crescut în momentul în care guvernul a capitulat încă o dată în fața aliaților care au cerut ca depozitele de armament de la Bamberg, München și Ingolstadt să fie distruse. La 29 iulie 1921, după lupte semnificative interne în cadrul partidului, Adolf Hitler a fost ales președinte al noului Partid Național Socialist al Muncitorilor Germani. Röhm, care era deja un aliat și prieten al lui Hitler, a devenit intrigat de batalioanele de asalt ale partidului, cunoscute sub numele de Sturmteilung sau SA. Röhm a fost unul dintre ofițerii care au conspirat pentru a pune mâna pe armele rămase după război, pe care guvernul german a promis că le va distruge, iar conform tratatului de pace, acest lucru ar fi trebuit să se facă. Cu toate acestea, în unele cazuri, aceste arme au fost depozitate pentru a fi utilizate ulterior, iar membrii Freikorps și SA ar fi reușit să pună mâna pe ele. În timp ce guvernul se străduia să unească Reichul, partidul nazist a făcut planuri pentru un meeting de două zile la München, programat inițial pentru 27 și 28 ianuarie 1923. Au circulat zvonuri conform cărora Hitler plănuia să folosească meetingul ca o trambulină pentru o lovitură de stat, iar Bavaria, ca răspuns, a impus reguli stricte asupra meetingului, lăsându-l pe Hitler indignat și cerând dreptul de a organiza meetingul în aer liber pentru a asigura un număr cât mai mare de participanți și o fanfară cât mai mare. Amenințările lui Hitler de a folosi forța au determinat Bavaria să declare stare de urgență, dar Hitler avea să găsească sprijinul de care avea nevoie
chiar în forțele armate. Pe măsură ce tot mai multe trupe guvernamentale se adunau lângă Hitler, provocând o neliniște tot mai mare în cadrul guvernului bavarez, Hitler i-a asigurat că tot ceea ce voia era un meeting pașnic, așa că după întâlnirea cu numeroși oficiali, meetingul a fost în cele din urmă aprobat. Röhm, împreună cu mulți alți naționaliști, au văzut reacția guvernului la amenințările din exterior, precum cele din Franța și Belgia, blânde în comparație cu tratamentul față de propriile grupuri interne de dreapta. Cu toate acestea, grupuri precum SA au fost văzute frecvent agresând grupuri rivale pe străzi, chiar și invadând spațiile partidelor politice rivale, folosindu-se de intimidare și violență în numele partidului nazist. Totuși, Hitler a negat vehement că astfel de lucruri se întâmplă, dând vina pe evrei bogați pentru că vehiculează minciuni. La 8 noiembrie 1923, Gustav von K., comisarul de stat al Bavariei, conducea o întâlnire a oficiarilor la sala Bürgerbräukeller cu aproape 3.000 de oameni prezenți când Hitler și forțele sale paramilitare au înconjurat berăria, iar la 20:45 au luat cu asalt clădirea. Pentru a căpăta atenția mulțimii în confuzia creată, Hitler a sărit pe un scaun și trăgând un foc în aer a proclamat prompt dizolvarea guvernului și înființarea unei republici naționaliste. În decurs de o oră, partidul nazist a anunțat componența noului guvern bavarez, precum și a guvernului naționalist german provizoriu, luându-l pe Karl în custodie. Röhm a fost însărcinat să transmită știrile despre lovitura de stat ministerului de război, iar când ordinul acestuia de a accepta noul guvern a fost respins, fiindu-i refuzată și intrarea, a decis să folosească forța. Hitler a sosit la ora 23 pentru a-l saluta și felicita pe Röhm, dar totuși o atmosferă de neliniște încă predomina, deoarece era încă o întrebare deschisă dacă guvernul și forțele sale militare vor accepta sau se vor opune loviturii de stat. Ulterior, în timp ce Röhm era încă la Ministerul de Război, a auzit informații cum că forțele armate și poliția de stat sunt pe drum pentru a-l alunga. Röhm și-a pregătit ofițerii să apere ministerul, dând ordine stricte să nu se tragă asupra forțelor armate, afirmând că sunt naționaliste și mai devreme sau mai târziu vor sta umăr la umăr cu noi în lupta pentru eliberare. După îndelungate negocieri au sosit termenii de predare care au fost predarea tuturor armelor, poliției de stat și pe Röhm în custodia statului. Lipsit de orice alternativă, Röhm a acceptat termenii predării, iar în timp ce Röhm era arestat, Hitler era împușcat în timp ce conducea un marș la München, dar a fost dus departe înainte de a fi capturat. Pe 12 noiembrie, Röhm a fost adus la audieri și transferat două zile mai târziu la închisoare pentru a-și aștepta procesul. Puciul eșuase. La 26 februarie 1924, Hitler, Röhm și ceilalți colaboratori au fost aduși în judecată, toți fiind condamnați, dar Röhm a fost eliberat condiționat și, prin urmare, nu a executat închisoare în urma procesului. Hitler și alții au fost încarcerați, dar nimeni nu și-a ispășit pedeapsa integral. Alegerile parlamentare din 4 mai 1924 au adus rezultate uimitoare, deoarece partidul nazist a câștigat 32 de locuri, dintre care unul a fost luat de Röhm și, în timpul mandatului, a susținut proiecte de lege referitoare la drepturile și condițiile soldaților de pe front, tratamentul prizonierilor de război, dar niciunul dintre cele două proiecte nu va fi dezbătut, întrucât au fost marginalizați de majoritatea deputaților. Această experiență l-a făcut să se întrebe dacă parlamentele ar putea vreodată să funcționeze corect, întărindu-și viziunea asupra armatei ca braț ideal pentru stabilirea voinței naționale a poporului. După eliberarea lui Hitler din închisoare, el a refondat partidul în ciuda faptului că a fost interzis și a oferit comanda SA lui Röhm, acesta din urmă refuzând să accepte postul dacă nu îi sunt îndeplinite anumite condiții. În timp ce puțini dintre colegii săi ar fi încercat să impună condiții lui Hitler, Röhm a descris relația sa cu Hitler ca pe o prietenie sinceră și a fost observat frecvent vorbind cu el atât deschis cât și informal. La 26 aprilie 1925, Röhm i-a prezentat lui Hitler un memorandum stipulând condițiile sale de acceptare a conducerii SA, care sunt următoarele. Röhm ar fi singurul comandant al Frontbahnului, organizația creată pentru a înlocui SA, care fusese interzisă după eșuarea puciului. Frontbahn ar rămâne o organizație independentă în cadrul mișcării, li se interzice implicarea în treburile de partid și nu pot primi ordine directe de la liderii politici și, în sfârșit, Frontbahnul ar accepta doar directive de la autoritățile de stat,
și de la armata Reichului dacă erau considerate necesare pentru protecția patriei. Aceste condiții au evidențiat în mod clar orientarea politicii lui Röhm, care erau credința în puterea cetățeanului soldat care și-ar putea exercita în mod violent voința politică fără a fi subordonat de politicieni și credința în armată ca instrument ideal al naționalismului. Hitler nu a fost de acord cu propunerea lui Röhm, vrând ca Frontbahn să funcționeze cu partidul nazist, astfel Röhm a refuzat oferta lui Hitler și a demisionat din funcție. După ce a demisionat, Röhm s-a mutat în Bolivia, unde a servit în calitate de consilier militar pentru armata boliviană. Un lucru despre viața personală a lui Röhm, tot mai discutat în acea perioadă, a fost orientarea lui sexuală, deoarece Ernst Röhm și-a petrecut practic întreaga viață de adult ca un om deschis gay, un fapt care uneori îi deranja pe cei familiarizați cu opiniile tradiționaliste ale partidului nazist, cu care a fost atât de profund implicat de la început. În urma unei revolte eșuate din cadrul partidului condusă de Walter Stennes, Hitler l-a chemat pe Röhm în Germania pentru a conduce SA în condiții ceva mai îngăduitoare. Când Röhm s-a întors, a găsit SA într-o dezorganizare totală și cu greu putea fi o unitate competitivă. Primul său ordin a fost să se înființeze noi grupuri sub comanda unui lider SA care răspundea numai lui Hitler și lui Röhm. SA sub conducerea lui Röhm a explodat într-o organizație puternică care a rivalizat cu dimensiunea forțelor armate. Principalele activități ale SA au implicat amenințări, intimidare, atacuri și lupte de stradă cu comuniști, rivali politici, evrei și alții pe care naziștii au perceput ca opuși cauzei naționaliste. SS, o mică subsecțiune a SA, a format o rivalitate intensă cu organizația sa mamă și în calitate de lider al SS, Heinrich Himmler căuta o modalitate de a se elibera de sub jurisdicția SA. SS preluase rolul important de a proteja oficialii naziști de vârf, în timp ce membrii SA erau priviți ca niște bătăuși de stradă. SS erau fanatici devotați lui Hitler, iar acest devotament i-au făcut gărzi de corp perfecte, devenind rapid o organizație de elită în cadrul partidului nazist. Când naziștii și-au asumat puterea de plină în 1933, Röhm a fost numit ministru fără portofoliu, precum și Reichsleiter, a doua cea mai înaltă funcție politică din partidul nazist. În această poziție, Röhm a făcut mișcări politice majore, încercând să includă SA în cadrul forțelor armate, dar Hitler s-a simțit amenințat de această propunere, deoarece dădea impresia că Röhm s-ar pregăti să răstoarne guvernul. Nu numai că l-a amenințat pe Hitler, ci a amenințat pe toți cei din structura militară existentă, care probabil erau nesiguri în legătură cu popularitatea lui Röhm în rândul SA. Röhm a vrut să facă din forțele armate o organizație de instruire pentru SA, dar și-a făcut dușmani și în încercarea de a reduce tensiunea, Röhm a încercat să facă un compromis, afirmând că doar câtorva mii de oameni din SA le-ar fi permis să intre în forțele armate, dar propunerea lui a fost respinsă definitiv. Mulți membri ai SA au simțit că, după ascensiunea naziștilor la putere, Hitler nu făcuse suficient pentru a-i recompensa pentru serviciul lor. Ei sperau la schimbări sociale radicale care să le ridice poziția, dar nu s-a întâmplat nimic de acest fel. Membrii SA erau relativ săraci și proveneau de obicei din clasa muncitoare, spre deosebire de SS, unul dintre motivele pentru care rivalitatea dintre SA și SS va deveni din ce în ce mai dură. Sub conducerea lui Röhm, SA a creat unele dintre primele lagăre de concentrare pentru deținuții politici și alți indezirabili din perspectiva partidului nazist. Introducerea taberelor a marcat apogeul puterii lui Röhm, dar acest lucru i-a nemulțumit pe Himmler și Göring, așa că SS și-a deschis propriile lagăre pentru a rivaliza cu SA în 1933 și nu a trecut mult până când Himmler a câștigat cu succes controlul lagărelor de concentrare ale SA. Hitler avea atât frică cât și dispreț pentru puterea pe care SA o putea exercita și dorea să-i reducă influența, dar Röhm a rezistat puternic, reușind în schimb să extindă puterea SA-ului, conducând la speculații cu privire la o potențială lovitură de stat. Hitler a lucrat subtil împotriva lui Röhm și cu președintele Paul von Hindenburg în pragul morții a încercat să obțină sprijinul armatei prin promisiunea de a reduce influența lui Röhm. A urmat o luptă politică pentru putere, Himmler, Göring, ministrul propagandei Joseph Goebbels și Röhm luptând cu toții pentru control. Atât Himmler cât și Göring l-au disprețuit pe Röhm pentru homosexualitatea lui deschisă, precum și toleranța sa față de aceasta.
Hitler însuși a știut întotdeauna despre homosexualitatea lui Rum și se pare că a închis ochii datorită sprijinului lui Rum pentru mișcarea național-socialistă, dar și prietenia lor ar fi putut juca de asemenea un rol, deoarece Rum era singurul oficial nazist căruia i s-a permis vreodată să se adreseze lui Hitler ca Adolf sau Adi în loc de Mein Führer. Ca urmare a urii lui Himmler și Göring față de Rum, Göring i-a transferat controlul Gestapo-ului lui Himmler pe 20 aprilie 1934. Acest lucru a fost făcut pentru a contracara influența lui Rum și odată cu creșterea tensiunii în Germania datorită cerințelor lui Rum, Hitler a fost amenințat de președinte, care a avertizat că, dacă nu va acționa pentru a-l opri pe Rum, ar declara legea marțială permițând armatei să preia controlul. Probabil că în acest moment Hitler și-a dat seama că trebuie să scape de SA. În pregătirea epurării politice au fost fabricate documente să sugereze că Rum a primit plată din Franța pentru a răsturna guvernul nazist. Ofițerilor de frunte a SS li s-au arătat documentele falsificate la 24 iunie 1934, implicându-l pe Rum și pe SA într-un plan de răsturnare a guvernului și așadar cu intenția de a trage conducerea SA într-o capcană. Hitler a cerut o întâlnire cu ei la 30 iunie 1934. Hitler împreună cu oficialii SS au dat buzna în hotelul Hanselbauer și l-au arestat pe Rum împreună cu alți oficiali de rang înalt a SA. Hitler avea să facă un spectacol public din raidul la hotel pretinzând trădarea și degradarea morală a ofițerilor drept cauza arestării în masă, iar Rum și alți lideri SA fiind acuzați că plănuiesc o lovitură de stat, precum și participarea la activități sexuale ofensatoare din punct de vedere cultural pentru politica partidului nazist. Majoritatea celor arestați în acea dimineață au fost executați imediat. Totuși, din motive necunoscute, Rum a fost pur și simplu închis în timpul unei runde inițiale de arestări. Hitler ar fi putut ezita să-l execute pe Rum din cauza prieteniei lor, dar la 1 iulie 1934, la 2 zile după începerea epurării, în cele din urmă a dat ordinul, iar oficialii SS au intrat în celula lui Rum, i-au dat un pistol și i-au spus că are 10 minute să se sinucidă sau îl vor împușca ei. Rum a replicat, dacă trebuie să fiu ucis, lasă-l pe Adolf să o facă. Câteva minute mai târziu, nefiind auzite împușcături, oficialii SS au reintrat în celulă pentru a-l găsi pe Rum în picioare, așa că și-au ridicat pistoalele și au tras mai multe cartușe în acesta, ucigându-l. Noaptea cuțitelor lungi, așa cum va fi cunoscută de istorie, va fi sfârșitul lui Ernst Rum și al altor aproximativ 100 până la 200 de persoane, membrii SA, precum și alți rivali politici ai puterii lui Hitler. Odată cu moartea lui Rum, Himmler a câștigat autonomia pe care a căutat-o cu SS-ul, iar Göring a reușit în sfârșit să scape de un rival. În încercarea de a-l șterge pe Rum din istoria partidului, naziștii au distrus toate copiile cunoscute ale filmului de propagandă Victoria Credinței în care apăruse Rum. Rum a jucat un rol esențial în ascensiunea lui Hitler, precum și în crearea lagărelor de concentrare pe care SS-ul le-a perfecționat în mod sumbru. După moartea lui Rum, SA va intra în obscuritate, în schimb SS și Gestapo îi vor prelua locul, fiind instrumentele terorii în timpul domniei lui Adolf Hitler. Fost ofițer al armatei Germanei, cel mai bine cunoscut pentru rolul său în participarea și organizarea complotului din 20 iulie 1944 de a-l asasina pe Adolf Hitler, Klaus von Stauffenberg. Klaus von Stauffenberg s-a născut la 15 noiembrie 1907 în castelul familiei Stauffenberg, cunoscut sub numele de Castelul Yetnan, în regiunea bavariană a Imperiului Germaniei. Tatălui Klaus a fost Alfred von Stauffenberg, care s-a născut la 27 septembrie 1860 într-o familie catolică care a fost una dintre cele mai distinse familii aristocratice din Bavaria. Alfred a avut onoarea de a fi ultimul Obraufmarschall al regatului Württemberg, ceea ce însemna că a acționat ca șef al administrației instanțelor germane și așadar a supravegheat toate recepțiile regale și vizitele de stat. A fost de asemenea implicat în afaceri externe și a supravegheat casa regală. Aceasta a fost o treabă importantă și așa ar fi exercitat o mare influență în cadrul nobilimii. Klaus a mai avut 3 frați, dar unul dintre ei, fratele său German, Conrad Maria, a murit la 16 noiembrie 1907
la o zi după ce s-a născut. Klaus a fost al treilea copil născut în familie, având doi frați gemeni mai mari, Bertolt și Alexander, care s-au născut la 15 martie 1905 la Stuttgart. Klaus a urmat o școală privată și era dornic să concureze cu frații săi la nivel academic, fiind deosebit de interesat de literatură, dar și de pian și vioară, practicându-le pe ambele. În timp ce Bertolt și Klaus erau amândoi elevi de top în clasele lor, Alexander îi putea pune cu ușurință pe Bertolt și Klaus în umbră când era vorba de poezie, deoarece era singurul dintre frați cu adevărat talentat în această privință. Copilăria celor trei frați a fost profund afectată de Primul Război Mondial și, deși mama lor scria frecvent despre ororile războiului, copiii aveau însă o viziune alternativă, fiind foarte entuziasmați. Lucru exemplificat de un incident în care Klaus a alergat la mama sa plângând, spunând că frații săi au spus că în 10 ani vor putea intra în război, dar el va fi lăsat în urmă. Toți cei trei frați erau foarte nerăbdători să slujească țara. Spre sfârșitul războiului, regele Wilhelm al II-lea s-a confruntat cu demonstrații în masă împotriva domniei sale, fiind obligat să abdice la 9 noiembrie 1918. În aceea zi, o gloată a pătruns în palatul regal, tatălui Klaus și alți câțiva membri ai personalului, împiedicând gloata să ajungă la rege. Familia Stauffenberg a fost cufundată în tulburări datorită legăturilor strânse cu familia regală. Într-adevăr, contesa von Stauffenberg i-a vizitat pe rege și pe regină în dimineața de după răscoală, fiind emoționată să-l vadă pe rege cu lacrimi în ochi, devastat de faptul că 800 de ani de domnie regală s-au încheiat. El s-a simțit atunci trădat, deoarece credea că oamenii se bucurau de un guvern liberal și accesibil, cum ar fi atunci când își plimba câinii fără o escortă regală, lucru pentru care era faimos. În urma revoltei din noiembrie, se vorbea despre o contrarevoluție odată cu sosirea gărzilor albe din Ulm și Ludwigsburg, dar nu s-a întâmplat nimic, așa că pe 11 noiembrie 1918 Germania a acceptat armistițiul, punând capăt oficial Marelui Război. Tânărul Stauffenberg a fost devastat de capitularea Germaniei și de înlăturarea regelui Wilhelm al II-lea de la putere, refuzând să-și sărbătorească ziua de naștere, numind-o cea mai tristă zi de naștere din viața lui. În 1926, Klaus se va alătura regimentului 17 Cavalerie, situat în Bamberg, Bavaria, iar la scurt timp după aceea, un proprietar de pământ prusac și clasicist, Albrecht von Blumenthal, i-a introdus pe cei trei frați în cercul celebrului poet Stefan Gheorghe, a cărui lucrare influentă, Das Neue Reich sau Noul Imperiu, a fost publicată în 1928. Cartea a fost văzută ca o inspirație pentru partidul nazist, deși nu intenționase să fie așa, fiind interzisă în Germania ocupată după al doilea război mondial. Stefan a dedicat această lucrare lui Bertolt, iar volumul includea poezia Geheimes Deutschland sau Germania secretă, care fusese scrisă în 1922. Cariera militară a lui Stauffenberg progresa frumos în acest moment, așa că până în 1930 a fost numit locotenent. În ziua 23-a de naștere, 15 noiembrie 1930, Klaus von Stauffenberg a cerut o căsătorie pe baroneasa Nina von Lernfeld. Nina a acceptat propunerea lui Klaus și, deși erau logodiți, aceștia nu au făcut publică logodna, deoarece, în conformitate cu regulile forțelor armate, un soldat nu se putea căsători decât cu excepția cazului în care avea 27 de ani sau îndeplinise 8 ani de serviciu. Cu toate acestea, i s-a permis mai devreme, iar cuplul s-a căsătorit pe 26 septembrie 1933. El a purtat o ținută militară alături de casca sa Stahlhelm germană, spunând: „Să ne căsătorim este datoria noastră.” După nunta, au călătorit cu trenul până la Roma și au vizitat expoziții care glorificau primii 10 ani la puterea lui Mussolini, dar și multe biserici și muzee în Verona, Ostia și Florența. Popularitatea partidului nazist era în creștere în 1930, după ce scăzuse drastic în 1928, așa că la 30 ianuarie 1933, Hindenburg a confirmat că Adolf Hitler este noul cancelar al Germaniei. În timpul alegerilor prezidențiale din Germania din 1932, Klaus și-a exprimat sprijinul pentru Hitler, susținând ideea că binele comunității trebuie să fie înaintea binelui individual. Stauffenberg a fost îndrăgostit de adorația lui Hitler față de forțele armate și a fost de acord cu o parte din ideologia rasei și a naționalismului, a susținut colonizarea Poloniei și a făcut unele remarci extremiste față de evreii polonezi, dar în cele din urmă Stauffenberg a continuat să rămână un catolic devotat
votat și nu se alătură niciodată partidului nazist. Cu toate acestea, noaptea cuțitelor lungi din 30 iunie 1934 a fost un eveniment care l-a dezgustat pe Stauffenberg și a început să-și schimbe punctul de vedere cu privire la partidul nazist. Eliminarea aproximativ 200 de lideri a SA, inclusiv Ernst Röhm, l-a făcut pe Stauffenberg să simtă că nu există dreptate, dar în ciuda acestui sentiment a remarcat că epurarea a lămurit în sfârșit lucrurile. În timpul anului 1934, regimentele de cavalerie germană au fost convertite în mod constant în unități mecanizate și până în luna iulie acelui an, regimentul 17 cavalerie fusese convertit, iar Stauffenberg, care avea suficiente cunoștințe pentru a servi ca ofițer de pregătire, a fost numit ca atare la 1 octombrie 1934. Stauffenberg a intrat la Academia de Război din Berlin la 6 octombrie 1936. Timpul petrecut la Academia dovedi că era competent în tactică și avea o judecată bună și clară, dar uneori era judecat ca fiind prea optimist și superficial. O mare parte din primul său an la Academia de Război l-a petrecut învățând despre diferitele campanii ale lui Filip al Macedoniei, fiului său Alexandru cel Mare și Napoleon, iar în al doilea an, studenții au fost învățați cum să conducă corpurile de armată, studiind de altfel strategie, geografie, demografie, climă, cultură, politică și economie, pentru că era important ca elevii să cunoască modul în care aceste lucruri pot afecta tactica. Stauffenberg a aflat despre capabilitățile de fabricare a oțelului ale Statelor Unite, care ar putea produce de 4 ori mai mult decât ar putea Germania, asta impresionându-l extrem de mult. S-a familiarizat de asemenea cu politica britanică și americană și datorită muncii sale grele a fost promovat capitan la 1 ianuarie 1937. L-a întâlnit pe capitanul american Albert Wedmeyer în acest timp, când cooperarea militară între națiuni era încă comună, cei doi evitând să vorbească despre politica germană, dar reticența lui Stauffenberg l-a făcut pe capitan să bănuiască faptul că acesta era sceptic față de național-socialism, dar în același timp cu ai săi camarași, Stauffenberg vorbea la nesfârșit despre asta. În vara anului 1938, Hitler a amenințat cu războiul împotriva Cehoslovaciei pentru maltratarea germanilor sudeți, care erau populația vorbitoare de limbă germană din Boemia, o fostă parte a Imperiului Austriac. Acest conflict a atras atenția internațională și prim-ministrul britanic Neville Chamberlain a încercat treptat o încorporare a sudetelor în Reichul nazist. Pe măsură ce tensiunile au crescut, Marea Britanie și-a mobilizat marina, Franța a început să-și pregătească forța de rezervă, dar Hitler a acceptat înțelegerea internațională, întârziind declanșarea războiului. Stauffenberg a servit timp de 10 zile la Gopinan în iulie 1938, înainte de a trece la unitatea aeriană din Gießen timp de numai o săptămână. Detașările militare regulate fiind normale pentru noi membri ai statului major general. Regimentul lui Stauffenberg s-a mutat în regiunea Sudetelor, divizia poziționându-se pentru atac, dar cu toate acestea, acordul de la München a redus probabilitatea de război și potrivit lui Stauffenberg și celorlalți membri ai statului major general, aproape a făcut armata numai mult decât o forță de ocupație pentru protejarea frontierelor, consolidarea soldaților sudeți și mutarea refugiaților. Criza sudetelor a născut prima conspirație împotriva lui Hitler, de care Stauffenberg auzise. A aflat despre complot de la vicepreședintele poliției din Berlin, care a fost de asemenea implicat. Au existat planuri de răsturnare a lui Hitler în cazul în care acesta ar ataca Cehoslovacia, așa cum mulți ofițeri militari superiori credeau că acest lucru ar duce la război cu Franța, care, la rândul său, ar aduce Marea Britanie și America în conflict. În timp ce Stauffenberg auzise de complot, el s-a distanțat de acesta, considerând că responsabilitatea politică ar trebui să revină conducerii desemnate. Al doilea eveniment care l-a tulburat pe Stauffenberg în legătură cu regimul lui Hitler a avut loc în noiembrie 1938. Pe parcursul a două zile, bătăuși și naziști au trecut la o serie de crime și distrugeri îndreptate împotriva evreilor din țară, care a devenit cunoscută sub numele de Noaptea de Cristal. Pentru Stauffenberg, Noaptea de Cristal a fost o pată pe onoarea Germaniei. Când Hitler a luat Sudetele, el a promis că va fi ultima cerere teritorială din Europa, totuși, la 15 martie 1939, trupele germane au invadat Praga și restul Cehiei și numai 7 zile mai târziu, pe 22 martie, forțele germane s-au deplasat pentru a ocupa portul Klaipeda din Lituania.
Stauffenberg era de părere că Hitler trădase încrederea poporului german prin încercarea unei expansiuni teritoriale și mai mari împotriva vecinilor săi. Marea Britanie a garantat independența Poloniei pe 31 martie, cu toate acestea, această garanție, precum și alte reacții internaționale, nu au făcut nimic pentru a descuraja agresiunea lui Hitler. Aspirațiile lui Hitler au continuat să crească, iar pe 23 august, Germania nazistă și Uniunea Sovietică au semnat un pact de neagresiune, numit Pactul Ribbentrop-Molotov, convenind ca Germania nazistă și Uniunea Sovietică să împartă Polonia în două, doar că la 1 septembrie 1939, Germania nazistă a invadat Polonia. Stauffenberg nu a luat parte la primul asalt, singurele unități care au trecut în Polonia au fost Batalionul 6 Artilerie și Brigada de Pușcași. Ulterior, pe 3 septembrie, Marea Britanie și Franța au declarat război Germaniei, mulți dintre ofițerii de diviziune au fost uimiți de veste. Stauffenberg credea că singura speranță pentru Germania ar fi un război de anduranță, ceea ce ar obliga pe aliați să facă apel la pace. Până la 15 septembrie, divizia lui Stauffenberg se alătura forțelor Wehrmachtului care înconjura Varșovia și după ce Polonia capitula la 6 octombrie 1939, Stauffenberg a cerut o colonizare sistematică a Poloniei, considerând că terenul agricol s-ar dovedi a fi extrem de valoros către economia germană. Stauffenberg a luat parte de asemenea la invazia Franței, iar la 31 mai 1940 a fost decorat cu crucea de fier clasa 1 pentru rolul său în bătălie. Ulterior fiind transferat oficial din divizie în statul major al armatei. Acest nou post i-a fost dat în semn de recunoaștere a priceperii sale și așa, în urma experienței sale pe frontul de vest, Stauffenberg și-a exprimat punctul de vedere cum că vehiculele lungi și mari de transport pentru aprovizionare au fost nepotrivite la noul stil de război. În schimb, aceste convoaie mari ar trebui transformate în convoaie mai mici care erau mai manevrabile. Războiul era acum într-un impas, deoarece Hitler intervenise în bătălia de la Dunkirk, care le-a permis britanicilor să salveze cu succes peste 300.000 de militari. Pentru Stauffenberg aceasta a fost o gafă majoră și a simțit dispreț față de Hitler pentru acest eșec. Dar în ciuda eșecului, în ochii lui Stauffenberg, timpul petrecut la cartierul general al statului major i-a schimbat de asemenea punctul de vedere asupra lui Hitler și simțea că Führerul l-a inspirat să gândească creativ. În acest timp însă, Hitler ordona execuțiile în masă ale evreilor polonezi, intelectualilor și bolnavilor psihici, acest lucru fiind foarte bine cunoscut de membrii înaltului comandament al armatei, dar Stauffenberg a fost mai preocupat de operațiunile militare mai degrabă decât de exterminarea celor pe care naziștii au considerat indezirabili. La 22 iunie 1941, forțele germane au început operațiunea Barbarossa, invadarea Uniunii Sovietice, iar mulți dintre cei din statul major al ofițerilor superiori erau confidenți în capacitatea lor de a învinge rapid trupele sovietice. Cu toate acestea, Blitzkriegul german era ineficient datorită întinderii vaste de pământ din Uniunea Sovietică, precum și calitatea mai slabă a drumurilor în comparație cu restul Europei, împreună cu șinele de cale ferată cu ecartament mai larg, ceea ce a dus la alte probleme legate de transportul de mărfuri. În ciuda acestor provocări, Stauffenberg credea că războiul din Rusia ar putea fi încă câștigat, crezând acest lucru chiar mai mult când Hitler a preluat controlul asupra poziției de comandant șef la 19 decembrie 1941. Acest lucru a fost văzut ca un cadou pentru armată. În primăvara anului 1942, Stauffenberg încă mai avea încredere în Hitler și credea că dacă era înconjurat de consilieri competenți, războiul putea fi încă câștigat. Dar, în același timp, Stauffenberg și-a exprimat opinia că era vital ca ceilalți ofițeri să țină sub control deciziile militare nesăbuite ale lui Hitler, în cele din urmă ajungând la concluzia că există o singură soluție, și anume să-l omoare. Singurul mod în care acest lucru ar funcționa ar fi în cazul în care o persoană competentă ar putea prelua controlul asupra guvernului în locul lui Hitler, de asemenea ar trebui să împiedice pe oficialii partidului nazi să preia controlul și așa, treptat, mai mulți membri ai statului major general ar veni pentru a discuta despre zdruncinarea structurii de comandă.
Pentru Stauffenberg, Hitler a devenit un adversar demn de atenția sa. Ineficiența lanțurilor de aprovizionare ale armatei a fost unul dintre motivele urii crescânde a lui Stauffenberg față de Hitler. Cu toate acestea, în luna mai a anului 1942, el a fost de asemenea informat despre uciderea în masă evreilor într-un sat ucrainean de către soldații SS. Se pare că evreii au fost scoși într-un câmp și forțați să șape propria groapă comună înainte de a fi executați de SS. Aceste rapoarte au acționat pentru a consolida și mai mult dorința lui Stauffenberg de a-l înlătura pe Hitler de la putere. La 3 februarie 1943, Stauffenberg a primit ordin de a se alătura divizia a 10-a Panzer din Tunisia în calitate de ofițer superior de stat major. În săptămânile care au urmat, conspiratorii anti-Hitler așteptau cu disperare cel mai bun moment pentru o lovitură de stat, dar le-a lipsit un lider. La 7 aprilie 1943, Stauffenberg era implicat în direcționarea trupelor, conducând de la unitate la alta, dirijându-le mișcarea. În apropiere de Mezuna, a fost prins într-un atac de vânătoare ale unor bombardiere inamice, alegându-se cu multiple răni grave. Stauffenberg a petrecut 3 luni într-un spital din München, unde a fost tratat de Ferdinand Zauberuch, care a reușit să-i salveze viața. Stauffenberg și-a pierdut ochiul stâng, mâna dreaptă și 2 degete de la mâna stângă. El a remarcat în glumă prietenilor că nu a știut niciodată ce să facă cu atâtea degete când încă le avea pe toate. A primit insigna de rană în aur pe 14 aprilie și pentru curajul său crucea germană în aur pe 8 mai. Stauffenberg nu a fost un soldat care s-ar fi mulțumit cu munca de birou solicitând o nouă poziție pe teren înainte de a-și reveni complet. Atitudinea era tipică ofițerilor epocii, refuzând să accepte rănile ca fiind suficiente pentru a-l ține departe de front și în timpul recuperării s-a recomandat să preia funcția de șef de stat major în cadrul biroului general armatei, fiind o mare onoare pentru Stauffenberg. La 9 august 1943 a mers la München pentru intervenții chirurgicale, unde urma să primească o mână falsă, dar, din păcate, un fragment de jrapnel a provocat complicații și operația a trebuit amânată pentru 4 săptămâni, dar i-a fost montat în schimb un ochi de sticlă. Grupuri de conspiratori care plănuiau o lovitură de stat existau încă din 1938. Primii lideri care au complotat împotriva lui Hitler au fost Hans Oster, șeful serviciului de informații militare, fostul șef al marelui stat major generalul Ludwig Beck și feldmareșalul Erwin von Witzleben. În 1938 și 1939 au fost concepute planuri pentru răsturnarea de la puterea lui Hitler pentru a se împiedica declanșarea unui nou război mondial. Totuși, planurile au fost abandonate din cauza nehotăririi generalilor, dar și din cauza incapacității până în 1939 a puterilor occidentale de a se opune agresiunii lui Hitler. Acest grup de rezistență militară și-a amânat planurile după ce Führerul a câștigat o popularitate imensă ca urmare a succesului neașteptat din bătălia Franței. Totuși, la mijlocul anului 1943, soarta războiului avea să se schimbe decisiv în defavoarea Germaniei, așa că s-a ajuns la concluzia că numai asasinarea lui Hitler ar fi putut deschide drumul către formarea unui guvern acceptabil pentru aliații occidentali, guvern care să încerce să obțină o pace separată cu occidentalii pentru a împiedica Uniunea Sovietică să invadeze Germania și a opri o eventuală vărsare de sânge. Începând cu anul 1942, Stauffenberg, alături de alți ofițeri ai armatei Germaniei, au ajuns la concluzia că Hitler conducea Germania către dezastru și că din acest motiv dictatorul trebuia înlăturat de la putere. După dezastrul din bătălia de la Stalingrad, Stauffenberg a ajuns la concluzia că asasinarea lui Hitler era cel mai mic rău moral. În august 1943, Stauffenberg a aranjat să se întâlnească cu Henning von Treskow pentru a discuta despre punerea în aplicare a planului Valkyrie. Ei au început să elaboreze o schiță a noului guvern care urma să preia conducerea imediat după lovitura de stat. Generalul Ludwig Beck avea să devină șeful statului, Karl Friedrich Gödel urmând să devină noul cancelar al Germaniei, Henning von Treskow urma să preia controlul asupra tuturor serviciilor de securitate germane, inclusiv Gestapo. Generalul Hupna va deveni șeful Ministerului de Război, iar Stauffenberg însuși va ocupa funcția de secretar de stat. Singurul ministru din guvernul lui Hitler pe care complotiștii intenționau să-l păstreze dacă era de acord a fost ministrul armamentului Albert Speer. Sub conducerea sa, producția de armament a crescut în ciuda campaniilor devastatoare de bombardament britanic și american.
american. Exista totuși o problemă majoră, pentru că nici von Treschow, nici alți conspiratori nu aveau acces efectiv la Führer. Dar în iulie 1944, Stauffenberg a fost numit șeful statului major al generalului Fromm la sediul armatei de rezervă din centrul Berlinului. Această poziție îi permitea să participe la conferințele militare ale lui Hitler. Stauffenberg era astfel în măsură să atenteze la viața dictatorului cu ajutorul unei bombe sau unui pistol. Între timp, de partea lor a fost adus un nou aliat important, generalul Karl Heinrich von Stupnagel, comandantul militar al trupelor de ocupație din Franța, care urma să preia controlul Parisului după asasinarea lui Hitler și să negocieze cu forțele aliate un armistițiu imediat. Complotul era gata de a fi declanșat. La începutul lui iulie, Stauffenberg a participat purtând o bombă în geantă la două conferințe ale lui Hitler. Atentatul a fost amânat pentru că Himmler nu a fost prezent, deoarece s-a considerat că nu numai Hitler, dar și Himmler și Göring ar fi trebuit să moară pentru ca operațiunea Valkyrie să aibă șanse de reușită. La ora 10 a zilei de 20 iulie, Stauffenberg a zburat la cartierul general de Rastenburg ca să participe la nouă conferință militară cu Hitler. Din nou, Stauffenberg avea o bombă în geantă. De menționat că, în ciuda mâniei lui Hitler pentru securitate, ofițerii care se prezentau la conferințele militare nu erau supuși vreunei percheziții. Stauffenberg nu a venit singur, ci însoțit de ajutantul său Werner von Heften. Stauffenberg a luat micul dejun, după care s-a îndreptat spre biroul lui Wilhelm Keitel în pregătirea prezentării pentru Führer. Aici a fost înștiințat că locul conferinței a fost schimbat. Nu mai avea loc în buncă ca de obicei, ci într-o clădire din lemn din apropiere. Keitel a primit mai apoi vestea că ora conferinței a fost schimbată pentru 12:30, având în vedere vizita lui Mussolini. El a decis că ar trebui să ajungă în sala de conferințe cât mai curând posibil. Stauffenberg s-a scuzat că trebuie să schimbe cămașa, dar în realitate avea să pregătească cele două bombe. Von Heften tocmai terminase de activa prima bombă, dar a doua eșuase. Keitel era nerăbdător și a spus lui Stauffenberg să se grăbească. A rămas fără timp, așa că o bombă trebuia să fie suficientă. Stauffenberg știa că trebuie să se apropie cât mai mult de Hitler, așa că a cerut să stea cât mai aproape de acesta, deoarece nu aude foarte bine. Von Freund i-a cerut unuia dintre ofițeri să renunțe la locul său din apropierea lui Hitler din cauza presupusei pierderea auzului a lui Stauffenberg cauzată de rănile pe care le-a suferit. Stauffenberg a pus servieta cu explozibilul pe partea stângă a unui suport de masă din lemn în fața lui Hitler. S-a scuzat mai apoi că trebuie să dea un telefon și a părăsit întâlnirea. În momentul în care a părăsit clădirea, ofițerul de mai devreme s-a întors la locul său și a lovit servieta lui Stauffenberg. Drept urmare, s-a plecat și a mutat servieta în cealaltă parte a mesei. Stauffenberg a terminat cu vorbirea telefonică și s-a alăturat lui Freund și Heften când explozia s-a produs în colibă. El a fost sigur că Hitler a fost ucis în explozie și s-a grăbit să plece cu Heften pentru a ajunge la aeroport. În drum spre aeroport, von Heften și-a deschis servieta și a aruncat a doua bombă în pădure. Au decolat la 1:15, iar în același timp circula un zvon cum că Hitler era încă în viață, doar ușor rănit. Deși o întrerupere a comunicațiilor a fost în vigoare, vestea complotului eșuat ajunsese până la urechile generalului Albrecht Metz, așa că acesta a decis să nu lanseze operațiunea până când Stauffenberg nu va raporta personal moartea Führerului. Când Stauffenberg a aterizat la Berlin, a constatat că nimic nu se întâmplase. Au fost irosite ore prețioase în care conspiratorii avuseseră elementul surpriză. Comandantul șef Fromm a refuzat să activeze planul Valkyrie pentru că tocmai vorbise cu Keitel, care îi spusese că Führerul este în viață. Stauffenberg a crezut că văzuse cadavrul lui Hitler cu proprii lui ochi și că vestea era doar un truc. Neliniștit și vrând să se spele pe mâini de toată afacerea, Fromm a ordonat ca toți conspiratorii să fie arestați, dar Stauffenberg l-a arestat pe el în schimb. Până la ora 18, Stauffenberg era disperat și spera la un miracol, deoarece a luptat din greu pentru a obține sprijin pentru lovitura de stat.
prin consolidarea ideii că Hitler a murit și că partidul nazist a fost responsabil pentru asta, el a reușit să obțină controlul asupra anumitor clădiri guvernamentale, cum ar fi sediul SS, cartierele guvernamentale, dar mulți ofițeri au abandonat complotul sau pur și simplu au ignorat ordinele, lăsând alte clădiri cheie de neatins. Alte probleme au apărut când unitățile au primit ordinele Valkyrie pentru că nu aveau specialiștii necesari pentru roluri importante, cum ar fi telecomunicațiile, și astfel nu erau siguri dacă au oprit complet transmisiile. Era în jurul orei 18 când știrea că Hitler era încă în viață a izbucnit pentru publicul larg și, în ciuda acestui anunț, Stauffenberg spera că greutatea loviturii de stat îl va putea înlătura de la conducere fără a fi nevoie să moară. Cu toate acestea, nu a fost suficient și ordinele au fost trimise pentru a-l aresta pe Stauffenberg. În jurul orei 20 au avut loc niște împușcături între conspiratori, iar Stauffenberg s-a ales cu un glonț în umărul stâng. În cele din urmă au realizat că lovitura de stat a eșuat și s-au predat. Fromm a convocat un scurt proces și pe tot parcursul acestuia s-a referit la Stauffenberg ca acel colonel al cărui nume nu l-ar menționa. Fromm i-a condamnat la moarte pe cei care au participat la complot pentru a-și acoperi implicarea în lovitura de stat. În primele ore ale zilei de 21 iulie 1944, Stauffenberg, Metz, Albright și Hefton au fost conduși cu toții în curtea cartierului general al armatei, unde se afla o grămadă mare de nisip. Stauffenberg a fost al treilea care a fost executat, deoarece când plutonul de execuție era pe cale să tragă, Hefton a sărit în fața acestuia lung gloanțele destinate pentru el. Ultimele cuvinte ale lui Stauffenberg ar fi fost "Trăiască Germania sacră", deși unii spun că au auzit "Trăiască Germania secretă". În orice caz, oricare dintre aceste cuvinte ar fi fost corecte, ele au fost menite să inspire pe cei rămași în rezistență împotriva lui Hitler. După execuții, Fromm s-a dus la Goebbels pentru a-și revendica meritul pentru suprimarea loviturii de stat, la care Goebbels a spus doar "Te-ai grăbit în naibii de a-ți duce dușmanii sub pământ". În dimineața zilei de 22 iulie 1944, Fromm a fost arestat de oficialii naziști și închis pentru a aștepta procesul. Era clar pentru ei că acțiunile sale imediat după prăbușirea loviturii de stat erau probabil o încercare de a-și folosi autoritatea pentru a reduce la tăcere ofițerii aflați direct sub comanda sa, care l-ar fi putut implica în complot chiar și pentru închiderea ochilor la activitățile care au condus la tentativa de asasinare a lui Hitler. Fromm a fost exclus din armata germană la 14 septembrie 1944. A fost condamnat la moarte și considerat nedemn pentru serviciul militar de către Tribunalul Poporului la 7 martie 1945. În săptămânile care au urmat, Gestapo a arestat aproape pe oricine ar fi avut cea mai mică legătură cu atentatul din 20 iulie. Descoperirea unor scrisori și jurnale ale ofițerilor implicați au dezvăluit poliției secrete și existența complotărilor din 38, 39 și 43, ceea ce a dus la o nouă serie de arestări. Himmler a proclamat o nouă lege prin care toate rudele complotiștilor au fost arestate. Mulți au ales să se sinucidă, iar lui Erwin Rommel, care fusese acuzat că, deși știa de complot, nu i-a raportat nimic lui Hitler, i s-a dat de ales între sinuciderea cu cianură și procesul intentat la Tribunalul Poporului. Dacă ar fi ales să se sinucidă, familia nu ar fi fost victima represariilor lui Hitler. Dacă ar fi ales să fie judecat, nu ar fi avut nicio șansă de scăpare, iar familia lui ar fi fost executată odată cu el. Printre cei executați se numără și fratele colonelului Stauffenberg, Bert Lott, care a fost sugrumat și resuscitat de mai multe ori în urma condamnării sale, întregul eveniment fiind filmat, astfel încât Hitler să-l poată viziona în timpul liber. Totuși, un alt rezultat al tentativei loviturii de stat a fost că restul lumii a realizat că nu toți germanii erau loiali cauzei naziste și nu erau de acord cu exterminarea poporului evreu, printre multe altele. Hitler credea că supraviețuirea ar fi fost un moment divin al istoriei și a ordonat înființarea unei noi decorații pe care a acordat-o tuturor celor care s-au aflat în sala de conferințe în momentul atentatului. Asta a fost tot, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați like și să vă abonați, iar dacă vă place acest videoclip să-l împărtășiți și cu prietenii voștri, pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să continui. Până data viitoare, eu m-am dus, la revedere!